astăzi, în acest episod, veți vedea întreaga poveste din Grand City, sezonul 13, cu Darusel 2012, Tatăl Strict, fana nebună Alice 2012 și ziua acesteia de naștere. Vreau să scrieți în comentarii care este partea voastră preferată din clip, iar în următorul sezon o să aveți parte de multe surprize noi, cum ar fi două personaje noi. Nu vă mai zic prea multe, like, subscribe, follow pe Instagram la rafaelg.tg, iar acum, vizionare plăcută! Astăzi este o zi specială, este Valentine's Day, 14 februarie și chiar sunt curios ce o să facă Darusel astăzi, pentru că știu, Darusel, tu chiar sărbătorești și vă ce faci, mă, că vorbeam de tine și uite fix în fața mea apar, ce faci? Mua, Rafael, mua! E, bă, ce mi-ai dat? Darusel, nu, stai puțin, cum adică, Darusel, ești nesimțit, cum adică, dar tu ce faci așa, cu cine te pregătești, cu cine te întâlnești tu, Darusel, dar nu mai da, mă, mine, mă, ce tot faci? E, pe fiantele, bă, Rafael, pe mine mă cheamă Darusel de Arisler, fiantele, bă, Rafael, face foarte amuzant ești tu, Darusele. Hai, mă, du-te, mă, de aici. Adică, pe bune, mă, și ce? Zi, pe bune, de ce te-ai îmbrăcat așa, pentru ce ocazie? Ce vrei să faci tu azi? Că nu te înțeleg. Pentru Valentine's Day, ești prost? Păi și ce faci azi? Unde te duci? De ce te-ai îmbrăcat așa? Te-ai îmbrăcat așa la mișto sau ce? Nu, pe fiantele, merg la Valentine, merg la Dan Romeo, merg cu Mara, cu Alice, îmi fac două gagici, gagicile mele, tu stai și pe perna. Mamă, Darusele, cred că ai stat vreo 7 ore să te gândești la gluma asta, să faci și tu, să încerci să faci o glumă bună și nici asta nu ți-a ieșit, adică, pe bune, și tu ești tu cu Mara și cu Alice, mă, Darusele, pe ce treabă are, Darusele, tu, asta e ziua îndrăgostiților, nu e da altceva, cum adică? E și ce, mani, hai bă, frate, că te-am lăsat, pa! Bine, Darusele, bine, ok, deci dacă Darusele a zis că vrea să iasă cu Mara, ce trebuie să avem noi astăzi de făcut? Ei bine, trebuie să ne costumăm, să vedem dacă pleacă, ok, deci vedem că a plecat, bă, ce fa... uitați-vă cum merge el cu mașina, bă, doamne, nu știe ce, mă, ce face, mă, la... bă, da, s-a dus la Alice, unde s-a dus, mă, dai, stai puțin, mă, da, Alice e acasă, în primul rând, că nici nu știu, adică n-am vorbit cu Alice deloc, chiar să mă duc acolo să vedem dacă o fi acasă, să vedem ce face Darusel, că adică eu nu cred că e acasă, nu cred, că n-am mai auzit nimic de ea, știu că parcă vorbea acolo, poate iese, că știți că a zis ea că are un gagic pe Alex, mă, zicea, nu știu ce, așa, adică bine, nu ne zicea, nu, zicea așa, pe ascundat, vedem că Darusel a venit fix aici. Alice, unde ești, Alice? Bă, ce cauți aici, Darusele? Știi că Alice nu e acasă, nu? Stai, Alice, ce faci, Alice? Vorbește-mi mai calm, Darusele, vino aici, bă, nu mai pleca așa, Darusele, vorbește cu mine, ce fugi așa, Darusele, dacă eu vorbesc cu tine, tu de ce fugi de mine și să nu te aud? Mie nu-mi pasă, eu caut pe Alice, pa! Păi dacă nu e acasă, Darusele, Alice are și ea pe cineva cu care a ieșit, ce, crezi că vii acasă? Bă, bine, bă, pa! Da, ok, deci nu te înțelegi cu Darusele, adică, pa, bune, așa cum... Mă, ce, sau ce la bunică sau, wow, acum este cu bunică sau la Valentine's Day, am înțeles. Bă, dar știți care este faza? Adică Darusel a zis că iese cu Mara, dar nici măcar n-a vorbit, că practic Mara sunt eu care o să mă costumez acum. El nici măcar n-a vorbit cu Mara, adică nu înțeleg, am telefonul aici, n-a sunat, n-a făcut absolut nimic, adică pe bune, dar în fine. Ok, vedem că ne-a dat Darusel 3 de-astea cu bani, bă, și le-a aruncat el așa că se credea șmecher și de fapt a ajuns la mine, dar Darusel a uitat de ele, foarte bine, m-am făcut și cu niște bani în plus, mamă, frumoasă ziua asta, ar mai trebui să mai fie sincer, să mă mai fac și eu cu niște bani în plus de la Darusel, dar da, hai să ne costumăm acum în Mara și după aceea să vedem, să mergem la diner, să vedem că așa a zis Darusel. Mă, de unde suntem ăla? Mă, ce fac? De la telefon. Alo, da, cine e? Mara, ce faci, Mara, Mara, ce faci, Mara, te bub, ce faci? Dar Darusel, ce faci, mă? Pe fiantele, bă, deci... De ce râzi? Că vreau ca tu să vii la diner, la mine acasă, că vreau să arunc ceva, ok? Unde să vin, la diner sau la tine acasă, că n-am înțeles? La bunica mea! Bă, Darusel, mai faci mă mișto, de ce să... Mă, Darusel, hai că am treabă, hai, lasă-mă, zi odată, că nu pot să stau la telefon atât de mult timp. Ok, fiantele, vreau ca tu să vii la casa mea, că am o surpriză pentru tine, am o surpriză pentru tine. La casa ta sau la diner? Bă, Darusel, zi unde, că tu ai zis la diner pe mare, acum zici la casa, unde odată, zi odată, unde, cum adică?
strică la tine acasă. Pe ce facem? La diner, hai că te pup, pa! Ok, deci cred că ați zis la diner, bă, dar să la vedem că am și închis telefonul și toate astea, hai să ne costumăm acum, că dar nu cu dar să nu te înțelege, adică dacă venea aici era mare problemă, că eu ar fi trebuit să ies direct de aici și ar fi fost cam nașpa, că ar fi pus în semne de întrebare și ar fi dat seama, pentru că știți că am folosit și că este chestia aceea cu inteligența artificială și știa că practic eu m-am costumat atunci și că am folosit chestia artificială ca să pot să am vocea de mare, cum ar veni, că știți că dacă Alice n-am mai putut să mai facem altcumva, pentru că Alice practic m-a abandonat și încă mai a fost, că Alice a plecat atunci când am făcut noi farsa aia, dar mă rog, hai să ne schimbăm acum și să mergem la diner să vedem ce are Tarusel astăzi de pregătit, chiar sunt curios în ziua aceasta specială. Bun, gata, ne-am costumat foarte, foarte frumos, uitați-vă aici, Mara se duce fix la diner să vedem ce are Tarusel astăzi pregătit, chiar sunt foarte curios și hai să mergem, mergem pe aici, tip, să sperăm că nu e prin partea asta, să sperăm că e la diner, ca să nu fie Tarusel sau mă, dar ce cu toate chestiile astea, mă, câte chestii a făcut Tarusel de ies aici, numai inimioară așa, prin aer, uitați-vă și pe aici și prin toate locurile, mă, frate, nu înțeleg ce a făcut Tarusel, dar în fine, hai să mergem la diner să vedem, chiar sunt curios dacă Tarusel a decorat dinerul, chiar sunt sigur, curios, sunt foarte, foarte curios, să vedem ce a făcut, mă, ce mă, cu mașina asta, uitați-vă cum se parchează, wow, mașina fixă în asta, așa, opa, mamă, uitați-vă cum a decorat Tarusel, bă, deci chiar a decorat aici, uitați-vă cât de frumos că e aici diner și toate chestiile astea, mă, frate, dar pe interior a făcut ceva, ia să vedem, mergem pe aici, să mergem foarte ușor, să nu ne dea Tarusel, să nu ne vadă, ia să vorbim. Tarusel, am venit, ești aici? Tarusel. Bă, ăsta nu cred că e aici, mă, frate, ne face troll, adică, pe bune, uitați-vă la el. Nu, pe bune, ultima șansă, deci dacă pot chiar unde fi mă ăsta, deci nu, dacă mă duc prin partea asta, nu-l fă, mă, frate, pe aici, ia, deci nu e pe aici, nu e prin partea asta, pe unde fi? Așa, bă, așa, bine, Izzy a scăpat de la baie. Mara, ce faci, Mara, a fost ăla că pe la baie. A, Tarusel, crezi că m-ai păcălit, că mi-ai zis să vin aici și tot de fapt nu erai, că așa mi-ai făcut la telefon, mi-ai zis trei locații diferite, am crezut că faci mișto de mine. Bă, dar ce cauți așa îmbrăcat, Tarusel, ce cauți așa? Fii antenă, astăzi este Valentine's Day. Iau-te asta pentru tine, pentru tine. Mulțumesc. Ai, mi-ai pus. Bărca, băi, cât mi-ai dat? Ce aici? Mamă, cât mi-ai dat? Tarusel, ce se întâmplă? Ce e cu toate lucrurile astea, Tarusel? Ce mi-ai dat? Mă, Tarusel, ce așa ce? Mamă, cât de tare, Tarusel, mulțumesc foarte mult. Dar pentru ce, Tarusel? De ce mi-ai dat așa ceva tocmai mie? Pentru că este Valentine's Day. Păi da, și dacă e Valentine's Day, ce înseamnă asta? Adică asta, ce înseamnă? Că nu știu. Este ziua îndrăgostiților, adică dai la o femeie care ți-i îți place și na, ești prietenă, îi dai cadou și o faci să săptămână, uite, ia. A, dacă ești prietenă, cum ar fi, că tu ești fata, să înțeleg, dacă ai zis, dacă ești prietenă cu cineva, uite, dar de ce dai mine, bă, ești nesimțit, dar așa, și ce fac, ia să luăm loc aici să mâncăm burgeri ăștia, bă, dar da, dar cum adică, de ce mi-ai dat mie, bă, dar să tu n-ai gacici, dar e tare, dar să mă, ce cauți, mă, bă, omule, nu, gata, hai că am plecat, pa, lasă-mă în pace. Mă, gata, termină, hai să mâncăm asta, mulțumesc, mamă, cât de tare, Tarusel, mersi, și aici, ciocolată, ce asta, ia să vedem. Tarusel, mi-e vrea ciocolată, ce mi-e, Tarusel, mi-e, tontul, deci tu îmi dai ciocolată și tot ofer, nu? Nu, iau. Păi, dar de ce te pui aici, mereu, mă, gata, ia să vedem să gustăm și asta din asta, și asta, mamă, cât de tare, am viteză, iată, de ce s-ar așa, Tarusel, ciocolată fermecată. Ce mi-a ciocolată fermecată? Tarusel, de ce mi-ai dat așa ceva fără să știu? De ce nu mi-ai spus, Tarusel? Cum adică? Da, deci eu nu știam, fie antena, am cumpărat-o. Am avut vrăjitoarea mea care vorbesc eu și mi-am dat puteri. Mamă, ce frumos ăsta. A, mulțumesc, că asta vreau să zic și eu, Tarusel. Dar de ce mi-ai dat mie toate astea? Tu n-ai bapă altcineva să te duci, Tarusel? Cum adică? Noi suntem prieteni, nu suntem altceva? Nu, nu sunt cel mai bun prieten. Păi da, și asta nu se dă un... Că nu e ziua prieteniei, Tarusel, astăzi. E ziua Valentine's, adică de îndrăgost. Știți, din astea, nu e de prieteni. Nu contează! Yeah! Acum, fiante, acum vreau să facem party! Yeah, fiante! Bumții! Ok, foarte tare. Ok, gata, am plecat aici. Ce facem, Tarusel? Bă, doamne, ce înseamnă mă asta? Uitați-vă cum și-a decorat toate lucrurile astea aici, cât de mișto arată totul, frate, da, pe bune. Mă, dar ce tot facem, mă, Tarusel? Hai să... Ia să plec acasă, bine? Hai, pa! Ok, stai, mara, stai! Doamne, tu te dai aici, Tarusel, ești prea nesimțit. Hai că mă deja mă enervez, pe bune, gata, pa! Tarusel, atât a fost, de asta m-ai chemat tu, atât, altceva, nu mai nimic, gata! Hopa sus, de repede, mare, hopa sus! Gata, ce se întâmplă acum, Tarusel, atât, bă, dar, doamne, Tarusel, tu nu știi să conduci, păi, vai de capul tău, bă, copilă, tu nu știi să mergi cu mașina, mă, 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 mă,
și așa, cum ce facem? Doar să că nu te înțeleg. Adică, mamă, lasă-mă în pace, hai, pleacă. Bă, Doamne, cât de enervant e copilul ăsta. Dar să termină, gata, omule, ce tot vei, unde mă duci pe aici? Ce faci? Urcă, fii atent, vreau ca Iust să se arăt ceva. Ce vrei? Deci fii atent, să mergem pe stradă asta, fii atent. Eu știu că așa, uite, concert. Hai, uite, dă-i, e din bumții. Deci fii atent, Mara, eu atât am adus, te-am adus la un concert foarte șmecher, făcut doar de Valentine's Day. Dar ce e aici, doar în seara? Adică, uite, ne întâmpi omul ăsta, bună seara, pe și intrăm aici înăuntru, dar să... Mamă, câtă tare e aici de curat, câte chestii pe aici, wow, câtă tare! Și aici, mamă, și cu... Salut! Salut! Difiantă de Mara! Eu te-am adus la restauratul Le Valentine, le Dei! Difiantă, nu avem aici, avem doi etaje, avem da, nu-i fi așa entuziasmat, dar să-l vorbește și mai normal, nu-l țipa acolo, doar să-l ce ești așa entuziasmat? Că poate, Difiantă, îl avem pe Dani Toboșaru, îl avem pe Cicu pianistul, îl avem pe Mișa și pe Adi chitaristul! Dă-i Adi! Da, a, wow, foarte normal te compuls. Doamne, mă, și enervează asta pe bune, doamne. Da, foarte, mamă, cât de tare e, ce și pe el în partea asta, dar wow, ia vină încoace, ia vină, să stăm, unde stăm, dar să-l vrei să stăm aici, să stăm acolo jos la concert la ăla? Fii antenă, vreau prima oară să stăm aici, să ne comandăm ceva, sexy burger, pizza. Bă, dar să deja am mâncat, adică, nu, aici, nu știu, cred că e cu mâncare, dar să cred că e cu băutură, cu din astea, tu mâncare la tot, la mâncare, se gândă. Păi da, fii antenă, bă, șeful, dă comanda, fii antenă, șeful, eu vreau niște pâine, vreau niște supă și prost, vreau... Bă, bune, uitați pe unde s-o duce mă ăsta. Bă, dar să el, dar să el. Ce vrei? Deci, mă, prostule, păi ești așa de prost, dar să el. Aici să ia comanda, tu unde te duci acolo? Cu cine vorbești? Cu pereții? Cu cine vorbești? O să lua tu strici, asta la mare cu fiatele. Deci, eu vreau un suc și niște supă, mersi. Ok, acum s-o beau pregătit supa, eu zic să nu... Nu te-a înțeles nimeni, dar să el. Ok, bună ziua, dorim și noi ceva de băut, nu de mâncare, că nu ne e foame, am mâncat. Bă, dar să-l gata, omule, nu mâncăm. Ok, ia pizza banii, hai. Ia apă, ia suc, ia ceva, dar să-l... Așa, da, bravo, așa, ce mi-am dai? Așa, gata, ia, opa, bă, ce-mi dai? Bă, dar să-l... Bă, lasă-mă cu sucul, mănâncă tu, că mie nu-mi e foame, dar să-l gata, omule, dar să-l... Păi supă! Păi mănâncă! Ce mănâncă ca supă! Fala ca supă, că-i bună! Mă, dar să rești cam prost, papă, bune, adică ce fac? Așa, și stăm și aici foarte frumos, cât de tare! Mă, dar ce mișto e asta, dar sunt unde-i făcut rost de coronița asta, că e super tare, îmi place, cred că aș țin așa mereu. Păi fiante, eu m-am gândit la tine! A, mulțumesc, atâta, păi și am zis de unde ai luat-o, de unde ce ai făcut cu ea acum, adică cum ai luat-o? Păi fiante, am vorbit cu vrăjitoare, am zis că m-am gândit la tine și m-am făcut ceva care arăta ca tine. Păi cum adică vrăjitoare, dar să tu îmi faci vrei și ia asta înapoi, dar să i-am plecat, gata, păi... Nu! Deci, antena, așa cheamă pe prietena mea, o cheamă vrăjitoarea. A, bine, bravo, hai să mergem și vreau să, că deja m-am prins aici. Stai, ia vino. Ce vrei, mă, tarăsele, ce tot vrei să faci? Ce, te duci tu să cânti acum la piață, ce faci aici? Pe mine mă cheamă Dariusel și eu am capul foarte chel și Mara este foarte, foarte șmecheră și eu acum o să cânt. Bă, la mine nu-mi place pianul, să-i strica, mă, du-te, mă, asta, stai, du-te, mă, de aici. Doamne, cât de prost e, Dariusel, adică, bă, bune, uitați-l, deja mă ierea, face că toate astea nu înțeleg, bă, dar asta chiar nu știe să se comporte cu o fată, de fapt nu știe să se comporte cu nimeni, ia mă, că stau aici frumos la concertul ăsta, să admir și eu concertul, mă pun unde să mă pun, ia că mă pun fix în partea asta, stau așa, mă uit la concert, de fapt mă pun și undeva mai aproape, să stăm aici foarte frumos, mă pun și la masa asta, dar bună ziua, vreau să stau și pe aici, să de fapt, hai că stau aici, fix aici la jumătate, mă pun în partea asta, mă ce, dar să cum e aparat aici? Ha, așa, această dedicație este pentru iubita mea, dragă prietenă, Mara 2012, pe mine mă cheamă Darius și Mara e o prietenă, da, și Alice e o fraieră și Rafael e un fraier.
da, și eu când... Hai că am plecat, că deja nu se mai putea să încerc cu Darius. El acolo a s-a dus și seara asta a fost interesant, așa, mă, ce... Mă, s-a spus, asta e Alice? Bă, mulțumesc, mă, de trandafir. Să știi că m-aș mai vedea cu tine așa, dacă... Bă, că ești de treabă, da, ce să zic și eu. Bună, ce faci? Bună, bună, Alice, ce să fac? Uite, am fost, veneam și eu de acolo și să mă duc și eu pe aici, mă plimbam, tu? A, uite, am ieșit și eu de aici, am fost undeva și ia uite ce am primit. Foarte, Ali, de 14 februarie, foarte tare și uite și eu ce am primit și uite și coronița mea de om, îți place? Wow, da, chiar e foarte faină. Dar știi de la cine am primit astea? De la cine? Ia, ghicește, e simplu, adică eu un copil mai prostunac, ghicește. Rafael? Hei, nu, dar Rusel, mi-am zis că e copil prostunac. Da, e același lucru. Așa, ce cauți aici? Ce vrei să faci? Păi mă plimbam și în partea asta voiam că uite s-a făcut seara, am plecat de acolo, nu știu, dar să cred că a rămas, am plecat el acasă, nu știu ce a făcut, sincer, dar eu mă duceam și așa acasă. A, bine, păi dacă vrei poți să te duc până la mine, dacă ți-e mai aproape. Da, dă-mă în partea aia că mi-am uitat ceva pe acolo, pe la diner, pe la Darius, la restaurant și cred că o să merg acolo să-l iau. Dar tu ce ai făcut pe aici? Eu, păi ți-am zis, m-am văzut cu cineva și, na, cam atât, nu prea am făcut mare lucru. A, foarte interesant, foarte, foarte tare, dar ai grijă cu mașina pe unde mergi pe contrasens, prin asta chiar uite, mamă, câte mașini, o mașină abandonată aici, ce se află pe aici? Da, știu, e aglomerație pe aici, nu știu. Da, măcar uite, poți să ieși tu locuri astea, să te duci așa mai repede prin partea, vezi că e poliție, bă, dar mașina asta de poliție rămasă aici pe stradă, nu face nimeni nimic cu ea, ok. Mamă, cât de tare, dar ce vreau să zic, ăla chiar e restaurantul tău aici în spate sau e doar ăla în partea cealaltă? Ambele sunt ale mele, practic, teoretic. Ok, bine, Alice, mulțumesc că m-ai adus până aici, pa, mai vorbim, da, pa, într-o altă zi, pa. Așa, mă, frate, ok, deci am ajuns aici la diner, la Dark Souls, foarte frumos, bine, e bine că am ajuns prin partea asta, am făcut și eu chestia asta ca să-i zic lui Alice cum ar veni, pentru că altfel n-aș mai putea eu să ajung așa mai repede acasă și am zis cu pretextul ăsta că ajungem pe aici, mă duc și eu frumos acasă, dar acum vreau să nu mă vadă și trebuie să ajung repede acasă, nu știu dacă Dark Souls a ajuns acasă, dacă a venit în partea asta, deși nu cred că a ajuns, nu știu, că Dark Souls știu că nu plecase de acolo, dar în fine, mă duc ea. Ia să vedem de ce Alice, unde s-a fi dus Alice, în fine, nu știu unde s-a dus, dar mă duc eu acum acasă, cam atât. Mamă, ce m-am speriat, uite, ok, deci nu pot să mă duc acolo, m-am speriat, am crezut că m-a auzit Alex, am crezut bine că a trecut repede cu viteză pe aici, dar da, cam atât a fost, da, a fost o seară, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii cum vi s-a părut vouă seara aceasta, că eu nu mai am nimic de spus, atât, nu știu, chiar nu știu cum să completez, spuneți-mi voi acolo în comentarii. Bă, frate, ce somn nu mi-e mă dur așa toate chestiile astea. Mă, dar ce se întâmplă, mă, ce că am în casa asta? Mă, unde sunt, mă, aici, mă, să-ți puțin, mă, ce afară este? Bă, ce cu casa asta, mă, frate? Ce cu tabloul ăsta pe perete? Ce cu toate chestiile astea? Și ce este cum, bă, ăsta? Bă, de ce arăta așa? Stați puțin, asta adevărat a mea față. Bă, stați puțin, că nu înțeleg ce se întâmplă aici. Bă, frate, unde mă aflu în primul rând și de ce arăt așa? De ce sunt costumat în halul ăsta? De ce sunt așa? Mă, ce se întâmplă, mă? Ia, mă, ce am pe aici? Sunt haine, sunt chestii, am ceva prin interior, nu mai am nimic, mă, frate, ce și cu locul ăsta, mă, ce e aici, mă? Stai, mă, că trebuie să ies pe afară, mă, sună cineva, pe unde cobor, pe aici, ok, mă, ce e aici, bă, frate, cine sună la ușă, întrebarea mea, bă, ce se întâmplă aici, frate, că nu înțeleg absolut nimic, e cineva, da, nu e nimeni la ușă, wow, bă, frate, nu înțeleg, mă, unde mă aflu aici, ce caut eu aici, dar stați puțin, mă, frate, mă, ce tot e locul acesta, adică dacă mă duc, ia, aici era camera mea, mă, cine e ăsta, bă, ce se întâmplă aici? Alo? Mă, cine e omul ăsta? Bă, de ce seamănă cu un tatăl strict de pe Roblox și la față de ce seamănă cu Darusel 2012? Mă, ce se întâmplă, mă, aici? Este cum să-l trezesc? Bă, alo, trezirea, cine ești, bă, alo, treziște-te! Bă, copile, da, tu ce copil, ce-a Vlăduț, alu, copile, ce faci aici, Vlăduț? Ce copil, ce Vlăduț, nu, stați puțin, dar tu cine ești, eu ce caut aici? Bă, copile, bă, Vlăduț, de mine mă cheamă Curent și eu sunt tatăl tău, bă, copile, bă, da. Cum adică, stai puțin, cum adică ești tatăl meu și cum te cheamă, ce? Curent, bă, copile, dar tu ce caut aici, bă, în camera acum, da, am pisat, tu vrei să vii aici la calculatoare, nu, să te joci furnea cu ăla, nu? Ce? Mă, stai puțin că eu nu înțeleg ce se întâmplă, mă, tu cine ești, mă, tu, că nu te înțeleg, nu, tu, eu nu te cunosc, mă, tu ce faci, mă, acolo, ce mănânci acolo, mă, tu cine ești? E, du-te, mă, de aici, bă, Vlad, du-te de aici. Mă, frate, ce s-a întâmplat, ce tocmai s-a întâmplat și de ce m-a
lasă una din nou aici, bă, eu chiar sunt în jocul strict de pe Roblox cu tatăl strict, mă, ce se întâmplă, mă? Și stai puțin, de ce l-am zis că este tatăl meu și îl cheamă Cornel și eu sunt Vlăduț, așa mă cheamă pe mine? Ok, ok, interesant, pare interesant, dar stai puțin, acum am auzit o informație de la el ca și cum calculatorul meu se află acolo sus. Ia să mă duc, mă, stai să mă duc puțin, ok, de video, mă, deci încă bă, da, urât ăsta, pe bune, ia că mă duc, că mă repede să mă joc aici pe calculator. Mamă, cât mi-e, bă, stai, un calculator, două calculatoare, trei calculatoare și care e al meu? Haide să mă pun la ăsta, că la ăsta cred că nu m-ar vedea dacă ar vine aici. Ia mă să mă duc aici să mă joc, mamă, cât de tare e calculatorul ăsta, mă, frate, să mă joc aici pe el. Mamă, cât de șmecher e totul, bă, frate, ce se întâmplă aici? Mamă, chiar îmi place, să mă joc aici. Ce să mă joc? Să mă joc Fortnite? Hai să mă joc Fortnite, că doar să le știu că îi plăcea Fortnite, să intru să fac ca toate. Mamă, hai, Fullbox, Andrei, hai, doi, hai, mă, vreau plus doi. Tata, nu știam că tu te joci pe calculator, stai puțin, dar de ce avem trei calculatoare? Pentru cine sunt toate astea trei calculatoare? Ei, nu contează, hai, doi, tata, strict, dar vedem că eu, tata, chiar și vechi, puteți să le știu pe calculator, mamă, cât de tare. Cât de fraier ești, tata, cât de fraier, nu știi să te joci nimic, bă, cam slab. Ia du-te, bă, de aici. Mă, ce se întâmplă, mă, bă, iar am murit, mă, ce se întâmplă, bă, aici, bă, frate, dar de ce se întâmplă chestia asta, mă, că nu înțeleg, ia, mă, că mă duc înapoi acum, dacă mă duc înapoi în partea asta la el în camera, ia, mă, să de... Ok, încă doarme aici, deci el doarme și încep. Bă, ia, mă, trezirea, Corneleu, tată, ce cauți, mă, aici, ce cauți aici, de ce dorm, hai să ne șcăm pe calculator. Dar nu, vreau că am treabă, bă, stai, dai, bă, ești afară, bă, fiantele, eu plec, că mă duc la muncă, hai, pa. Ok, mă, deci stai, ce la muncă, hai că mă duc și eu să mă joc pe calculator, stai și foarte neștit, aici, mă pun, hai că de data asta mă pun pe calculator, asta pare mai interesant și poți și eu să țip, să urlu aici, fără să deranjez pe nimeni, nu o să vină tatăl meu după mine, hai, mă, să mă joc aici, deci mă joc, stai și să mă joc, mă joc, hai, mă, că intru pe Fortnite, ia, mă, hai, mă, dă-i acolo, repede, hai, mă, vino, repede, hai, dă-i, uite, în stânga, 10-11, hai, mă, frate, bă, dar mă, hai, că nu, doamne, ce mă enervați cu jocurile astea, bă, frate, nu înțeleg care e faza cu ele, nu știți deloc să vă jucați, hai, mă, lăsați-mă în pace, pe bune, gata, că nu mai suport, acum nu mai suport absolut deloc, adică, pe bune, ce înseamnă asta, frate? Bă, dar nu, bă, frate, că mă duc înapoi pe calculator, că nu se mai poate, n-am ce să fac altceva, adică, pe bune, hai, mă, să-l încerc și pe ăsta, cum o fi, ia, mă, pun aici, bă, dar pun și tai, că vezi scaunul ăsta fix aici, în stânga, bă, de tot, bă, nu-l suport, bă, tata, nu zici că pleci la muncă? Nu zici că pleci la muncă? Bă, mă, cum pleci de la baie, frate? Bă, da, la baie, măcar nu pot să merg, că ce stai? Bă, nu fii antre pentru asta! Pentru ce? Ce s-a întâmplat, bă, nu am înțeles nimic, mă, dar pentru ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat, mă? Doamne, trebuie să mă duc acum din nou de la capăt să reiau totul, am înțeles, am lăsat ușa deschisă aici. Ok, tata, mă, vă că încă doarme. Tata, teneci, ce faci, teneci, mănânci în somn, ce faci aici, mănânci în pat, așa, dintr-o dată, ce se întâmplă cu tine? Nu știu, copile, bă, noapte, copile, noapte, bă. Băi, da, e noapte, mă, dă să mă joc pe calculator, pa, să mă joc pe calculator, ia stai aici. Bă, tată, dar stai puțin, tată, stai puțin, că nu te aud, bă, nu mă țip așa, mă, tată, ce mi-ai făcut aici, mi-ai pus calculatorul fix aici, adică, pe bune, scaunul ăsta, uite-te unde e calculatorul și unde e scaunul, așa, pe bune, nu știi să pui tu scaunul ăsta unde trebuie? Nu contează, copile, hai, du, bă, și mai ia-te tu și culcă-te. Ah, ok, mamă, deci, frate, aici chiar este foarte nașpa cu tata, ăsta e cam ciudat, hai să mergem în partea asta, ia mă să mai explorăm casa asta, mamă, aici cânt la pian, frate, mamă, cât de tare, da, merge și pianul ăsta, mă, ce mă cu pianul ăsta, e stricat, mă, nu, că trebuie să mă duc la tatăl meu să-i zică de treaba asta, că, bune, ce să... Tata, vine puțin că e stricat pianul, nu știu ce are, nu merge, s-a stricat pianul, adică am vrut și să mă pun aici să... Dar de ce nu merge? Ce ai făcut? Bă, copile, asta e masă, nu pian. Cum adică e masă? E pian, stai toată ziua, cum adică e masă? Îți mai pe și joc de mine, tata, aia, pe bune? Bă, e masă, prostule, vino! Ce să fii, mă? Ce să vin? Ce să fac, mă? Ce să fac, mă? Bă, doamne, nu te înțeleg, mă, tata, ce se întâmplă? Ce e aici? Ce e locul ăsta? Ce se întâmplă aici? Fiantină, hai, ce că fiantină, eu vreau să zic ceva, la, să facem cina. Ce cină, tată, e dimineață, ce cină? Ei, nu contează, fiantină, ia și tu un burger așa frumos, deci fiantină, fiul meu, vreau să zic că tu ești adoptat. Ce? Cum adică sunt adoptat? Da, îmi pare rău, dar ești adoptat. Ah, ok, am înțeles exact ce s-a întâmplat aici, dar să facem alt ending. Mă, care-i faza, mă, cu asta? Ce se mai află în partea asta? Hai să mă duc. A, pe aici nu mai e nimic, deci partea asta care nu merge pianul acesta. Avem aici un birou, cred că aici e biroul tatălui meu. Hai să mergem în partea asta să vedem ce se mai află și prin partea asta. Aici e o cameră așa mai mică, nu știu pentru cine e camera asta. Pare așa o cameră de fată. Dacă mai mergem în partea asta, e partea asta. Și acum mai să mergem jos. Mă, ce se află jos în casa asta? Chiar sunt curios, mă, dar ce se aude, mă, ce tu s-au
uite mă pe acolo, poți să-ți mă frate, cred că vine tatăl meu după mine, stai puțin că... Ok, stai puțin că mă duc, mă pun în aici, ca și cum că stau la masă, stau să mănânc și eu aici, frumos, așa, foarte frumos. Ce faci copile, unde fii antele, eu vreau să dau un burger, dar am plecat la muncă. Ok, tată, mulțumesc. Băi, într-un fel, nu știu, e cam ciudat tot ăsta, dar vedem că se comportă cât de cât ok. Adică mi-a dat mâncare, mi-a tot... Hai că mă pun și mă uit aici la un serial, mă uit foarte frumos pe televizor. Mamă, cât de tare e locul ăsta de jos, mă frate. Hai că mă pun mai pe ăsta, să fiu mai aproape de serial. Aici pot să mă uit liniștit, tatăl meu nu-mi ce să-mi fac temere, nu-mi ce să fac... Vă stăm la acum, da, nu-ți faci ce, ia vino cu mine, ia vino cu mine, băi, urutule de Simpsonule, băi, hai, mai rapide, mai rapide, acum! Cum ajuns, mă, tata, mă, ce, cum adică, ce, Cornel, ce se întâmplă? Bă, mi-e nici tata, nu Cornel, ai înțeles, vreau dulț? Bine, 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 tata, bine, Cornel, bine, Cornel, hai, hai, și acum, ce trebuie să fac, ce trebuie să fac, că n-am înțeles. Temele, hai, fost temele! Ce teme, că eu sunt la școală. Aaa, ok, fianțină, vă, îți dau 3 secunde să faci temele, ia o carte și fost temele. Mă, ce teme, Cornel, dacă n-am nicio temă, cum adică ce te-o? Mă pun aici și ce scriu aici? Ce scriu? Scriu aici Cornel nota 3. Gata, mi-am făcut tema. Cornel nota 3. Gata, asta e tema, nu? A, nota 3, absolutul. Dau 3 secunde să fugi. 1. Gata, de ce? Gata, gata, tata, că mă duc la mine în cameră. Gata, tata, lasă-mă pace. Tata, ia caută, eu mă ascund, dacă mă găsești, nu să mă găsești, că ești cam fraier, nu știi să mă găsești. N-ai cum să mă găsești. Ce se întâmplă? Nu m-am văzut, nu m-am văzut, nu vine să cred așa ceva, nu m-am văzut. Tată, ce-ai făcut? Tată, ce s-a întâmplat? Am tras un pulsea, la. Tată, dă-te la parte, bă, ce faci aici, e pianul meu, uite că am pian în cameră. Asta merge, mă, că e al meu, că al tău nu merge, că al tău e jaf, al meu e șmechere, de lux al meu e mult mai tare. Tu nici nu știi să te cânti la pian, al tău nici nu merge, n-ai văzut, dai că pe bune. Înseamnă te vrei stai pe pian, fie și vă de mâncare, ia du-te și vă de mâncare. Eu să fac de mâncare cum? Adică eu sunt tatăl aici, eu sunt copilul, cum să fac un copil de mâncare? A, pe fie antenă, ia doi burger și am plecat la muncă. A, mulțumesc, a, ok, mamă, frate, mă fac aici cu niște burger. Tu nu ai voie în camera de gaming, n-ai voie să cânti la pian, tu trebuie să-ți scrie, ok? A, dar stai că tu trebuie să duci la școală, hai la școală, hai la școală. La școală, la școală, tată, dar sunt răcit, cum să nu la școală? Nu mai pot, deja am febră. Am febră, ia-mi temperatura cu termometru, să zic că am febră 38, am, nu pe bune, adică... Ia, ok, wow, n-a mers nici treaba asta, nici scuza asta, n-a mers, acum ce să fac, eu unde să mă duc, mă duc și eu în calculator, mă duc la calculator, ok, vedem că tatăl doarme aici, mamă, că doarme el aici, foarte, foarte frumos, mă duc și eu să mă joc din nou pe calculator, că mi-ar place așa să mă joc la calculator, și după vreau să mă duc și pe afară să văd ceea ce face, dar hai să nu face, hai să facem liniște, frate, să începem așa mai ușor, bă, da, de ce nu merge, mă, ăsta, ce, doamne, voiam să fac și o liniște și nu merge calculatorul ăsta, adică pe bune, mă, ce, mă duc la altul ăsta din partea alta, hai mă, că ăsta e mai șmecher, ăsta mi se pare cel mai genial dintre toate, dacă mă duc, bă, dar pentru mine nu s-a potrivit practic. Băi, noapte, fianță, mă duc până la baie. Mă, ok, s-a dus tatăl meu până la baie, s-a dus până la baie, mă, să mă duc. De fapt, hai că stau, unde să mă duc, mă, vreau să-i fac o farsă, să mă ascund aici la el în dulap și după vreau să-l sperii, să vedem cum reacționează, dacă reacționează bine sau nu. Deci m-am pus aici și să așteptăm să vedem dacă vine. Stați că mă pun fix în spatele dulapului ca să am vizibilitate, să pot să-l văd. Dacă vine în partea asta înapoi în cap, ok, vine, frate, mă, ce face, uitați-l la el, uitați-l la el, s-a luptat cu nu știu să intre, nu știu, doamne, cât de tată, fraier, de gil, Cornel și pe... Și ceva, ia că mă de ușa, așa, ia cici, ia dulap, nu știam aici. Ok, ok, bă, dar urât vorbește tatăl meu, adică, pe bune, se dâmbă... Nu, am vrut să fac o glumă, tu, am vrut să fac o glumă, ești bine? Nu, copile, te rog să mă duci la spital. Ia un burger să-l revii, ia, poate e bun ăsta, ia, merge, e bun? n-a fost de idee prea bună, vedem că tatăl meu... A, păi și asta înseamnă că pot să mă duc să mă joc pe calculator foarte liniștit, de urlu pe aici la calculator, stau lejer, mă joc pe calculatorul ăsta. Ia mă să spar și eu ceva pe aici, ia mă că spar și eu geamurile astea, că nu zice nimeni nimic, mă frate, am spar și eu geamurile, am aici și o vizibilitate, mă uit, mamă, cum e orașul ăsta, mă frate, bă, dar stai puțin că mi se pare cunoscut, bă, ăsta e chiar, bă, ăsta e orașul nostru și e altă casă, bă, mamă, uitați-vă aici, că în partea asta, bă, dar deci, cum am spunat în partea asta, pe păi și aș putea să ajung la noi acasă, întrebarea mea, care e faza cu casa noastră, am putea să dăm de mine și de Darusel acolo, bă, ce se întâmplă mai aici, vedem că, ok, mamă, deci mă duc aici foarte frumos, stau pe aici, am spart geamul aici, nu mai vine nimeni, că tatăl meu practic nu mai e aici, stau eu frumos, nu poate să vină nimeni să-mi zică ceva, că am spart geamul, stau și eu aici, copilul, dar tu ce
aici. Ai spart geamul. Stai puțin că parcă s-a întâmplat ceva cu tine. Cum ai? De unde vii? Adică, bă, copile, eram la mine în pat, dormeam și te-am auzit pe tine. Bă, copile, ai spart geamul, copile? Nu l-am spart, așa l-am găsit. Au dat niște copii cu pietre de asta voiam să vin la tine să-ți spun că te-am văzut că dormeai și da, vă dați cu mine la pietre în casă, ai venit, bă. Ia că vă bat acum cu mâna. Ia! Ok, deci vedem că tatăl practic, uitați, v-a spart mai rău geamul. Adică, pe bune, măcar am scăpat eu de treaba asta. Hai să mă duc să mai văd ce se mai află pe jos prin casa asta. Că n-am văzut chiar toată casa. Dacă mă duc în partea asta, ia mă, ce se află? Uite aici în spate, aici e toaleta, frumos. Avem în partea asta, ia mă, să mă duc și eu până la toaletă. Am și eu nevoie la baie aici, la toaletă, pe bune. Mamă, deci e bine, stau așa aici liniștit la toaletă. Îmi fac și eu nevoile, nu intră nimeni peste mine. Bă, la toaleta asta e așa cu roz, mă, frate, ce se întâmplă, mă, aici? Bă, da, asta e casă de fetise sau de ce e casa asta, mă, că nu înțeleg cum a făcut tatăl meu. A zugrăvit aici cu roz, bă, frate, nu înțeleg care e faza. Adică, pe bune, mă, dar măcar stau așa liniștit aici, dar e cam mică, mă, bă, nici toaletă. Bă, da, cabină de duș n-avem și noi pe aici, caltă, bă, n-am găsit prin casa asta. Adică, pe bune, ce se întâmplă cu asta, bă? Măcar avem, mă, stai să ne spălăm acum pe mâine și mă, acum frumos din cameră, de aici, din baie. Ia, mă, ce se mai află prin casa asta, mă, pe bune? Adică, dacă mă duc în partea asta... Ia, bă, n-am venit și eu de la muncă. Bă, copile, da, tu ce cuantă și-a, bă, copile? Am fost... Păi da, am fost și eu până la baia, bă, tata, dar vine puțin să arăși eu ceva la baia asta. Adică ce e cu baia asta, așa cu roz făcută și așa de mică? Noi n-avem cabină de duș, n-avem nimic, altă baie numai e prin casă? Nu, bă, copile, dar fii atent, bă, stai aici, bă, lumea ta. Păi și unde e ea? Păi la muncă, în Spania muncește. Păi tata, da, eu nu știam, eu nu știam. Ce nu știam, mă? Bă, parăde, hai, fii, acum te duci să te culci, că uite, nu, te-a venit la muncă și mă duc. Bine, gata, mă duc să mă acolo, mă repede să intru în camera la ei, să mă duc pe calculator să mă joc, ia. Copile! Stai, dacă am lăsat calculatorul deschis, trebuie să-l închid acum, gata. L-am închis, gata, ok, tată, gata. Acum, tată, pa, noapte bună, tată, eu mă duc acum să... Bă, da, pus și ăsta ușa, uita, bă, tată, ok. Ia mă duc și eu așa, tip, ia mă să vedem, ia, s-a băgat la somn, uite, s-a băgat acum la somn, uitați-mă la el, uitați-mă cum s-a băgat. Bă, ce facem acolo, bă. Ia, ia să iau și eu prostia asta frumos, ia să-l iau, neam, acum, să ne culcăm. Ia mă, că s-a băgat la somn, lăsăm așa, bă, țin, se lasă, capul, bă, bate, ok, vedem care s-a, nu, bă, ce face, bă, vreau și eu să mă duc din nou pe calculator, mă, sau de fapt, ia, uitați-mă la el, ce față are, bă, dar el doarme cu ochii deschiși, mă, ce se întâmplă, mă, acolo? Doamne, uitați să puse... ok, a lăsat capul... de fapt, păi, eu vreau să mă duc până afară, mă, că parcă am auzit niște sunete așa, niște muzici, niște chestii și vreau să mă duc până afară. Ia, în partea asta, ce tot mai e? Ia, dacă mă duc aici în spate, ok, deci vedem că avem mașina de spate aici. Mă, cine? Tu cine? Ia, da, nu merg astea, mă, ce e cu astea, mă, ce se întâmplă, mă? Uite și chitara aici, ce mișto e asta, mă, frate, chitara asta, cât de tare e aici de dimineață, stăm și noi aici la chitară, bă, ascultăm muzică, niciun stres, stăm foarte frumos, ia, uite și aici, radiobox, e foarte frumos, mamă, ce muzică, mamă, cât de tare, cât de tare aici, party, ce bine că nu mă vede tatăl meu aici, că nu vine peste mine, că deja mă ia capul, mă, și enervează, adică, bă, bune, eu mă duc aici, mă joc pe astea, el nu se întâmplă nimic, adică, ce înseamnă asta? Eu nu mă lasă să fac absolut nimic. Tată, stai puțin, că au dat ăștia drumul la muzică. Opriți la muzica, eu v-am zis să opriți muzica de aici. Bă, cum fii antiră, ți-am dat ultima șansă, dar tu, n-ai vrut, frate, n-ai vrut pentru asta. O să vezi tu, copil, o să vezi tu. N-am înțeles nimic, bă, dar de ce ești de ciudat? Adică e tatăl strict, dar e cam ciudat. Adică e și strict, dar nu e strict în același timp, dar e ciudat, adică nu știu ce se întâmplă așa. Ia mă să vedem ce se mai află prin partea asta, ok? Mă, deci vedem că avem aici, bă, dar pe bune, mă, în toată casa asta, de te-am mai casă, super casa de șmecher, n-avem și noi baie ca lumea, adică doar casa, cam baia aia mică. Mă, ce, mă, de unde sau? Bă, copile, fii antenă, ți-am dat ultima ta revanșă și nici pe asta îmi pare rău, copile, dar... Unde, tata, nu, mă, ce sunt, apă, nu ia.
Oh, mamă, frate, ce vis am avut, frate. Nu înțeleg ce a fost cu visul ăla, mă. Cum să fiu adoptat de tatăl strict? Dar era bine măcar că nu eram eu. Adică ați văzut că era Vlăduț, era Cornel, tatăl strict, așa-l chema. Și eu eram Vlăduț, adică aveam alt skin, eram cu totul altceva, cu o altă casă. Dar mă bucur totuși că a fost un vis. Și acum nu mai am chestii, peripeții, experiențe din asta. Nici nu mai știu să mai vorbesc la ce am visat, frate. Nu, chiar mai mi-a fost, cred că cel mai urât coșmar pe care l-am avut până acum. Dar acum hai să vedem ce mai putem să mai facem. Mergem și noi acum să deschid ușa. Ce? Am înțeles care e faza cu Darusele, adică pe bune, nici nu trebuie să mai zic altceva. Bă, dar unde te-ai dus, mă, Darusele? Alo, unde ești, bă, Darusele? Unde ești, mă, ești aici? Mă, ce, mă, de ce erai costumat așa, Darusele? Nu știu! Cum adică nu știi, mă, Darusele? Mă, ce-ai făcut, mă, tu aseară, tată, noaptea? Așa, curios fiind, Darusele, ce-ai făcut? Ce-ai făcut tu, tată, noaptea? Păi am mâncat burger, m-am jucat! Mașina, unde e mașina? Nu știu. Da, cu cine să te înțelegi, frate, că n-ai cu cine să te înțelegi, cu toți nebunii aici. Deja m-am trezit din visul ăsta și cred că eu deja am intrat în alt vis, că Darusel s-a costumat el în ăla, acum este foarte ciudat, nu știu care e faza, că el pe bune. Deja ce să fac, mă duc și mă joc pe calculator, că altceva n-am ce să fac, adică pe bune. Stau aici la calculator, mă joc foarte frumos și cam atât, Mă, ce? Darusel, ce tot vrei să-mi fac? Da, wow, din nou, a doua oară, wow, cât de tare ești. Bă, Darusel, adică pe bune, mă, ți se pare că ești amuzant, mă, deși am și enervez, mă, cu toate astea, mă, ce? Da. Ok, deci Darusel, tu mi-ai făcut din nou asta, mi-ai lăsat, stai aici, stai ca multa și te-am văzut, așa, mersi, și ce cauți costumat așa, Darusel, cum te-ai costumat din nou înapoi, ce înseamnă asta, spune și mie, ce înseamnă asta, ce ești tu așa? Bă, copile, tăi, grufiante, eu sunt tatăl tău, mă sun strict, ok, vreau ca tu să... Ce ești, mă, tu, mă, ce ești, mă, tu, tatăl, cui ești, mă, tu? Stai puțin, cum poți să fii tu când tu ai bale la gură, ai față de copil, ești un copil mic și da, gen ești copil mic. Stai puțin, de ce m-am trezit în casa asta, bă, stai că e casa din vis, mă, ce se întâmplă, bă, frate? Dar sper că nu mai dau de tot. Ok, de ce totul ca în vis, mă, ce se întâmplă, mă, aici, bă, nu, că trebuie să scamă, stai puțin, bă, sper că stai din, mă, asta trebuie să fie un vis. Dar se le poți să-mi spui și mie ce înseamnă asta? Ok, fiantă-nă, parafale, vreau ca tu, aduci-mi un burger, ești fiantă-nă, până atunci eu să te salut. Nu, stai puțin, de ce m-am trans, de ce eram în casa aia? Care casă? În fine, nu mai contează, ce vrei tu să faci, că nu te înțeleg. Vreau ca tu să-mi aduci burger și eu o să iau calculatorul, pentru că calculatorul îți face rău pentru tine, că e fac nimic. Nu, băi, așa și mă duc și eu să-ți iau calculatorul, ce crezi? Crezi că nu pot să-ți iau și eu calculatorul? Aia mă, doamne, deja mă duc, aia mă, că îți iau direct burger, măcar am făcut și am scutit drumul, iau burger, dar aici, ia mă că-i dat doar un burger, îmi zic că mai are doar un singur burger, mă, frate, să-i facă, adică, pe mine, el și poate joc de mine, îmi pas și eu joc de el. Mă, uite, gata, ăsta e burgerul, tu unde ai venit, ai căzut și tu pe acolo, ca fraierul? Nu, bă, afale, am eu metodele mele. Da, bine, acum ce mai vrei? Dă-mi calculatorul înapoi, de ce mi-ai luat calculatorul? Nu fii atent, ca să-i calculatorul înapoi, tu trebuie să mergi cu mine la mod și să-mi cumpăr ce vreau eu. Ce să fac? Să mănânc cu tine la mod sau ce? Îmi cumpăr ce vreau. Ce? Mă, dar să le te... Doamne, da, și cu ce putem să mergem noi, dar să le, dacă mașina nu mai e, că ai, nu știu unde ai dus-o. Stai, la fale, fii antenă, noi o să mergem cu bărcuța. Ah, wow, foarte amuzant, Darusele, asta care mă enervează, aia mă, că luăm și noi o mașină, dar ce, de fapt, hai să mergem la Alice acasă, că bă, poate e mașina ei aici, dar Alice, mă, dar chiar ce facem, Alice, bă, deja mă enervează, Darusele, ne enervam pe bune, dar mă, cel mai serios, nu știu care e faza cu el, de ce face și ea, mă, mașina, nu e nici Alice, bă, frate, Alice a plecat, mă, Alice a plecat, Darusele, Alice a plecat, știi ceva de ea? Nu, fii antenă, Rafa, vino, hai,
Rafale, hai vedem. Hai Rafale. Gata, gata, gata. Mă, ce e ăsta aici? Ce ai făcut aici? Dar să ce e cu locul ăsta? E drive-thru, adică Rafale. Ce drive-thru, dar să le ca aici? A, intri pe aici. Mamă, cât de tare l-ai făcut și eu abia acum l-am văzut. Așa, mă, și ce? Bă, unde, bă, unde? Bă, alo, alo, bă, unde ești? Bă, dar să le, bă, alo, bă, bă, unde tu? A, ok, poți să mă duc acasă liniștit, dar să l-a plecat acum deja, mă, și energia, adică nu înțeleg. Rafale, vin după tine. Unde ești, mă? Unde ești? Că nu te înțeleg, mă. Unde, mă, dar să el, unde ești? Că nu te. Bă, ce caz? Ai, la mașina, gata, hai să mergem, Dar mașina noastră unde e? Uite acolo, uite aici. E și la mașina noastră, ce gândim cu altă mașină? Urcă o dată, hai, dar să nu mai fura mașina aia, sau cu e, alu Alex, sau cu e? Da, e, ia lu Alex, bă, fii întrebun Alex, spun Alex, Alex, habara. Da, dar să le ești foarte ciudat, după ce că, deși nici nu vorbești toate cuvintele, dar să le, acum unde vrei să mergem, dar să le, adică pe bune. Fii întrebun, vreau să mergem la mall, ca să-mi cumpăr ce vreau eu. Da, wow, cine ești tu, mă? Sunt tatăl tău, sect, ai înțeles? Vlăduța asta de Rafael, ai înțeles? Da, tatăl meu, stit, mă, ce Vlăduț, bă, dar să-i puțin. Dar să cum adică Vlăduț, tu de unde știi de Vlăduț? Nu, vreau zic Rafael, nu Vlăduț. Păi, dar tu de unde știi de Vlăduț, întrebarea mea? Da, ce e Vlăduț, e gagicul tău? Păi, dar stai puțin, tu ai zis Vlăduț, dar să le ești nesimțit cum, adică, dar să le, tu mi-ai pregătit ceva, mi-ai pus ceva, m-ai dus în casă, că de-aia m-am transformat eu înapoi în casa aia când m-ai omorât, când ai dat în mine, dar să le, de-aia m-am teleportat în casa aia, tu ce ai făcut, dar să le, ieri, ia spune și mie, ce chestii ai pus tu în pahar, ce ai făcut? Ce casă, mă, ce cu tine, ce casă, ce Vlăduț, bă, am zis așa Vlăduț, că aveam un prieten Vlăduț și m-a jucat cu el, unul, Vlăduț. Și cum arată Vlăduț? Păi are așa un păr negru, are, e tot albastru, frate, am un prieten Vlăduț care s-a jucat cu mine, bă, dar are un tată așa de strict, ca mine, tatălui, ca mine. Da, și da, tu acum stai să-l copiezi, nu? Păi nu. Păi da, stai puțin, dar să că eu aseară, adică m-am trezit așa dintr-o dată din pat și înainte să mă trezesc, am visat ceva ca și cum eu eram Vlăduț și aveam un tată strict pe nume Cornel. Ce? Păi da, asta ți-am zis și acum te văd puțin așa și mi se pare foarte ciudat. Adică tu de ce când te-ai costumat fix acum și s-a întâmplat visul ăla și mi-ai zis și același nume și același copil. Nu știu, normal că nu știu, dar să le acum și ce vrei să facem, unde vrei să mergi, dar să le, că deja mă enervez, adică pe bune, ce înseamnă asta, ce vrei să facem, ia, aici sunt ursuleți, dar lui Ali, n-am ce să-ți cumpăr, dar să le, tu vrei să-ți cumpăr ceva și uite, ce să-ți cumpăr, televizoare, da, ai 1000 de televizoare, nu mai știi că ai cumpărat vreo 5 televizoare să le-ai frat, nu mai știi ce ai făcut tu? Vreau să-mi-l cumperi pe ăsta, că fiam ta să ți-l pun la în cameră, vreau să-i fac cadou de Valentine's Day. De Valentine's Day să-i cumperi lui Alice așa ceva? Să-i cumperi lui Alice sau să-i cumperi marei, dar să le? Ambele fiantele o să-i cumpăr asta lui Alice și lui Mara, eu să-i cumpăr pe ăsta și-i cumpăr lui Mara. Da, și tu știi măcar unde stă ea, că ea nici măcar nu ți-a spus unde stă, ți-a spus cumva sau nu știu eu? Nu mi-a zis. Păi dar n-ai fost niciodată la ea, pe asta exact, și tu cum îi dai ăsta, că crezi să poate ia căra cu astea? Păi da, fiantele o să vină la mine și o să mă duc la acasă și o să fac asta lui Mara și lui Alice o să ia televizorul ăsta, că e foarte fraieră. Da, tot e bine, dar să le, păi hai, ia-le de aici, dar să le, ia-le și plătești totul, nu e așa mai bine? Eu mă duc să mă duc și la toaletă, cam și eu așa, dar să le după plătește că mă duc la toaletă. Bă, frate, o să chiar plătește. Mamă, că de prost e, mamă. Deci m-am scuzat, dar să le, frate. Uitați-vă că de prost. El se dă ca și cum că e tatăl string, nu știu ce film ești de el, frate. Da, uite, de i-am scăpat de el. Nu mai cumpăr practic le cumpăreri ca fraierul. I-am zis să le ia și vă că le cumpărei. Acum mă duc și la toaletă. Unde mai eram? În partea asta sau în partea asta? Uite, în partea asta. Mă duc și aici. Stau liniștit, frate. Aolo, cât de bine m-au deja, dar să le, ăsta e prea stresant. Adică, pe bune, nu înțeleg care e faza cu el, dar e foarte, foarte stresant. Hai să trag acum, gata. În sfârșit am terminat, ies aici frumos și dar să unde s-a dus ăsta? Bă, unde e ăsta? Dar să el, dar să el, mă auzi? Bă, mă, unde e ăsta? O fi tot acolo în partea aia, mă, frate, că deja vedem, dar e bine că am stat eu acolo, mi-am făcut toate treburile alea, ia că facem pe aici parcurs frumos, mergem prin partea asta, trecem prin partea asta, mă, ce facem, mă, dar să el ăsta? Dar să el ce fac? Mă, ce? Dar să el ești nesimțit? Tu, da, ești nesimțit, pe bune? Ce, dar să el, bă, Vlăduț, bă, da, bă, Vlăduț, am dat, ce cu atâția, bă, Vlăduț, ești mult, bă, bă, dar tu mă spune-ne, bă, nesimțitule, ia te tu acasă să-ți faci tu temele, băi, bă, 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 cum adică, tată, vorbești prea urât, adică, bă, bune, ce zic, stai să stai puțin cu tată, mă, ce, bă, stai puțin, nu, bă, eu chiar, bă, cum am trezut, mă, te vrătesc, bă, ce se întâmplă, bă, nu pot să cred, ăsta iar e un vis, deci m-am trezit din nou un vis, mă, frate, nu știu care e faza, ce se întâmplă aici, dar din nou sunt Vlăduț, uitați-vă la mine, eu sunt Vlăduț, a, păi și bine acum, că dacă tatăl e cum ar veni Cornelie în partea aia, eu pot să mă duc acum frumos să mă joc pe calculator, stau foarte liniștit și nu mi se mai întâmplă absolut nimic. Mamă, ce bine, frate, dacă tot sunt într-un vis aici cu Vlăduț, cu astea mă pus la calculator, mă, stau foarte frumos aici, mă,
Vlăduț, bă, Vlăduț, ce faci, bă, 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 Vlăduț, mamă, bă, Vlăduț, am plecat casa ta. Nu, ce cauți aici, mă, Darusele? Și eu, deci, eu ce caut aici să am zis, Darusele? Bă, dar tu cum faci toate treburile astea, că nu înțeleg, Darusele, e în vin sau ce e, că nu înțeleg. Bă, Vlăduț, dar tu, de ce ai făcea lui prietenul meu, bă, Vlăduț, ești bine? Cum adică, Vlăduț, cu prietenul tău? Mă, Darusele, cum adică, nu știi cine sunt? Bă, Vlăduț, ești bine, ia zi, ești bine, Vlăduț? Da, da, sunt bine, Vlăduț, sunt bine, sunt foarte bine. Bă, dar să zic, pe bune, cum faci toate treburile astea? Ce ai mai învățat de la vrăjitoare? Adică, pe bune, că ești prea neînfințit, cum poți să faci toate treburile astea, mă, Darusele, ai, mă, dar să bă, tu, nu mai face, bă, prost, adică, pe bune, gata, m-am săturat, Darusele, cum faci toate treburile astea? Spune și mie. Mami, acum tatăl meu de Rafael, nubu. Mă, ce, doamne, n-am înțeles absolut nimic, bă, ăsta e un vis sau ce, că nu mă înțeleg ce să mai întâmple, chiar trebuie să mă mut din orașul ăsta să nu mai stau cu ei, că deja vedeți că cred că am înnebunii, mă, frate, ce suntem? Dar cum e asta, mă, mă pun și în patul, că practic acum sunt Vlăduț, mă pun în patul tatălui meu aici, stau frumos cu mâinile pe spate, așa foarte frumos, dorm aici, niciun stres, dacă el nu e acasă, eu stau cum ar veni când pisica nu e acasă și are ce joacă pe masă, foarte frumos, ne ducem aici, stăm, aolo, bă, frate, cred că chiar mi-e somn, mă, ce se întâmplă, aolo. Mă, ce? Tată? Bă, tu ce casă în patul meu, băi, distințule? Păi, dar nu mai vine acasă și am zis să mă pun aici că îmi e confortabil. A, bine, hai, bine, bă, fiată, ia-ți în camera ta și hai să ne culcăm, băi, faci foarte ciudat. Bine, da, foarte ciudat, tot ce sunt foarte ciudat, adică, bă, bune, uitați-vă la el dacă mă duc înapoi, adică, în toată situația este foarte ciudată, mă, nu înțeleg, eu am nebunit sau ce s-a întâmplat, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, că nu înțeleg care e faza, adică, bă, bune, mă duc acum în cameră, mă pun și ea, mă, că pun și la, ce să mă culc, drajos, exact, aici la pian să mai cânt sau astea, că mă duc și la un concurs de pian, dacă tot am pianul ăsta, mă pun aici, uite, când dansez aici, cum cânt foarte frumos, pam, 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 cât de tare, mă, frate, e bine că nu vine tatăl meu, că nu se trezește, că e ăsta așa mai încet, e foarte, foarte bine, ne punem aici, mă, să vedem ce se mai întâmplă, toate chestiile astea, ia, mă, gata, că nu mai vreau să mai pun, acum mă duc direct la somn foarte frumos, tată, ce faci aici? Vlăduț, ce faci, Rafael? Ia zi, ce faci, bă, Rafael, ești bine? Mă, spune-mi, cum faci trebuie asta, că eu nu mai înțeleg, e vin sau ce e ăsta, ce vrăjitorii mai faci, că nu te înțeleg. Ia vino tu cu mine că vreau să arăt eu ceva. Da, du-te acolo, așa, rămâi acolo, păi da, ce mai vrei, dar să ești cam slab, ești cam fraier. Bă, fii antenă, Vlăduț, fii antenă, fii antenă, te uiți, fii antenă. Așa, wow, Darusele, mamă, Darusele, dar zi, păbune, cum faci treburile astea, că nu te înțeleg. Stai, bunci. Ah, wow, păbune, adică și mă teleportez aici, mă, care e faza, mă, că nu înțeleg ce tot întâmplă, mă, frate, mă, Darusele, vin prima, păbune, care e faza, adică, nu, hai că mă pun, mă, zic ca și cum sunt Victor, eu nu mai înțeleg nimic, deja, uite, mă plin cu bicicleta pe aici, am furat bicicleta asta, mă duc cu ea pe aici pe stradă, niciun stres, mă duc pe aici, tatăl meu nu se află pe aici, practic, Cornel, parcă-l chema, nu știu care-i faza, mă, da, Da, tu ce cauți, băi, noapte, frate, bă, Vlăduțule, mai ia, mai repede, hai, mă rog de el! Bine, gata, uite, mai repede, așa, mult mai repede, foarte, foarte, îți place, Cornele, îți place, e mișto? Nu! Ok, na, eu chiar nu înțeleg, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii, că eu chiar nu pot să percep ce se întâmplă astăzi, nu înțeleg care e asta, mă pun la pian, dar pianul tatălui meu nu merge, bă, frate, adică, bă, bun, e cam fraiere, la așa de fel, mă duc aici... Da? Bă, copile, dar tu ce vrei să faci, bă? Ia zi! Ce vreau să fac? Voiam să te caut pe tine, că voiam să zic că ai un pian foarte prost și nu mai merge la ceva ți-ai. Ok. Pă bune, acum știi ce se poate întâmpla? Adică, pă bune, tată, trezește-te odată, ridică-te din... Aolo, bă, frate, nu înțeleg, mă, dar cred că ar trebui... Mă, gata, sunt cu minte, gata, mă duc, dorm jos, ok? Dorm jos, nu te deranjez, bine? Ok, hai, pa! Ok, gata, ok, mamă, bă, frate, acum mă duc, vreau să mă duc... Mă, ce, ok, sper să nu mă vadă, gata, hai că nu mă văzut, bă, ok, no, da, ok, tată, da, noi n-avem o baie mai mare, unde mă spăl și eu, că am văzut că acolo nu e, e doar toaleta. Vino, fiantelor, ia vino, cu aia, vino cu aia. Da, vino, ce se întâmplă aici, aia? Uite, fiantelor, vino, frumos, uite aici, bă, copile, bă, Cornel, ia-te de aici, așa, vino. Mă, stai puțin, mă, erai tu Cornel? Nu, eu sunt Cornel și celălalt Cornele, hai, mai repede, hai. Ah, Cornel și Cornele, am înțeles, păi și acum, mă, ce facem aici, bă, unde mă duci, bă, dar, zi-mi pe bune, bă, dar să le cum faci toate treburile astea, când zic că știu că ești tu, cum faci toate treburile astea, adică, pe bune, zi și mie. Mă, bă, măcar așa, vino, frumos.
frumos, mă bagi pe mine în seama să ai nesimțit, adică pe bune. A, se întâmplă la fel, vino, vlăduțu-te. Deci așa o să faci tu, baie. Da, da. Ca le plouat. Da, 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 wow, dar să le mamă cât amuzant ești pe bune. Bă, fii antenă, bă, copilul, fii antenă, vă rog să ați like, subscribe. Și zic că așa se spune, bă, că așa, lași, fii antenă. Vă rog să dați like, subscribe, dacă știți că Arsene este cel mai bun. Și nu vă staviți un tată, să-i ca Rafael ăsta, ca Cornelul Vlăduț. În acest episod, Vlăduț împreună cu tatăl său strict Cornel au venit la Vați Ascunțelea. Ei bine, dacă vă place această serie cu tatăl strict, care este foarte ciudat, după cum îl puteți vedea aici, uitați să puțin ce față are, dați acolo cât mai multe like-uri și scrieți-mi în comentarii dacă vreți să continuăm această serie. Ei bine, noi hai să trecem la videoclip. Bă, Vlăduț, iată, te-am adus la Vați Ascunțelea, fii antenă. Bine, îmi plăcea să mă joc cu asta cu mama ta când eram copii mici, cu prietenii mei, cu dragi, fii antenă. Stai puțin, tată Cornel, cum adică tu te cunoști cu mama mea de când erați copii mici? Da, pe fii antenă. Și stai puțin, m-ai adus la Vați Ascunțelea, ne jucăm Vați Ascunțelea, tată, cum ai făcut așa ceva? Cum ai adus pe mine aici? Am pro player. Aba, hai să jucăm, mai să jucăm. Ce ești tu, tată? Doamne, tată, te comporți ca un copil, adică cine e copilul? Eu sunt sau tu ești copilul? Cine e copilul? Așa și ce aici? O, tată, și eu mă ascund, mamă, tată, cât de tare, cât de frumos, mamă, frate, uitați-vă aici, cât de frumos, cât de genial e. Ia unde să putem și noi să ne ascundem. Practic, dacă suntem în seria cu Vlăduț și cu tatăl strict, practic este prima oară când venim noi aici. Ia mă să vedem dacă putem să facem și ne jump-ul ăsta foarte frumos aici și să vedem dacă tatăl nostru ne va găsi sau nu. Ei bine, bă, tată, ce faci? Tată, unde ești? Tată, mă găsești, mă caut, ce faci, tată? Bă, da. Eu mai am câteva secunde și vin să te caut. Până atunci o să mănânc tortul ăsta. Mănânci tort, tată, stai puțin și mie nu-mi dai tort. Ah, tată, m-am ascuns în cel mai genial loc, am găsit cel mai genial loc, tata, nu o să mă găsești absolut deloc. Vlăduț s-a ascuns, tata, n-ai cum să mă găsești, atâta zic. Ok, deci fii antenă, pe mine mă cheamă Corneluț. Care este problema? Tata ta Cornela, tatăl tău Cornela, așa ce? Doamne, tata, te comporți ca un copil, mai rău decât un copil, tata. Cum, tata, îmi vine, trebuie să te cert eu pe tine sau tu mă cerci pe mine, tata, sunt, doamne, tata, tu singur ești tatăl meu sau tu ești copilul și eu sunt tatăl? Deci ia să mă Vlăduț, după asta vreau ca tu să-ți faci temele, ok? Ok? Da, ai înțeles? Da, teme, ce teme, că n-am fost niciodată la școală, tată, cum adică? Unde mi-a fost, bă, Vlăduț? Că nu mi-a zis că te spar, bă, bă, s-a dus și care, ai înțeles? Da, am înțeles, 100% te înțeleg, tată, că la cum vorbești ai numai prune din alea în gură, nu înțeleg, mănânci, prune, vișine, ce mănânci tu, dai, nu te auzi cum trebuie. Bă, nu contează, Vlăduț, dar eu să-i găsesc. Vlăduț, da, nu o să mă găsești, Vlăduț, Cornel, ce faci, tată, unde ești, tată, ce cauți pe acolo, pe unde s-ar tu, că nu te văd. Bă, dacă cum adică, băi, băi, hec, băi. Tata, sunt într-un loc ascuns, gen, am intrat printr-un perete ceva. Pe bune? Da, tată, nu sunt pe unde sărai tu, că eu te văd pe tine, sunt în apropiere, îți dau un hint. Tu dacă sărai acolo, eram undeva prin dreapta ta. Da, tu ești, taci din gură. Da, pe așa e, nu? Da, taci din gură. Ok, tac din gură, tac din gură, aici stau 230 de secunde, mai am și o să nu, să mă găsești absolut rău. Bă, tată, ce vă spun, ești mai rău decât ai amici. Adică, tu te dădeai mare jucător de față, a spus, că te-ai jucat cu mama când erai copii mici, că te-ai jucat cu toți prietenii tăi, că te-ai jucat cu toată lumea și tu nu știi să mă găsești, nu? Da. Păi da, ești cel mai bun jucător, ce să mai? Da, bă, dar acum taci din gură, înțeles? Păi da, tac din gură, tată, dar tu nu vorbești și tu așa, ce facem aici? Lăsăm liniște de plină. Păi dacă las liniște de plină, n-ai cum să mă găsești niciodată. Asalamualeku, taci din gură, taci din gură. Asalamualeku, taci din gură. Da, ce înseamnă? Ce vorbești acolo? Ce limbi mai cunoști tu? De unde știi tata atâtea limbi? Am învățat eu, frate, că bă, eu sunt mai mare ca tine, înțeles, copile? Da, ești mai mare. Câți ani ai tu, tată? 7000 de ani? Da. Ah, ok, tată, foarte clasic. Dar tată, tu unde te-ai dus acum? Că nu te mai văd. Eu stau acolo, stau liniștit, tu nu mai vii, ce tu mai faci? Eu încerc să te caut. Tu ce faci? Eu ce să fac? Eu stau aici să mă găsești, că ești cam fraier, tată, tu nu știi prea nimic, practic. Gata, scuze, tată. Ia, mă, și tată, ce faci? Ia, unde te duci, mă, tată, tu acolo? Că nu te văd. Ce tu faci acolo? Unde vrei să sar tu? Nu este o treabă ta. Tată, ce vorbești acolo? Nu, am primit un arc, tată. Tu știi ce e la un arc? Uite, dacă ies așa și ne uităm în partea asta, tată, nu o să... Ce faci, tată, acolo? Unde vrei încerci tu tot să sar? Că nu te înțeleg. Adică vrei să sar pe...
Tată? Tată? Ce? Unde ești? Unde te-ai dus, tată? Tată, unde ești? Tată, te caut, tată. Tată, unde ești? Tată, unde te-ai dus? Tată, nu știu. Eu, tată, nu știu, sunt pe undeva ascuns. M-am ascuns undeva într-un loc super, super tare. Tu unde ești? Eu te caut. Păi da, mă caut. Ți-am zis un indiciu acolo mai devreme, tată, dar tu nu mai știi indiciu? Nu. Păi da, ți-am zis că sunt undeva pe deasupra. Ok, nu-mi pasă. Ah, nu-ți pasă, tată. Te cumpăr mai rău decât te-ai amici. Păi tu ești tată, sau ce mai ești, tată, aici? Deci tatăl stric, sau ce mai ești tu? Că nu te înțeleg. Parcă până acum erai rău cu mine. Acum ce mai ai? Ai dat în copilărie de când ai venit aici la vață ascuns, le ești copil, nu? Bă, fii antenă, Vlăduț, dă-mi 3 secunde, 3, 2, 1! Mamă, bă, ce-mi place jocul ăsta foarte mult, mi-am amintesc de nu mai știu. Da, ți-amintește, dar nu mai știi, tată, ești foarte slab, ce să zic? Mă, că acum trebuie să mă pun eu să te ascund, să te caut, că tu nu știi, tată, să te joci, măcar așa, dacă te ascunzi, poate să știi tu ceva să faci, adică pe bune, tată, adică măcar asta, dar pune-te și tu acolo ca seeker sau ca hider, ca Dora, să te ascunzi așa foarte frumos și acum eu stau aici și te aștept, tată, ce să mai dacă, dacă nici... Tată? Tată, tu ești cântăresc cumva? Dar stai puțin, tată, că eu nu știu ce lucrezi tu. Tu ce lucrezi? Eu, fiule, vreau să zic că eu repar mașini, ok? A, repar mașini și cu cântatul ăsta nu faci nimic? Că v-am văzut că ai o voce foarte tare, tată. Nu te apuci tu de cântat de ceva? Na, am înțeles, ok, tată. Bă, ce să mai zic, tată, că atâta nu mai am nimic de zis. Te aștept, dar dacă nici acum nu știu, dacă nici acum nici să te ascund, nu o să știi, tată, nu știu, mie cam așa că nu prea te descurci tu, am văzut, nu știi să sare acolo, eu dacă rămâneam acolo, tu nu mă găseai, tată. Bă, tași, bă, din gură, fii antenă, dacă tu acum mă găsești, o să-ți iau calculatorul, bă, și fără Fortnite, fără Brawl Stars, fără Roblox, fără nimic, ai înțeles? Cum adică, tată, cum adică, adică ce, tu mi-ai calculatorul, dacă te găsești, pe ce înseamnă asta, tată, adică, păi ai zis să ne jucăm aici, nu ne jucăm, asta nu e joacă, sau ce e aici, că nu-mi înțeleg, tată, cum adică să mi-ai calculatorul, dacă te găsesc? E, nu-mi pasă, ai înțeles? Hai! Da, tata, da, tata, că tu ești de ăsta, tata, mamă, gata, acum mi-e frică de tine, adică tu ești, zic, cum să mai numește, mă, tata, tu ești de ăsta, mă, cum să mai numește, mă, ești ofticat tu așa de fel, nu? Bă, tași, gură! Ok, păi da, eu și unde te-ai ascuns tu, adică, pa bune, dacă vine partea asta, fii atent, cam așa o presimțire, că te-ai ascuns tu pe undeva pe aici, am o presimțire așa, că știi tu, că tu ești așa, tata, tu, ți-e place să copiezi lumea, știi unde te-ai ascuns tu, deci fii atent, tata, acum vin după tine, gata, am venit după tine, unde ești, unde? A, nu ești aici, interesant cum nu ești aici. Ce zis, mă, ce zis? Bă, tata, tu faci cam urât, adică așa face un tata, tu mi se pare, da, tu când vii aici la față scusa, tata, uzi de toate problemele și acum ești de asta, sau ce ești tu acum? E, nu contează, ce fraier ești, iau-te, ce s-a arătat că ai căzut, bă, unde ești acum? Bă, eu, unde să fiu? Eu sunt pe undeva pe aici, dar nu știu unde sunt, unde ești? Eu te-am pierdut. Băi, da, cum adică m-ai pierdut tu, că eu te calc pe tine, cum adică? Da, până mă cauți tu, eu să dorm. Da, ok, deci tată, practic, tată, strict, s-a luat. Hai, bă, că tată ăsta strict, ăsta nu mai e niciun tact strict. Adică, uitați-vă cum să joacă, okay, adică, dacă se tată strict, scrieți-mi acolo, că, pe bune, ăsta nu e niciun... Bă, copile, dai zicură și gata, mai înțeles? Că, da, bă, fii antre, dacă pierzi runda asta, tu nu mai ai voie să joci cu prietenul tău ăla, Gheorghe, 10 ani, ok? Nu mai ai voie să mai joc cu Gheorghe, 10 ani? Cum adică, dacă pierzi runda asta? A, te găsesc, mă, tată, stai, tu liniște, pe stai puțin. Păi, deci, tu, și dacă te găsești, dacă nu te găsești, tot mi se întâmplă ceva rău, pe de ce? Pe fii atâta, că așa mi-ți am spus acum, gata, hai! Hai, schimbini, rop, top, 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 yes, stai, easy! Bă, unde te-ai ascuns? Adică, pe bună, dă-mi și mie așa un indice că mai sunt 150 de secunde, adică oricum, eu dacă practic după tine, că tu ești așa, eu și dacă câștig și dacă nu te găsesc, tot rău mie. Eu văd ceva negru. Băi, da, negru e cam peste tot pe aici, dacă stau să mă uit așa din jur împrejur, adică toți pereții prin părțile alea sunt negre, adică ce ar putea să fie altceva, că nu te gândi, adică m-am dus prin toate locurile și nu știu unde ești, nu te-ai ascuns. Am fi întâlnit, eu sunt unde ceva negru, da, ia fii atent, că știi eu unde te-ai ascuns, mă, tată, că cam slab așa de fel, nu știi, mă, bă, ce trebuie să recurezi, că tu chiar nu știi să te gești, față ascuns, adică ești cam slab așa. Bă, taci, față, și mă, bă, Maricica, copilul nu trăiesc că m-a făcut fraier, deci fii antenă, eu zic să-l pedepsim, Maricico. Am înțeles, tată, așa, stai, așa o cheam pe mama Maricica? Da, dar tu unde te-ai ascuns, mă, că nu te găsesc,
adică te încotai peste tot, nicăieri nu ești, adică pe bune, unde ești, ce folosești, tu unde te ascunzi, că gen pe bune, nu înțeleg, te-am căutat prin absolut orice loc și nu ești nicăieri. Bă, ești prost? Uite, unde ești? Bă, distanță cu plângă mine de 6 ori, ce îmi place jocul ăsta, pe mine mă cheamă Cornel, care este Nela, Cornel, cel mai dordel. Da, ok. Bă, dar mai sunt 30 de secunde, am pe bune, spune-mi unde ești, că nu te găsesc, adică nu e frumos așa, adică ce tot faci? Ehe, bă, dar tu unde ești, frate? Hai să mă plâng în 7 ori, ha, bă, tată, caută-mă, e nene! Sunt pe undeva pe jos, tata, adică nu mai... Aolo, mamă, nu cred că mai pot să mai ajung, tata, sunt undeva, văd negru, tu ce zici că vezi? Ce vezi, negru, ce vezi tu pe acolo? Eu sunt lângă mei, am căzut! Ha, mă, tată, da, pe bune, trebuia să plecăm de acolo de la v-ați ascuns, lea să vinim acum din nou acasă, că vream și eu, era rândul meu să mă ascund și eu, adică, pe bune, mă, nu mai puteam să ne mai ieșcă măcar o rândă, ce te-ai supărat așa? Bă, copile, da, tu îți permis să comentezi la mine? Bă, după ce că ți-am zis, frate, mă, sunt foarte nervos, frate, după ce că ți-am zis să nu mă cauți, să nu mă prins, de ce mi-ai prins azi? Cum, adică, de ce te-am prins, tată? Vorbește tu ca lumea, în primul rând te blubi așa de mult pentru că n-ai dreptate, tu nu vezi, ești ofticat, tată, ăsta e adevărul, tu ești ofticat. Pentru asta că m-ai supărat, eu nu te mai las 10 ani pe calculator, ok? Așa, nu-i mergi nici o dată asta, așa, și te cer să nu mai joc, ce are treaba? Adică dacă ne-am jucat acolo, nu, n-ai zis să venim să mergem să ne jucăm. Gata, și eu, hai că m-ai nervat, hai, pa! Ba, da, ce? Deci, tu nu mai aveai pe calculator și tu nu mai aveai, ok? Tu nu mai aveai să zic, ok? Da, că nici, da, bine, gata, nu te, bine, gata, lasă-mă, că deja nu te mai înțeleg, gata, hai, hai că m-ai supărat, gata, lasă-mă, bă, frate, ce să mă înțeleg, mă, cu tatăl ăsta, adică, bă, mă, ce tot țipe așa, mamă, și zice, dă mine că fac LG, că fac toate chestiile astea, mă, frate, deja nu se mai poate, adică, bă, bune, mi se pare foarte enervant. Haolo, bă, acum ce să mai și fac? Bă, uitați-vă, puțin, că mi-a spart și geamul aici, am caramat geamul așa și cred că și sus acolo la calculator. Dar mi-a zis că nu mai am voie, 10 ani la calculator, ce mă fac acum că nu mai am voie? Dar lasă, că vede, lasă că mă duc eu tip acolo, dar în fine, hai să mă pun și eu acum, mă duc eu noaptea acolo, acum vreau să mă pun și eu, să mai exersez la pianul ăsta, să mai cânt, că altceva n-am ce să mai fac, deja m-a enervat super, adică pe bune, am vrut și eu să fac ceva, măcar exersez și eu aici la pian. Măcar asta să fac și eu, pentru că mie chiar îmi place pianul, chiar vreau să devin mare, să fiu pianist, să fac asta cu toate. Bă, o secundă nu poți să te potolești, frate. O secundă, bă, dar termin-o. Acum și cu pianul ăsta, frate. Bă, lasă-mă să mă lisesc, ok? N-avei pe pian, n-avei pe televizor. Ce nu te înțeleg, cum? De ce ai venit tata la mine? Pentru că te joci la pian. Eu nu am joc la pian, eu exersez la pian. Asta nu e o joacă. Asta cu asta poți să devin pianist, să fac bani din asta. Nu pasă, nu. Este doar o prostie, ok, fiantă? Mie nu-mi pasă, tu nu mai vrei la pian și tu nu-i vrei sus la pictura asta, ok? Tu nu-i vrei sus la pictura asta. Tu doar stai în pat și o să dormi că ești mai sus, ai înțeles? Da, tata, da, uite ce mi-ai făcut, mi-ai spart geamul, mă lași așa să stau aici în frig, adică pe bune. Da, și poate și pentru asta, uite, pentru asta să fac așa. Da, bine, bravo, ai mai mulți bani de dat, tata, uite, ai gândit-o foarte mult, în fine, bine, hai, gata, lasă-mă, nu mai voi să mai fac nimic, frate, în casa asta, deja nu se mai poate, adică pe bune, ce să mai fac și eu, mă pun și eu aici să dorm, mă liniștesc, vedem la noapte, poate la noapte, mă pun aici să dorm pe zi, pentru că la noapte vreau să mă joc la calculator, când tatăl meu o să doarmă și o să pot să mă joc la calculator, că altfel nu pot să mă joc, dar cine poate, mă, poate, mă, e cineva la ușă, a, nu e nimeni, dar nu înțeleg ce sau de soneria aia, în fine, să-i de la tatăl meu de acolo, mamă, deja s-a făcut și noapte, mamă, mă pun puțin în pat, mă pun puțin în pat, așa ca și cu, să mă liniștesc și eu puțin aici, că deja nu se mai poate, frate, deja a fost o zi grea, sincer, și deja mă enervează, sincer, dar gata, hai să mergem acum, vreau să mă duc și frumos la calculator, să uităm dacă putem să intrăm, deci mergem așa, ușor, mamă, și fiți atenți că tatăl meu a făcut și a pus ușa la loc. Nu te crezi. S-ar putea să audă ușa, pentru că era ușile, știți cum era, ușa mai în față, ușa mai în spate și puteam să intru printre alea, mă, frate. Ce mă fac acum? Sper să n-audă ușa asta, că dacă aude, e cam n-aș pese. Da, tată. Tu ce faci așa, băi, nesimțutele? Stai puțin, tată. Nu, s-a auzit soneria și nu era nimeni. Mă gândeam că mi-era frică. Ok. Da, ok. Haolo, frate, nu știu ce să o mai fac. Poate o fi adormit acum cel puțin. Ia să mă duc acum repede pe calculator să mă joc și eu, frate. Da, vreau și eu chef să mă joc pe calculator, că nu mă mai șcat de mult. Hai să mergem încet aici, tip, să nu ne audă, să vedem ce în partea asta, să vedem.
Mamă, deci chiar doamne, bă, ce... Bă, ce... Bă, bă, cum a căzut porcul ăsta de acolo din amântru? Ce, ce se întâmplă? Bă, frate, ok, ok, deci e bine că e porcul ăsta aici. Face ca și cum porcul a deschis ușa. Mi-a început acolo la calculator, gata, mă, frate, pot să mă joc și pe calculatorul să mă joc la asta. Dar aici să puțin, mă, frate, geamul ăsta și-a rămas aici. Bă, porchi, bă, porchi, dar tu ce faci așa, porchi, mi-ai deschis ușa? Hai, porchi, pleacă, bine, bă, porchi, mamă, sunt foarte obosit. Mamă, tatăl meu, să faci și de-astea, faci, doamne, doamne, faci și pârțuri și de-astea, nu mai vine să mai fac nimic. Bă, ce, bă, cred că vine, cred că vine, stai să mă ascund. Bă, de ce, de ce cred că l-am auzit? Mamă, stai că stau aici ascund, sper să nu mă vadă, sper să nu mă vadă. Sau, mi s-a părut mie? A, cred că mi s-a părut. Hai că mă pun și eu de la calculator să mă liniștit aici, să intră. Hai că și eu te iubesc, porchi, dar dacă legă de Crăciun te tai. Ce, ce faci, mă, la vorbește cu porcul, ce faci aici? Uitați, bă, 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 cine e aici, bă? A, nu-i nimeni, credeam eu, bă. Ia să vă cât e ora, ia să mă spune cea. Bă, ora, ora, două, bă, ia, ia fii antena, dar dacă tu doarmi e prostul ăla de film, ia să mă joc eu Fortnite, hihihi, dă-i, 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 full box, full box, 200, easy, easy, bă, ha, ce-mi place jocul ăsta, porchi, bă, bă, porchi, dar ce faci, bă, porchi, porchi, bă, porchi, e bine? Mamă, ce-mi place setup-ul ăsta, e foarte bun, ia, 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 să nu ceam, eu sunt tatăl lui Vlad, sunt Cornel, ce faci, fii antena, eu n-am bine să-i, bă, pe, ce porchi, acolo, ce aici, aia, ce aici? Dar nu-i nimic, asta e, ia închid live-ul și mă pune aici, ce-i, ce-i aici, ce-i aici, nu-i nimic aici, ce-i aici, nu, bă, porchi, ce faci, ce porchi, e cineva aici, ia, 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 arată-l aici, unde-i aici, unde că nu-i, porchi, unde-i, bă, porchi, îmi pare rău, jab, jab, îmi iau, slăbește, tai, haia, mamă, ce frică mie, ce frică mie aici, mă, să plece mai repede, dată că nu pot să mai stau nimeni, nu mai pot să mai fac, ia, ia, hai. Gata, bă, da, gata, a plecat, mamă, ce bine că a plecat, bine că nu m-a văzut, m-am ascuns aici sub masă, mă, frate, bine că nu m-a văzut, mă, frate, că mă dăzeată gol porchi, mă, frate, bine că și la, nu mai e porchi aici, e bine, frate, bine, s-a pus la somn, gata, pot să mă pun și eu liniștit, acum, s-a mă, așa pe care, mă, deja s-a făcut și zi, frate, what the, doamne, s-a făcut și zi, hai că mă joc acum pe calculator foarte frumos, ia, mă, să mă ieșe pe la niște videoclipuri din astea, bă, uite cum e, bă, cum e videoclipul ăsta cu cățelul ăsta și cu porcul, mamă, cât de tare e videoclipul ăsta. Doamne, nu vreau să cred așa ceva. Bă, copile, dar tu ce faci aici? Ai unde? Ești și zi, frate. Tu, tata, voiam să mă uit aici dacă ai făcut geamul, dacă s-a reparat geamul. Bă, copile, fii antenă, pe mine să nu mă miți că eu știu ce ai făcut. Mi-a zis mie porchi, mi-a zis mie porchi. Ce e porchi? E, uite, porcul ăsta e porchi. Păi a apărut acum, uite, așa e și nu-i te place. Nu-i te place, că te fac, lasă-mi, doamne, aolo, ce zi am avut, ce zi obositoare și ce nașpa, că n-am putut să mă joc și eu față ascunsele așa cum ar fi trebuit, frate. Ce înseamnă mie? Bă, 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 copilă, vreau și să mă odihnesc. Bă, taci, vreau, fii antre, acum azi 10 flotări, hai, flotări, hai, acum e, acum e. În sfârșit este zi afară, frate, deja asta a făcut și zi, mamă, nu mai pot, aolo, mamă, mamă. Trebuie să-mi încep și o zi foarte frumos, să mă pregătesc aici, să mai fac niște lecții de pian, ca să mă perfecționez și eu în pianul acesta. Ia mă, frate, să cânt aici foarte frumos, na 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 na, pentru că vreau și eu să mă perfecționez, să fac ceva cu pianul ăsta, să ajung un pianist de renume, să fiu cel mai bun pianist din lume, ca chiar asta îmi doresc, mă, frate, mă, ce, 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 ce... Pe bune, bă! Bă, pe bune! Bă, copile, bă! Bă, nu-mi place! Ia, oprește porcărea asta! Bă, Vlodus, bă! Eu zic că eu ți-am chestia! De ce mi-ai luat pianul? De ce nu mă lai să fac ceea ce vreau eu? Eu puteam să fac ceva din chestia asta, dacă devineam cel mai bun pianist și aveai ce îți doreai pe lumea asta. Bă, taci, mă, fii antenă! Pentru asta, uite, pentru asta că am enervat, eu vreau să alerg! Hai, îți dau 3 secunde să fugea! Uite, tu ce, ce, tată, nici nu te înțeleg, tată, nu știi să vorbești, tată, în primul rând. Tu mi-ai luat ăsta pianul și ce facem acum? Bă, eu îți dau 3 secunde să fugi, joaca tu să... 3 secunde să fug, dar de ce să fug? De ce să fug? Pentru că m-ai enervat, hai! 1...
2. Nu! Doamne, tată, domn, tata chiar este foarte enervat, nu știu ce să fac, adică pe bune, mă, frate, ce se întâmplă cu el? Ce se întâmplă cu el? Că trebuie să fug, mă, frate. Mamă, deci chiar trebuie să fug, mă, nu știu ce. Nu știu care e faza cu tatăl ăsta, e cel mai enervant tată din lume. Nu știu, pe bune, adică mă enervează super rău de tot, adică pe bune, nu știu care e faza cu el, ce tot are de face așa cu mine, frate. Trebuie să stau să mă ascund aici, mă, frate. Nu înțeleg, mă enervează la culme, mă, frate. Nu mai înțeleg nimic din toată treaba asta. Ia că mă pun și eu aici, să mă pun să stau și eu la calculat la televizor aici, să mă uit la film la ăsta foarte frumos. Mă duc jos că vin. Ce tot ai? Ce vrei să faci? Că nu te înțeleg. Ce tot ai? Ai spart geamul și aici. Ce înseamnă asta, tată? Dacă vede mama, ce? Ha, trebuie să luăm de la capăt. Uitați-vă puțin. Adică tatăl meu stric, practic nu mai am nici pianul, nu mai am nimic. El vrea să mă alerge. Nu știu care e faza. Ce tot vrea să facă? Da, pe bune. Vreau să și acum. Eu acum o să dau 3 secunde să fugi. Vreau ca tu să fugi pe geam. Ok, hai. Hai, ce fugi? Hai, vino aici. Cum adică pe geam? Tată, adică cum pe geam? Ce e aici pe geam? Am pe unde să sar, că nu pot să sar pe acolo. Uite-te, știu că n-am pe unde să sar. Uite, mă, că nu mai enervează. Nu cred că a fost o idee prea bună. Nu cred că a fost o idee prea bună. Trebuie să fug din casă. Nu cred că a fost o idee prea bună. Nu. Trebuie să fug. Gata, gata. Mamă, frate, nu înțeleg ce se întâmplă aici, mă, frate. Dar vreau să scap de tatăl ăsta. Nu vreau una așa, tată, strig, mă, tată. Gata, tată, lasă-mă, tată, pleacă. Tată, lasă-mă, nu mă alerga. Tată, lasă-mă în pace. Tată, ce ți-am făcut, tată? Stai puțin, stop. Tată, dar ce ți-am... Tată, ce? Nu te oprești, ce? Nu mai... Tată, dar ce ți-am făcut? Spune-mi, ce ți-am făcut, tată? Spune-mi, ce ți-am făcut, tată? Stop. Ce ți-am făcut? Pe fiate, mă, dacă tot alerg, eu vreau să te alerg într-un mic de lahiblor. Hai, fugă, 3, 2, 1 și... Doamne, tată, că nu te mai înțeleg, nu mai înțeleg nimic din viața asta, nu mai, că vreau să scap de tine, tată, nu te mai... Știi ceva? O să-mi spun mamei mele că ești foarte rău și să te pedepsească, ok? Vreau să te dea afară din casă, bine? Ok. Bă, tată, ce se întâmplă aici? Unde am ajuns, tată? Ce se întâmplă aici? Copile, îmi pare rău, a fost un tată prea bun pentru tine, dar acum o să mor. A, foarte bine, mie chiar îmi place, adică nu mie îmi convine, ce să mă, mă, că te ajut eu, vine că te ajut eu, mă, du-te, te ajut, acolo, să te închid aici, să rămâi aici, gata. Tată, dar ce trebuie să facem aici, că nu te înțeleg, spune și mie că ce e asta, ce e aici, dacă dau tot asta, ce se întâmplă aici, ce... Bubuie, ce e asta? Ok, eu mă duc în partea mea, știi ceva, că partea mea e partea mea bună, uite că de parte e parte frumoasă, mamă, ce perla asta albastru, interesant, dar nu mă duc, hei, bă, ce, ok, cam ciudat, trebuie să dau asta jos, gata, am scăpat de el, mă, tatu, dar ce e asta, poți să-mi spui și mie? Nu știu, bă, Cornelii, Vlăduț, aaa, Skeleton, așa, bă! Tata, ce-mi place aici, avem, Ok, tocmai ce voiam să zic aici îmi place foarte mult, pentru că eu am niște bomboane, niște acadele, dar deși nu le mai am, pentru că sunt super, că m-am omorât ai tăi, ia uite, mi-am luat câine, să-l pun bătine, dacă mă super, tata, dacă mă mai super, ia uite ce se întâmplă, câinele ăsta e de partea mea, tu, tată, nu o să mai, nu o să ia acadele, ce faini ești? Bă, tată, ce faci acolo? Bă, tată, deci de acolo, tată, da, fii atent, tată, nu mai, dar lasă, bă, tată, tată, da, văd că e un final acolo, nu trebuie să așteptăm finalul ăla ca să ne batem la final, să scot tot ce ai tu din cap, că ești un enervant, faci prea rău, ești prea rău. Bine, hai, pa! Da, ce să mai zic, adică, bă, bune, uite, Skeleton ești, mamă, trebuie să fug. Ia uși, tată, ce faci acolo? Râs de mine, dar lasă. Cine râde la urmă, râde mai bine, știi, zic ala aia, tată, dar ce să știi tu, că tu n-ai făcut școală, adică eu nici n-am făcut școală, dar știu mai multe decât, bă, dar am zis că nu mai facem așa ceva, de ce dai, tată, gata, tată, nu mai, că nu-mi place, că pe bune, ești prea rău, și da, mama, măcar eu am o mamă, că eu pe mama n-am văzut-o niciodată, adică pe bune, și chiar vreau să vorbesc cu ea, că mă super prea rău. Bă, copiii, îmi pare rău să zic, dar tu ești adoptat. Da, și tu ești singur, adică tu cum ar veni, dar ce sunt astea, perlă green, ia, opa, mamă, m-a teleportat și mi-a dat și viață, dar ce mi s-a întâmplat, mă, cât de tare e asta, ok, avem candy ăsta, dar vedem că nu putem să, ok, cred că acum putem sau, nu, ok, să nu ne dea nici asta, bă, ce se întâmplă, bă,
Bravo, bă, fiule, bravo, bravo. Da, bravo, bravo, da, ești cam enervant. Ești, nu, după ce ești enervant, tată, ești și așa plictisitor. Ești prea plictisitor, adică, bă, bune, nu înțeleg. Adică, bă, bune, să vede că tu ești singur și... Bă, ce-am primit, bă, nu-mi place. Da, tată, ești prea plictisitor. Să vede că ești singur și tu că ai vrut să adopți așa un copil. Și ai făcut tot, de ce mai... Nu mai zic nimic, că deja mă... Nu mai nimic de zis, adică, bă, bune, frate, adică, da, nu, e cel mai imposibil, tată. Am Elytra! Mamă, ce-mi place jocul ăsta! Da, ok, deci tatăl meu, uitați-l la tatăl meu cum face, el trage pârțuri, el face din astea, adică tatăl meu e mai copil decât mine, s-o vede, practic, că nu-l vrea nimeni, că e singur și practic adăpa chelă copil, așa ceva de genul, și asta este rău pentru mine, pentru că eu... De ce putu... Armură de diamant, tată, dar de ce faci așa, tată? Tu te comporți mai rău decât un copil, dar tu câți ani ai, tată? Eu cred că am 12 ani, nu știu. 12 ani? Ok, păi da, adică, poate, da, ok, da, dacă ăsta e tată, nu știu, hai, acum, gata, în sfârșit, tată, dar tu ce faci? Ești cam în urmă acolo, nu știu ce faci tu, dar nu prea te văd bine, nu prea știi nimic, diamante acolo, dar n-am ce să fac cu ele, în fine, ce avem și astea aici, dar nici cu asta n-am ce să fac, câte chestii îmi dau, mamă, câte, ok, bă, frate, nu înțeleg, adică, pe bune, vreau și o să ajung la final odată și nu mi se întâmplă absolut nimic, nu știu care este faza, dar este o chestie mult mai interesantă, pentru că o să fie ceva super, super enervant, adică, cu tatăl meu, adică, uitați, să puțin, aile, cel mai fai, adică, eu chiar n-aș vrea să... deci eu chiar n-aș dori la nimeni, ar fi cel mai rău lucru ca să aibă un așa tată cineva, adică, bă, uitați, să puțin, aile, ci ce? Easy. Tata, ce face? Că-ți fac ăla cât de fraier ești, tata, nu, acum ai pierdut tot. Vezi, bă, ți-am zis cine râde la rău. Bă, frate, dar Elytra e stricată, frate, eu ești de 2 lei. Da, ce să nu știu, cine râde la urmă râde mai bine, vezi tu, dacă nu prea da? Dacă tu nu știi cum să te comporți, uite, eu am o sabie, acum tu nu știi să fii, tata, tu nu știi să te comporți. Că e mai bine tot ce am sincer, dar nu mai contează asta pentru că mă duc din nou aici și sar aici și acum o să-mi dea cele mai șmechere lucruri. Avem aici, bă, porchi foarte frumos, avem aici niște porchi, nu știu ce să fac cu ele. Porchi, la mine, porchi, hai la mine, da, cine crezi că vine la tine, că tu ești, mă, mamă, că-s porchi am aici, bă, dar chiar, ia, mă, dă și mie o sabie din nou sau ceva, ok, deci mi-a dat un pick, e ok și eu să mă rog, dar în fine, ia, că arunc pe ăsta, arunc și pe ăsta, nu, bă, dă-te la parte, bă, nu, că nu e ok, ok, gata, și eu să ce caut aici, bă, frate, ok, gata, am scăpat și acum hai să le luăm pe astea, să le luăm și noi aici, să avem ceva, frate, că n-avem absolut nimic și nu știu ce să mă fac. Bă, dar dacă iar îmi dau niște scheleton din ăștia, mă, du-te, mă, dați-l la parte, mă, dă-mă. Armură de diamant, easy, am armură de diamant și tu n-ai. A, nu am, da, am și eu acum, nu, că nu am, nu? Nu, că ești fraier. Păi de unde știi tu că nu am, că am și armură de diamant, am tot, tu n-ai nimic, adică, pe bune, eu o să câștig sutra asta. A, ce, ai tu armură de diamant, ok, dar știi ce am eu, am ceva super, super tare, ce tu nu o să ai nici tată și n-ai cum să mă bați, dacă tu n-ai cum, e atâta, zic, ești, nu o să faci nimic, absolut nimic, nu o să te descurci absolut deloc, nu o să reușești nimic în viața asta, tu nu o să reușești absolut nimic, tată. Bă, taci, frate, că dacă nu, ești adoptat, dacă nu taci. Păi ai mai zis o dată asta și ce, ce, what? Mamă, ce dansă de viteză am, cât de tare e, bă, mamă, câte chestii am aici. No, ok, nu, cred că trebuie să-mi singura, că deja se întâmplă niște chestii, cam n-aș face ceva, ce n-ar trebui să... Să întâmple, am pierdut totul, frate, chiar am pierdut totul, pe bune, la modul cel mai serios. Să vede, uitați-vă, tatăl strict, adică n-am ce să mai fac, am pierdut totul, nu mai am nimic, mai am acum un iron de pic. Și de aici că nu-mi pică nimic, o salamandră, ceva, cu asta nici nu mai pot să mai ajung aici sus. Păi cam asta a rămas, tată, dar tu nu poți să vii odată de-a sus și eu, aici, așa, să facem și noi, să ajungem la final, nu? Nu poți, dar lasă că mă duc eu și o să pot să vii și tu, mă, gata. În primul rând, gata, în sfârșit am ajuns, tată, mai alergat destul, ok, deci, tată, fii atent, mai alergat destul, ai zis că mă alergi, ok, bă, ce fac? Nu, easy, o să mor. Ok, bine, gata, lasă, cine o să moară? Eu o să mor, lasă, că o să vezi tu acum, cine o să moară? Fii atent că vin după tine, dar tu, așa, ai chef de alergat, aha, cine a câștigat, cine a... Bă, dar nu înțeleg, frate, bă, dar tu ai, fii atent, mie minu, știva, fiule, pentru asta ești pericit, ok, fără gagici, fără calculator și gata, înțeles, hai, lasă-mă în pagii.
adică fără calculator? Din nou fără calculator? Cum adică fără calculator? Cum? Așa nu pasă, ia antenă. Nu mai vreau o rândă, ok, mai vreau o rândă, ok, mai vreau una. Mai vrei o rândă? Ok, bine, mă pun aici. Și atent, dacă rânda asta, deci fii atent, tată, trebuie să încep cât mai rapid, repede, speedrun. Primul care a încercat, s-a terminat, ok? Ok, și eu nu pasă, pentru că oricum ești adoptat și cred că te-ai dus. Da, da, mai, sincer, mai bine nu mi se mai întâmpla așa ceva, sincer. Adică dacă să ajung pe mâinile tale, care tu ești un tată groaznic, toată lumea știe asta. Adică, pe bune, n-am nimic în... N-am ce să mai zic, adică, pe bune, ce să mai zic altceva decât asta? Să tai din gură! Da, ok, am înțeles. Da, wow, ce poți să mai zici și tu? Că tu ești mai rău decât un copil. Tu crezi că ești mai rău decât un copil de la de 2 ani. Tu ești mai rău, uite, și acum... Dar ce faci? Am zis că frate, nu trebuie să mai dai cu așa ceva. Am zis să nu mai dăm cu așa ceva. Vrei să vină acolo peste... Așa, așa, bravo, du-te acolo, vezi dacă ești fraier, tată, nu știi nimic, n-ai treabă să... Să vede că e singur, tată, adică, bă, bune, cine ar sta cu un om ca tine, la cum ești tu, adică, bă, bune, sincer, n-am văzut ceva serios, ar sta cineva ca tine, ce... tu ai sta cu tine, tu dacă ai fi o, tu dacă ai fi o femeie, ai sta cu tine în halul ăsta? Da! Păi, da, ai și râși și tu, pentru că n-ai sta normal, adică, cine ar sta, că și tu ți-ai dat seama cât de rău ești tu, așa... Am zis că nu mai... Ați mai pomenit un tată să fugă de copilul lui propriu, adică pe bune. Bă, gata, am zis... Tata, da, am zis că nu mai facem așa ceva, nu putem să ne... Fortnite! Stai, antenă, Fortnite! Stai! Ok, da? Da, bine, dacă tu vrei să ne batem, acum o să te duci, gata, așa, dacă tu n-ai vrut cum am vrut să, cum am zis eu la început, să ducem practic să ne batem fix la final, dacă tu ai vrut să fie așa, ok, să fie ca tine, eu o să mă duc, o să câștig finalul, o să ajung chiar acum, o să ajung direct acolo la final, nu o să te aștept și o să câștig tot. Easy, frate, copile. Da. Easy. Bă, dar tu pe bune, tu chiar ești tată să ești un copil, gen, nu te înțeleg, adică pe bune, ce-i de faci așa? Ești mai rău decât un copil de 7 ani, adică pe bune. Da, ok, da, bă, ăsta este tatăl strict, practic. N-am mai pomenit așa ceva, sincer, n-am mai pomenit nimeni așa ceva, adică pe bune, dacă stii tată... Mamă, cât de tare chestia asta. Lasă, bă, putem să mergem la jumătate, să ajungem la final, că o să se plictisească oricine de tine, adică pe bune, părnele, să plictisește oricine de tine. Hai să ajungem la final, să fie să fie partea cea mai interesantă, să facem și noi ceva, nu să stăm degeaba aici. Ok. Păi da, ok, exact, asta am zis și eu. Atât, ok, gata. Mamă. Easy. Mamă, ce chestii am. Păi nu, ce easy. Că am eu niște chestii ca lumea de care tu n-ai să scap niciodată, pentru că să fie ceva super. Ok, easy. Ce easy. Tata, eu am ajuns la final. N-am nimic acum, pentru că am murit. Dar, oh, mamă, fii atent ce am aici la final. O să câștig super mult. O să te bat 100%. Pentru că tu dacă stai acolo, aia e, pe mine nu mă interesează. Eu practic o să câștig. Mamă, ce mi-a picat și eu stau foarte, foarte frumos. Ei bine, o să mă duc și pe partea asta. Dacă tatăl meu nu vine, nu știu ce tu faci acum. Dar tu pe unde ești? Băi, eu sunt aproape de finish line. Da, ești aproape de finish line, ok? Ok, baby. Da, ok, da. Și eu mă duc direct la finish, gata, atât a fost, o să zic că ai pierdut, gata, atâta, ultima ta, ultimele tău momente în viață când o să mai fii și nu o să mai exiști niciodată, pentru că nu o să mai exiști niciodată. Ok. Ok, gata, ți-am dat foc, și acum începem bătălia. Ce pe bătălea, easy, tu ești un fraier și eu sunt Rafa, ăsta eu sunt Cornel, easy. Aolea, tată, în sfârșit, bine că m-am ieșit acasă, că nu mai suportam să stau acolo, adică, pe bune, m-am enervat destul, adică nu puteai să nu mă mai duci din nou la fața ascunsă, nu puteai să mă duci acolo din nou, nu să continuăm, că tu te-ai ofticat data trecută, nu puteam să ne ducem să continuăm, nu? Easy, a fost prea easy. Da, ok, mama, cu cine să te mai înțelegi, frate, na, nici nu mai am pian. Dar lasă că mă duc eu la calculator să mă joc. Mă duc eu acum să mă joc pe calculator. Mă duc foarte frumos să mă joc acolo pe calculator, frate. Adică, ce, dar ce, da, ce dorești, tată? Să te culci. Ok, mamă, n-ai cu cine să te mai înțelegi, frate. În casa asta deja n-ai cu cine, bă, frate. Nu înțeleg cum am ajuns în familia asta. De fapt, nici o familie, e doar omul acesta care este singur. Nici măcar nu este tatăl meu, este... Cred că pe ăsta, ce e tată care e, eu abia e, nu știu, cred că abia e, nu știu, e copil, mă, frate. Adică nu e tată mare, mă, nu e, adică cred că abia a ajuns, nu știu, la 18 ani, 19 ani, 20, da, nu știu care e faza cu el, dar să cred el prea șmicher, nu știu, așa strict, să vede că n-are cine să stea cu el,
adică pe bune, să vede că a adoptat un copil și el singur, că n-are cu cine să-l crească, adică n-am văzut-o pe mama mea niciodată pe aici și uitați-o la el cu mine, adică pe bune, voi ați crede că acesta este chiar un tată adevărat, că ar fi un tată sau chiar v-ați dori așa ceva, eu zic că nu cred și eu nu mi-aș dori și aș pleca acum din casă, ceea ce o să fac, o să plec acum pe ușă foarte frumos și o să-mi iau la revedere de la tatăl meu, tată, o să-mi iau la revedere, eu o să plec de acum, ok? Ce faci, mă, tu? O să plec, ce să mai fac aici, tu crezi tu că ești tatăl meu, o să mă duc acolo unde m-ai luat și o să te spun cum te comporți tu. Ok, dar fii antenă, ia ăsta, uite, și acum pleacă de aici. Ok, mulțumesc pentru mâncare, cam aia a fost pe bune, frate. Deja pot să plec așa liniștit, să revin la viața mea normală. Mă duc acolo, mă duc la altcineva, mă refac eu viața, o să mă duc și eu să cânt cu astea cu pianul, o să-mi refac eu viața altundeva, mă duc cânt cu pianul, o să devin un foarte bun pianist și nu o să mai am treabă cu tatăl meu, pe care nici măcar n-aș fi vrut să mai am vreo treabă cu el. Dar da, a fost cât frumos cât a durat. Bine, n-a fost frumos absolut deloc, a fost cel mai strict lucru, cel mai groaznic viață. Cred că, da, pe bun, nu mai, acum o să-mi refac eu viața așa cum o să fie, de la bun început și o să fie super, super frumos. Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentariu cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postez. Astăzi le-am pregătit lui Darusel și lui Alice o provocare super, super interesantă și anume am ascuns în 4 locații diferite cât mai multe comori pentru fiecare. Ei bine, în fiecare locație se află 2 comori și într-una dintre locații se află chiar 3 comori, dar o să le dau la dispoziție câteva minute la fiecare în parte pe rând să aleagă și cine găsește primul cadou, acela este al lui. Dar știți care este faza lui Darusel practic? Ca să vă zic, prima locație este aceasta la noi în curte și aici în prima locație care se află în curte am ascuns 2 cadouri pe care încă nu vreau să vi le arăt și nu vreau să vă spun ce se află în ele, dar vreau să vă spun că unul este pentru Darusel și unul este pentru Alice. Ei bine, vreau să facem în felul următor, o să facă piatră forfică hârtie, iar câștigătorul practic o să se ducă să caute prima oară. Dacă Darusel găsește cadoul care ar trebui să fie practic comoara pentru Alice, o să-i vină lui Darusel și așa Alice rămâne cu ceea ce ar fi fost pentru Darusel. Deci este mult mai interesant pentru că unele cadouri nu li se vor potrivi și asta sună cât mai interesant. O altă locație care este cea de-a doua locație este restaurantul lui Darusel Diner, unde aici se află tot 2 cadouri, 2 comori pe care ei trebuie să le găsească. A treia locație este spitalul. În incinta acestuia se află 2 comori diferite, una pentru Darusel, una pentru Alice, dar la fel cum v-am zis, practic una nu li se potrivește, poate una dintre ele, cine știe, Darusel poate găsește ceea ce trebuia să fie pentru Alice și asta sună cât mai interesant. Iar ultima locație și nu cea din urmă este portul acestea care este foarte mare. După cum puteți vedea, aici se află câte 3 comori, deci câte 3 comori pentru Darusel și pentru Alice. Primul care găsește cât mai multe practic aici o să-i lasă caute pe toți deodată, pentru că la fiecare rundă, la celelalte runde practic, o să caute fiecare păr în piatra pe cărtie, iar acum la ultima rundă aici o să caute amândoi deodată, iar primul care găsește cele mai multe cadouri practic o să găsească și o să câștige totul, pentru că aici se află premiile cele mai mari, comorile cele mai mari și abia aștept să vedem ce o să câștige. Scrieți-mi voi acolo în comentarii cine credeți că se va descurca mai bine dintre Darusel și Alice. Și acum hai să începem videoclipul, să ne ducem la Darusel, la Alice, să le spunem chestiile acestea și după aceea să sperăm că o să dorească ambii să participe, că dacă nu, de fapt eu mă bucur, practic că mi-ar reveni mie, mi-ar rămâne mie chestiile astea, dar hai să vedem, scrieți-mi în comentarii cine credeți că o să câștige dintre Darusel și Alice, pentru că o să participe și o să fie cel mai tare concurs de până acum. Bă, Rafaele, ce se întâmplă? De ce ne-ai adus aici? Da chiar, bă, Aliseno! Ce Alicelu mă visez, mă, Darusele? Bă, în fine, nu mai contează asta. Fiți atenți, Alice, Darusele, v-am adus aici pentru că am o surpriză pentru voi. Mă, ce faci, mă, Darusele? Poți să te comporți normal, că e o surpriză pentru tine. Dacă, de fapt, sunt mai multe surprize pentru voi. Dacă tu nu vrei, Darusele, rămâne doar pentru Alice și tu pierzi. Zi ce vrei. Zi, noapte, Darusele, seară. În fine, mă, de fiți atenți, Alice, Darusele, vreau să vă spun dacă sunteți doritori să participați la un concurs super tare. Da, hai, bă, Alice, hai. Deci fiți atenți, ați auzit vreodată de vânătoarea de comori? Da, am auzit. Deci fiți atenți, mă, ce faci, mă, Alice, îmi dai floare? Mulțumesc, Alice, ce să spun, dar la floare, da, ok, hai cu arunc la gunoi, așa, în fine, deci fiți atenți, astăzi... Da, tu mi-ai aruncat floare la gunoi, mă? Nu, n-am aruncat. De ce ai luat floare? Dar, nu s-a întâmplat nimic. Alice, ce faci, mă? A, mă, Alice, nu mai sparge, gata, că dacă nu mai participi la concurs, Alice, gata. Da, bine, gata, hai. Gata, deci fiți atenți, veniți afară, amândoi, bă, aoleu.
acolo. Bă, au intrat albinele în casă. Alice, ai băgat albina în casă. Dar să uite, a băgat albina. A băgat. Bă, dar trebuie să le, bă, mă, vezi că vin și celelalte, dar să, dacă vin și celelalte după tine. Bine că nu te-am văzut, Doamne, dar să le, gata, mă, de fiți atenți, veniți aici că vreau să vă zic. Aolo, cred că mai bine nu mai făceam nimic. Bă, practic, bă, v-am pregătit o chestie, sunt mai multe. Alice. Eu vă pregătesc aici cadouri, surprize super super mari, super interesante, super mari. Gen, foarte, foarte mari și voi ce faceți? Vă spargeți geamuri, vă jucați ca toate astea, nu? Ce se face? Așa e frumos, adică până la urmă. Da, bă, gata, fiți atenți, veniți aici, hai să nu mai stăm mult la discuții, să începem să-i dăm drumul. Deci fiți atenți, aici, Alice, vină repede aici, Alice, mă, la ce? Fără, fii atent, că potolesc eu, Alice, hai, mă rog, zice, așa. Ce vrei, mă, de aici, că te potolesc eu acum, ia, stai, mă, cu minte. La potole, gata, mă, deci atenți, stai scuze, fiți atenți. Acum vreau să faceți piatră, fă fric hârtie și fiți atenți. Aveți 4 locații unde am ascuns eu niște comori. Aici se află 2 comori și vreau să faceți piatră, fă fric hârtie și să vă dau un minut la fiecare să căutați. Prima oară faceți piatră, fă fric hârtie, să vedem cine caută primul. Și după, deci fii atent, Alice, tu dacă e să zic că tu trebuie să cauți, dar să o să rămână aici și o să aștepte, ok? Ok, eu caut. Și fiți atent, hai bine că a fost ziua ta, de fapt vine ziua ta, de fapt, bă, stai, mă, Darcel, stai, mă, stai, bă, Darcel, doamne, bă, cred că... Eu vreau să caut. Știi ceva, căutați amândoi și eu vin după voi, mă uit, căutați amândoi unde găsiți. Bă, urâtule, treci mai aici, că noi căutăm. Bă, hai, pleacă, bă, ia pleacă, bă, ce pleacă, mă. Mă, ce faci, mă, Ali, bă, nu, ce faci, mă, vreau să, gata, dă-ți la jos, Darcel, că vreau să te aud cum trebuie, hai, mă, gata. Hai, Darcel, că nu ești amândoi, gata. Alelis, nu pe aici, fiți atenți, fiți atenți, sunt niște chesturi, sunt doar niște chesturi și nu se află aici, e ceva ascuns așa, e ceva ascuns. Burger! Nu pot să cred că ai găsit burgeri, dar în sere. Alice, fii atentă. Acum mai se află o comoară pentru tine. Practic, deci atenți. În unele locuri cum ar veni aici, una se află pentru Darcel, una pentru Alice. Darcel, tu dacă găseai pizza, pentru că am ascuns pizza. Dimă, ia zi, unde se află? Păi du-te și caută, bai, și prin curte. E doar prin curte, Alice, gen, nu e în afara casei. Darcel, tu nu mai voi să cauți, că doar unul trebuie să cauți. Darcel, ăla pe care l-ai găsit rămâne al tău. Acum trebuie să cauți Alice și Alice nu se mai da foarte mult timp la dispoziție. Dacă nu găsești, Alice, adică fii atent, uite după ce chesturi, nu se află aici, nu se află în interior, nu este nici în interior, este pe undeva pe afară, nici nimeni nu știe, practic, adică și eu. Uite că l-am găsit, haha. L-am găsit, bravo, deci ți-ai găsit pizza, dar să-l, bă, practic v-ați potrivit aici, pentru că ați ales fix ce vă plăcea vouă, adică, dar să-l te-ai primit fix băgărești tu, Alice. Ok, gata, deci atenți, acum hai să mergem la a doua locație, care este restaurantul lui Darcel. Alice, vino, hai că ne vedem acolo. Deci atenți, Darcel, la a doua locație unde este restaurantul tău, se află alte două chestii diferite. Da, mi se pare că eu vorbesc singur aici, adică pe bune, mă, dar să le vrei să mai participi sau vrei să încheie aici concursul? Păi atunci, hai, puțin că trebuie să așteptăm și Paris, mă, dar dă-ți, mă, mașina asta la o parte, că să vede urât aici cum faci și ăsta, gata, bă, Darcel, fii atent, Darcel, bă, păi vino aici, ai răbdare că trebuie să vină și Alice în coace, că altfel nu putem să dăm drumul la concurs, că trebuie prima oară, acum trebuie Alice să caut. Ce? Bă, fii atent, hocus pocus, les Alice, le Darcel, os pocus. A, ai spus una tu aici, ok, Darcel, acum Alice, ce faci, Alice, ne bagă în seama, ok, deci fii atent, bă, Darcel, nu, eu vreau să facem să căutăm fiecare părând, dar dacă... Să taci tu și să ne zici unde e comoara. Păi du-te și caută, căutați că e pe aici, prin interior, se află două comori diferite, să că... Mă, nu pot să cred că ai găsit, ce ai găsit? A, ceasă, ok, acum nu ai voie, Darcel, nu mai voi, acum lasă pe Alice, nu te mai duce, Darcel, vino, că Darcel, hai, mă, bă, vine după mine, să vedem unde s-o ce Alice, că poate găsește... Băi, bucătărie, băi, Rafa, uite, eu stau în bucătărie, că e bucătăria mea! Da, oameni, bă, vedeți că îl văd acolo deja, Darcel, bă, Darcel, rămâi mai aici, Darcel, ia, Alice, caută, fii atent, Alice, să-ți dau nici, să afle pe undeva pe aici. Bă, Rafa, bă, de când îmi zici tu, să prindim bucătăria mea, ia zi, că e bucătăria mea, nu e a ta. Bine, Darcel, dar asta e concursul meu, Darcel, și pe nici tu n-ai dat bani pe ea, că tu, gen asta, ai devenit după. A, l-ai găsit, ok, și tu ce ai găsit, Alice? Un portofel. Deci tu ai găsit un portofel, Darcel, tu ai găsit un ceas, deci fii atent, Alice. Acum, vreau să vă zic că ultima rând, dar fiți atent, stai-mă puțin. Asta era cadou meu? Da, asta e cadou pentru tine. Păi, e un portofel de la, de zici că l-ai luat în spate de la ghena de gunoi, chiar așa, mă? Da, ăsta e singurul portofel găsit, Alice. Da, bine. După ce că fac fapte bune pentru voi, voi mai bate și joc de mine, mă, pe bune. Acum trebuie să plec și nu mai. Mai erau două runde. Nu mai facem două runde, gata, că m-a supărat. Rafa, fii atent, întreabă cât e ceasul. Cât e ceasul, Darcel? Cât e ceasul?
Da, bine, bine, gata, stai puțin, dar resele. Acum, Alex, dar resele, fiți atenți, că avem a treia rundă care se află, fiți atenți, deci a treia rundă și mai avem a patra, care a patra e cea mai mare, unde sunt trei cadouri și acolo o să vă dau un hint, se află niște bani, la foarte mulți bani și mai multe chestii pe acolo, nu vreau să vă zic că nu doar bani, dar acum trebuie să mergem aici la spital, unde se află a treia rundă, în incinta spitalului se află a treia rundă aici și vreau să începeți, fiți atenți, vă dau un indiciu, dacă nu. Da, bună ziua, ia să zice pe acolo, ia să-i dăm că Alice, că știu că Alice e mai aproape de asta, dacă stai să mă gândesc, mi se pare că undeva pe aici, ia să-i dăm, dacă găsiște Alice. Am găsit! Pă bune, chiar așa de ușor a fost ăsta de găsit Alice pe bune, adică mie mi se părea cel mai greu loc, și de la rundă finală mi se părea cel mai greu loc. Păi da, ce vrei dacă am intrat în garaj să văzut direct? Păi da, e acolo, nu știu cum l-ai văzut, dar în fine, acum să mergem unde, dar să el, acum fii atent, Alice, trebuie să așteptăm, ce se află acolo, ia spune-ne și nouă. Masa de tenis. Da, ai masa de tenis, dar să el mai are ceva, dar să le fii atent că nu se află pe aici mai câteva secunde, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 și n-ai găsit, gata, nu se mai pune, fericit! A fost gata, poze, pai, nu s-a pus, pa! Păi ce-ai găsit, ce se află acolo, ia arată-mi. Pul tebe, pe tablet! Ia, dă-mi coace, dar să-l, dă-mi o mie, așa, gata, dar să-l, tu, gata, nu ai voie la ăsta pentru că a trecut timpul, nu mai, gata, dar să-l, nu mai facem a patra rândă și acolo ce mai mare, adică dacă ți-l pun, bă, tu, a patra rândă, poți să-ți cumperi câte de asta vrei, dar să-l înțelege, nu mai te-am mine, gata! Nu mai da pe bune, gata, oprește, nu mai da, gata copii. Doamne, dar să le bă, ești nebun, dragă tot, mă, Darusele. Vrei să mă participi la a patra rundă sau nu? Nu, vreau, păi și mă supăra, frate. Pe a patra rundă e cea mai grea, e cea mai șmecheră, Darusele, cum să nu mai vrei să mă... Nu, pasă, frate, dar nu-mi pasă, lasă-mă în pace. A, bine, Darusele, atunci dacă nu vrea a patra rundă, Darusele, sau ce doar Ali... Bă, Darusele, vină-mă în coace, am... Cum te-ai supărat, mă, Darusele? Păi, au trecut... Darusele, bă, a patra rundă e mult mai șmichere, Darusele. Tu dacă n-ai avut timp ce... Fii atent, hai că-l mai ascund eu într-un loc și să vedem dacă-l găsești. Bine, și să mai dau un minut la dispoziție. Vrei să facem așa? Ok. Bă, gata. Și atent, Darusele, ascund tot acolo. Alice, ce zici? Mai dăm o șansă sau nu? Eu vreau să-i zic mai întâi ceva. Bă, deci trebuie să știi că în viață, deci uite-te la mine și să știi ce a stat minte toată viața. Ofticosul roa de osul. Gata, dar să gata, veți a patra rundă sau nu? Alice, vină repede aici, deci fiți atenți, acum... Nu fii atent, ți-l la final, acum mergem la patra rundă și după îl facem pe ăsta, ok? Dar să le că vreau să mă gândesc la un alt loc, mult mai șmecher, ok? Ok, că fii atent, mie îmi plăcea ăla, că mie îmi place să mă joc cu el. Da, știi, dar să că îți place, că da, asta, dar știi că mai aveai și la bunică, dar adică poți să lua bunică, dar să iei masa asta de biliard, nu știi că aveam acolo când stăteam la ea? Gata, nu, dar să nu mai facem nici rând asta, cea altul, dar să le tu alegi. Gata, scuze, hai. Așa, deci fii atenți, acum vreau să vă spun că dați-mi și mie mâncare, că m-ați făcut așa, dar doar să le mine. Ia-mă pizza. Mulțumesc, uite mă, dar să ce face Alice, Alice îmi dă din câștigul ei pe care l-a câștigat acolo, că a câștigat pizzele alea, dar să la prima rundă, dar să și tu ce faci, tu dai mine, nu? Și asta și te oftici, amă, dar să le gata, pe bune, hai, mersi, dar asta, dar acum, fii atenți, hai să mergem acum, Alice, înainte toate vrei să spui aia acasă să nu te mai acar cu ea? Nu. Ah, bine, hai acum, fiți atenți, acum, ultima rundă și cea mai grea, unde se află câte trei cadouri. Acum pentru ultima rundă, fiți atenți, vă dau la fiecare, nu vreau să căutați toți deodată, vreau să căutați fiecare pe rând, pentru că vreau să facem invers, că acum, mă, Alice, stai puțin, Alice, că durează prea repede, Alice, să face prea... Hai, așa, nu era nimica. Ok, dar să le fiți atenți, deci atenți, pentru ultima rundă, a patra rundă, fiți atenți cum vreau să facem. Acum este cea mai grea rundă și cea mai șmecheră dintre toate, nu vreau să vă zic ce se află, v-am zis ceva, niște chestii de bani, dar poate nu e doar legat de bani, sunt trei... Dar să stai puțin, dar să bă, putem să facem și noi un concurs cum trebuie, ca la carte, Alice, pe bune, adică ce, nu putem, dar să le vină-mă înapoi, hai mă să facem cu, dar, bine, dar să le caută pe aici, Alice, du-te și tu și caută atunci. Ai și roade-o, 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 roade-o
caut. Stai, nu căuta încă, că am un cadou pentru tine. Vino aici, am eu un cadou pentru tine. Roade osu. Ce fai dar însele, ia uite, facem mișto de tine acum. Vezi mă, dar fii atentă, Alice, fii atentă. Stai aici, Alice, vreau să stai aici, să rămâi aici. Pentru că las pe dar însele, mai las un minut să caute. Și după aceea te las pe tine, ok? Ok, am înțeles. Gata, rămâi aici, pe bune, la un ce mai serios. Ca să fie mișto, că sunt niște chestii foarte tare acum. Bă, dar însele, ia gândește-te, unde crezi tu că l-am ascuns? Caută, ia zi. Deși atent că e un chef, dar se rămâi aproape. Bă, unde te duci, mă? Dar ăsta, mă, nu e pe aici, dar îți dau indiciu, fii atent, e rece pe aici. E rece, rece, rece. Vino, unde te duci, mă? Vino, fii atent, rece și pe acolo, e tot rece. Îți dau indiciu, dar însele, pentru că nu-ți mai da foarte mult timp la dispoziție. Îți dau mai mult de un minut, dar nu mai durează mult. Deci fii atent, dar însele, pe aici, să zic că ești aproape de cald, dar nu e cald, dar însele, chiar nu e cald. Adică e rece, acum să zic că parcă ești mai aproape de cald. Ia-s-o, de unde te duci, dar să treci prin partea asta? Bă, nu știu ce să zic, dacă e pe aici sau nu, dar rămâne de văzut, dar însele. Deci fii atent, dacă găsești un cadou, după numai... Și fii atent, acum gata. Credit card, aici ai bani aproape infinit. Ai foarte mulți bani pe card de la acela, dar să-ți am ales foarte mulți bani. Acum hai să mergem la Alice, că nu mai trebuie să mai cauzi lui. Să fie bără, să fie antenă. Deci fii atent, dacă tu vrei să fac un prank Alice, fii atent, dacă tu mi-a dat o zonă, să pun acolo și nu o să fac o ajut eu și o să dau suna pe zică iar. Ce, bă, dar să-l mai ce, mă, că nu te înțeleg. Fii antenă, vreau să fac un prank lui Alice, că ce n-a pus, că o ajut eu să caute chestul ăla bun, că m-am văzut eu. Și pui un os acolo sau ce faci? Da, că ți-a făcut ție brachii, pe și ai pus osul sau nu? Bă, fii atent, ne prefacem capitul. Bă, dar nu-i corect, frate, bă, dar mai vreau timp, bă, dar... Da, pe nu, nu s-a Bă, deci doar să-l fii atent. Eu zic să mergem peste el în casă și să-i distrugem acolo tot ce are în cameră și să-i zicem după aia să-și Alice, după ce că vă fac un bine, să vă fac aici să aveți foarte multe chestii, eu un joc amuzant și primi și chestii în schimb acestuia după ce aveți atâta distracție, ce vrei să faci, Alice? Vrei să, adică, ce, pui planuri împotriva mea pentru ce? Ce v-am făcut eu rău? Dar n-am vrut, mă, nimic, știi că, uite-te la mine și spune-mi tu că nu mă crezi, nu-i cu... Bine, Alice, ok, deci fii atent, Alice, dar să-mi spune ce s-a întâmplat, spune-i lui Alice. Antenă, bă, deci eu am văzut cadou și l-am pierdut, frate, și a trecut ăla un minut. Dar să l-a găsit cadou, practic, dar n-am mai avut timp și data trecută atunci, și acum nu-i mai dau, înțeleg, dar oricum fii atent, dar să-l, îi mai dau și lui Alice acum câtva timp, rămâie aici, dar să-l, o să zic după, tu, după o să-ți mai dau timp. Bă, Alice, stai, Alice, nu mai alerga, că nu se înțelege nimic, deși atentă, Alice, acum, dar Alice, tu rămâi aici pentru că o să-ți mai dau după timp, Alice, acum caută, tu trebuie să cauți, o să-mi zic cu roșii, cu cald și rece, ok? Ok. Hai, du-te, unde crezi tu că se află, du-te în parte. Pleacă, Rafa, pleacă de cea, că vreau zic ceva lui Alice. Ce vrei, mă, să zici, ha, mă, dar să du... Bine, doar. Așa, bă, deci, Alice, fii antenă, ca tu, ca Alain, brute, era neai, dacă vrei, poți să le tochi. Așa, de hai, Rafa, le hai. Mă, ce ai zis, mă? Nimica. Am auzit ceva de cadou. Nu, gen, am scris un cadou, gen... Bine, dar rămâi aici, dar să legat. Alice, caută tu cadou, fii atent, sunt trei cadouri, dar să l-a găsit unul, dar practic n-a avut acces la el, pentru că a fost fraier, aia, de spus, dar să chici ca fraier. Ok, hai, Alice, hai. Bă, dar să-l, dar stai puțin, Alice, stai puțin aici, bă, dar să-l, vin înapoi. Mă, da, gata, ești Alice pregătită? Mă, ce... Ok, rămâi aici, dar sunt, hai Alice, fii atent, hai, deși atent, prin partea asta să zic că e rece, dar e spre cald, așa, nu, pe aici în interior nu e, bă, dar să rămâi mă pe loc, nu mai veni, dar să, gata, sau hai, vină, gata, că știu că de ce vrei să vii tu. Rece, taci, că sunt trei cadouri, tu n-ai de unde să știi, aici e rece, dar Alice, în interior nu se află niciunul, ca să zic, aici nu se află în interior ăsta, nu se află, bă, să zicem că e cald, mamă, cald, mamă, cât de cald e prin partea asta. Opa, Alice, ai găsit ceva? Am găsit, da. Bă, mi-ai furat cadou. Bravo, Alice. Wow, mă, deși a furat practic cadou, Alice. Așa faci, ok, am înțeles cum vrea să fac, Alice. Fii atentă, mai sunt două cadouri. Unul vreau să-l zic deja că gen într-un fel a găsit, dar să-l dau, caută-l pe celălalt. Dar să-l, poți să nu mai faci cu treburi asta că nu e frumos. Dă-i banii înapoi la fată, dă-i banii așa, aruncă-i banii. Ia, Așa, acum,
Acum, Alice, îți mai dau un minut la dispoziție să-ți cauți. Du-te în partea aia pe unde o fie și cauți. Oricum, dar să știu că n-ai dat toți banii, dar mă rog, ok, și așa. Nu, e rece pe aici, Alice, e rece, fii atentă. Rece. Îți dau un indiciu, barca, Alice, luminul la dispoziție, hai să te duci pe la o barcă. Mă, dar repede, Alice, bă, Alice, bă, dar doar să du-te, leargă mă așa repede, că leargă mai repede decât mine. Tu te pui cu mine, mă? Mă, ce, rămâi, stai, nu mai alerga așa, că nu te aud, Alice, rămâi aproape, că nu te aud, Alice. Eu mănânc 10 bomboane în fiecare zi și tu te pui cu mine la alergat, am găsit. Ia uite, bag of money. Și mai e unul, Alice, stop aici, eu zic, mai e unul fix prin barcă. A, exact în aceeași barcă. Hai, Să vedem ce și cum și ce avem, da. Și cu ce ne descurcăm. Mofticosul Radeosul, ia! Let's go! Easy shit, am copiii, lasă-ți numai ca... Ce mai vrei, Darusel? Ce mai vrei? Gata, s-a terminat concursul. Nu-ți mă, hai mă, ia-ți și ăsta, Darusel, gata. Gata, vrei să mai fac concursul din asta? Că vrei să vă mai duc și mâine la un concurs. Tu ce vrei să faci? Prietene, bă, Rafale, uite, eu să fiu generos, ia toate oasele, te-am pupat, uite, bă, dacă vrei ia și gata, chiar, gata, 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 dar doamne, dar îți mersi pentru creme, ce să fac, adică cu oasele nu dau la cățele, la de-astea, ce? Rafa, I'm a superhero! Ok, n-am înțeles nimic, dar în fine, da, bă, fratele, am făcut și eu. Hai mașină, hai! Hai știu că poți mașină! Hai! Hai pe aici, fii antenă! E în apă, du-te pe el acum, în fine. Gata, cam atât a fost, n-am ce să mai fac, am vrut să le fac o faptă bună, văd că și-a dat în cap, ăștia sunt... Bă, ok, mă, ce... Bă, ce faci? Dar hai! Stai. Ce bun ești. Da, ok. De ce vreau să vă fac fapte bune, Alice? Voiam să vă mai duc și mâine la o chestie mișto, un concurs, un challenge de ăsta super, super tare în care să câștigă da, niște chestii. Da, nu, stai așa că, uite, chiar mi-ai făcut să mă simt și eu nasol și am acum și eu ceva să-ți dăriesc. Ce? Bună care chiar cred că o să te ajute foarte mult. Ce? O să te ajute foarte mult ce-o să fac eu. E o faptă bună pentru tine, da? Da, ce faptă bună? Știu că probabil vrei asta de mult, așa că o să te ajut să mori. Așa. Bă, Darusele, am rămas numai noi, hai să mergem și să-i distrugem camera. Hai mașină, bă, mai repede, că merge bunic mai repede. Hai mașină, hai. În acest episod am organizat o vânătoare de obiecte la care au participat Darusel și Alice. Aceștia au fost supuși la mai multe probe, iar câștigătorul a plecat acasă cu o sumă mare de bani. Pe parcursul acestui videoclip le-am explicat ceea ce trebuie să facă. Tu cine crezi că a câștigat acest concurs? Scrie în comentarii. Abonatul zilei de astăzi este chiar acum pe ecran. Dacă vrei să fii chiar tu abonatul zilei de mâine, lasă în comentariul acest videoclip un like și un subscribe dacă n-ai făcut-o încă. Și dacă dorești, poți da și follow pe Instagram la rafelg.tg dacă vrei să apar pe ecran la fel ca cel care apare chiar acum pe ecran. Acum, vizionare plăcută! Bă, frate, sincer, nu știu dacă ar fi trebuit să mai fac concursul ăsta. Uitați-vă că am și aici 64 de pungi, practic, de bani, saci de ăștia de bani, o grămadă de bani, foarte, foarte mulți bani, dar mă rog, eu vreau să le fac asta pentru că mie îmi place să le fac fapte bune, să-i răsplătesc chiar dacă ați văzut data trecută când am făcut vânătoarea de comori aici, a? Noi acum facem vânătoare de obiecte, dar când am făcut vânătoarea de comori, ați văzut cum am făcut amândoi, adică, na, sau că am ofticat, am făcut ca toate alea, dar în fine, hai să mergem la Darusel prima oară să-i spune și toate astea. Mă, ce faci, Bă, nu se poate, frate! Am stricat toată masa asta de biliar, bă! Poți nu... Păi dacă ești fraier, normal, da, ai stricat-o. Da, ai stricat-o. Dacă ești fraier... Hai, împinge-a! Bă, Rafale, ajută-mă să o împing, hai! Gata, mă, ce tu-i faci, mă, dar să lau că n-ai cu cine să te joci aici, cu cine crezi că te joci biliar, lasă-mă, dar să le gata, ești fericit că ți-am dat cadou ăsta, nu? Da, băi, cred că e cadou meu preferat de asta, da, e cadou tău preferat, dar să le, ai văzut cum ai făcut ieri, dar să le, poți să faci frumos acum, că acum,
Bă, uite, de ce dai dar în sână? De ce dai? Eu sunt cadouri și voiam și eu să vă mai fac un cadou tot din acesta. Bă, da, din greșeală, la fiantă mea. Da, mulțumesc, dar să gata. Burger! Da, mulțumesc, dar să le fii atent. Acum vreau să mergem la Alice, pentru că v-am mai pregătit o surpriză. Asta este tot o vânătoare, dar nu e de comor, ci este de obiecte. Nu vreau să zic mai multe. O să vedem când ajungem la Alice și o să vă zic acolo, practic, mai multe. Bă, unde-i luăm? Ok, hai la Alice, hai să mergem acolo la Alice, foarte frumos, mergem așa, mergem pe jos, nu la mașină, dă-te-mă la parte, stai, dă-te-mă, așa, gata, mă, de unde e la mașina asta, dar să-le? Din apă, surpriză, nu știu, mă gândeam tot o vânătoare, dar nu de comor, ci de obiecte. De obiecte, păi și tot așa mase de-astea? Nu, fii atentă, deci aici la vânătoarea de obiecte, practic, o să trebuiască să găsim niște obiecte, o să mergem într-o altă lume, nu rămânem în orașul nostru, ne ducem într-o lume normală cum ar veni, cum ar fi pe Minecraft pe Survival, ne ducem într-o lume din aceea și o să trebuiască să căutați niște obiecte, o să vă zic mai multe acolo și fiți atenți, ce face Alice? Alice, ai gunoiul aici, Alice, uite gunoiul ăla aici, Alice, mă, de ce poluați natura, de ce aruncați în apă deșeuri, ce faceți aici, să nu faceți așa ceva, asta este un exercițiu ca să știți, ca să nu faceți așa ceva, de-aia le arunc Alice, ca să voi să nu faceți treaba asta, pentru că nu se aruncă așa, ce vrei? Deci fii antenă, dacă gunoiul ăla, tu le-ai bine comoara mea, ia-te păi, ce aruncat Alice, acum e comoara mea. Doamne, dar să le poți să fii un om normal, fii atent Alice, o să avem aici, nu mai fac nimic și gata, am plecat, ce mai, dar să le, adică, bă, dar poți să te, bă, dar eu fac chestii bune și tu îți bagi joc, dar să le, nu, scuze, hai, așa, gata, Alice, vină, unde s-a dus, mă, Alice, bă, dar să-i aplica și Alice, mă, dar nu te mai suportă nimeni, pe bune, nu știu cine ar sta cu tine, dar să le, bă, nu, eu, mama, te miri, dar să le, de ce nu s-aș tu, gagică, de ce nu te place nimeni, de ce toate rădă tine, păi tu nu vezi cum faci, în fine, Alice, unde te-ai dus, mă, Alice, unde, Alice! Da, hai mă că știi, dar te-am auzit, s-a auzit care Alice. Bă, dar fiți atenți, Alice, deși atent, am aici 64 de săculeți plin de bani. Unde e Darusel? Bă, Alice, unde ești, Alice? Alo, Alice, unde e bani? Nu-i... Darusel, vină-mă afară. Bă, Darusel, poți să-l mai bagi joc și să mergem odată? Că, Darusel, Doamne, Darusel, nimeni nu o să plictisește toată lumea, Darusel, cu tine așa. Ok, da, Alice, unde trebuie să ajungem să facem ăla. Da, aplica și Alice. Bă, Darusel, poți să te oprești pe bune, gata, Darusel, putem să mergem acolo să-ți prezint că trebuie să prezint și după aceea să mergem, ok? Ok. Deci fiți atenți, dar să-l și cu Alice, uite-te, am aici 64 de saci plin de bani, deci 64 de saci plin de bani, pe care unul dintre voi va câștiga. Noi o să mergem într-o lume de survival, cum v-am spus, acolo să mergem într-o altă țară, cum ar veni, intrăm, de exemplu, intrăm direct în Minecraft, în jocul Minecraft, o să mergem acolo și vă pun să căutați niște obiecte, cum ar veni, vă pun să căutați căul, chestii din astea, diamante, chestii, să vă duceți nu știu pe unde, să găsiți ceva, și primul care găsește, practic, aveți 5 minute la dispoziție fiecare, primul care găsește toate chestiile astea, o să câștige practic aceste 64 de pungi, saci, și 64 de saci cu bani. Înțeles, hai, dă banii și că oricum o să câștig, dă banii de pe acum și hai să mergem. Nu, îți dați-i dar să nu, o dată și ți-ți dau o dată, Alice, vă dau una la fiecare așa de început ca să nu spuneți că vă fraierez pe voi, bă, da, puteți să nu vă mai certați că nu vă mai dau la niciun și rămân eu cu banii dacă vă certați, Alice, gata, putem să facem un concurs cum trebuie, că și era socul la fel, adică ce-ați văzut cât de frumos a fost, că... Da, hai că putem, hai să mergem. Urcă, stai, așa, hai, urcă, nu, că nu merge nimeni cu tine, Alice, hai că mergem, Alice, vină cu mașina asta, sau de fapt rămâneți voi acolo, că mergem noi așa, hai, gata, bă, frate, hai. Nu știu dacă trebuia să fac treaba asta, dar amă că o fac și pentru voi și pentru ei, aici să fie totul bine, că mie îmi place totuși, mă distrez, mergem în partea asta, bă, dar mașina asta de poliție a rămas tot aici, mă, stai mă, că dai-o la o parte, că deja mă enervează mașina asta, gata, mă, acum mergem liniștiți, ne ducem acolo la concurs, unde trebuie să facem concursul acesta, vânătoarea de obiecte, și vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii cine credeți că o să câștige, dacă credeți că o să câștige Alice sau Darusel. Eu! Mă, Darusel, taci, că tu nu o să câștigi nimic. Acum, hai, veniți după mine și hai să mergem acum repede la concurs, că dacă nu, nu se mai face concursul și rămân eu cu toți banii. Bă, Alice, unde e, mă, Darusel, ce tu faci? Am ajuns aici și el unde e? Da, nu știu, mă, ce tot face, dar hai să dăm noi așa, că deja mă enervează. Bă, bune, că după ce că m-a enervat facea ca toate alea acolo, hai că îi dăm așa, deci până vine el aia, deci fii atentă, la prima rundă avem cât mai multe runde. Prima rundă am eu în inventar două chestii, una era pentru tine, una pentru Darusel, dar acum că nu e Darusel aici, vreau să alegi dintre 1
1 și 2 și ceea ce alegi tu trebuie să cauți, hey, practic. Noi. Păi uite, ce trebuie să cauți, trebuie să găsești fix asta. Alice de ăsta de porc, carne de porc, du-te acum. A, mamă, uite porcul ăsta e fix aici. Ok, deci la prima rundă vedem că Alice s-a descurcat, avea o minună la dispoziție, vedem că deja a ajuns să omoară porcul și Alice cam a terminat. Prima rundă pe Alice, ia să vedem. Ia, 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 ia. Alice. Ia, uite, ia, uite, ia, uite ce-i dau. Ia, mă, de aici, bucata fatală. Vezi, Alice, că mai erau câteva secunde pentru că facem un minut. Acum a fost un minut și fii atentă. Te-ai descurcat acum, da? Da, m-am descurcat. Acum urmează runda a doua. Dacă dar să vedem că încă n-a venit, dar o să vine el între timp. Așteptăm să vină și el cu mașina. Că am venit, am văzut, cred că s-a dus singur. Nu știu cu cine s-a dus el, dar în fine, așteptăm Alice. Acum a doua rundă, fii atentă. Între ce te pun eu să alegi și fii atentă. Ce crezi tu că se află? Înainte să zic despre ce e vorba, ce crezi tu? Ce bloc crezi tu că te pun să cauți? Mă, lemn, piatră, nu știu. Ceva lemn, piatră, bă, Alice, e cam basic, e foarte ușor. Uite aici, piatră și lemn sunt în apropiere de ceva și mai și. Bine, hai zice. Bun, Alice, fii atentă. Am ales materiale practice, ce trebuie tu să cauți și acum vreau să -mi spui tu să alegi din nou între 1 sau 2. 2. Bă, iar alegi pe numărul 2 și este mult mai greu pentru că tu trebuie să cauți Iron, Alice. Acum trebuie să faci, fii atentă. Trebuie să faci picking, trebuie să faci, dar trebuie asta să cauți Iron. Mult succes, Alice. Bă, păcat că nu e dar să lâncă aici. Mamă, ce faci, Alice? A, să faci sabie, să faci de-astea, să faci picking, nu? Da, lasă-mă că trebuie să mă concentrez. Hop, speedrun, faci, uite așa, două de-astea, uite așa, patru bețe, dă-te. Așa, punem două de-astea. Pentru asta vezi că ai 3 minute, Alice. Ai 3 minute la dispoziție. Pentru asta scrieți-mi în comentarii dacă credeți că se va descurca Alice, dacă credeți că o să găsească aeronul. Bine că momentan e nașpa că n-a venit încă Darusel, dar l-așteptăm pe Darusel să vină încoace, să sperăm că vine totuși și la partea lui Alice, că ar fi mai interesant să-l auzim pe Darusel cum vorbește și el așa cu mine, cum stăm aici, să mai vorbim și asta. Alice, ce mai ai de făcut acum? Mi-am făcut asta, bun, așa. Rapid. Sap. Alice, vreau să-ți dau un indiciu, vreau să te ajut cumva. Uite, du-te în dreapta, că o să fie mai ușor. Uite-te ce am văzut, n-am nevoie de indiciile. Mama, Alice, vreau să spun ceva, pentru că ceea ce are... Ia uite că am văzut, dar te-ai dus. Bine, ok. Unde ba da, l-am văzut. L-ai văzut și pe ăsta aici. Bă, vezi că e ușor și la tine și la Darusel. Deci, cred că o să vă dau mai multe runde totuși, că vedem că momentan și prima rundă și a doua rundă au fost cam ușoare. Amigo, l-am găsit, nu mai contează, du-mă înapoi sus. Păi stai puțin că tu trebuie să legi, trebuie să și prăjești, Alice trebuie să-l prăjești, trebuie să faci aeron. Că dacă nu mai faci, ai gen pe bune, adică n-ai ce să mai faci altceva. Ia ăsta, puneți acum, dar mai ai de la ca să-ți faci gen Dairon, să-ți faci de piatră? Da, că am eu totul. Păi mai ai 1 minut și 40 de secunde, Alice, nu știu dacă e gata, dacă mai ai tu totul, sigur mai ai tu totul? Am totul, băi! Bine, Alice, nu știu că Byronul nu prea l-ai luat din câte am observat eu și mai durează foarte mult, adică mai ai 1 minut și 20 de secunde, Alice, tu încă n-ai găsit nimic, vezi că dacă te pui așa e greu. Ce faci cu căulul ăla? E greu, Alice, n-ai cum să faci acum, gata. Gat, bine, Alice, ia, vorbește tu. Așa, deci stai așa că trebuie, da, așa, mergem așa. Bă, tu vorbești acolo la telefon cu cineva scăzut, Alice? Nu mă ajută nimeni, ce, cum? Ok, oricum, mai un minut, Alice, după. Alice, bă, ce să zic, nu mai ai timp, gata, orice-i face, nu mai ai timp, dacă n-ai lume... Să nu te aud. Păi dacă trebuia să ții tu, Alice, mă, dar era bine dacă era și Darusel. Dar l-așteptăm, că vedem că el încă n-a venit. Nu știu ce tot face, dar scrieți-mi acolo în comentarii cum vi se pare ideea asta, dacă vreți să mai facem, să sperăm că vine Darusel. Că nu știu ce tot face Darusel, că mă și nervează, Alice, pe bune. 40 de secunde mai ai. 40 de secunde. Ok, ia să te vedem. 35, Alice, 35. Oare să reușească, Alice, deși nu cred. Nu mai am timp, Alice, gata, trebuie să dai bătută totuși. Nu mai am timp. Mă, de aici, eu nu mă dau. Nu. Am zis, nu. Ok, Alice, deși atent, erau 3 runde, îți mai dau o rundă pe lângă asta, cred că o să-ți mai dau încă o rundă, Alice, pe lângă asta, îți mai dau ți o rundă așa bonus, că Darusel vedem că încă n-a venit, poate o câștigi pe aia, știi, e un bonus, adică lui Darusel nu se dau bonusul ăsta, pentru că Darusel vedem că întârzie, e nesimțit, ai văzut cum face toate chestiile astea, dar în fine, Alice, gata, nu mai, gata, s-a dus tot timpul, Alice, mai aveai 7 secunde, ce... Nu minți că te știu. Alice, bă, vă dau o rundă bonus, Alice, poate e mult mai ușoară, cine știe, nu vrei? Nu vrei, nu ți-l dai tu, bătută, bine, mai, că îți mai dau un minut din asta. Ia, sunt curios dacă mai reușești într-un minut, Alice. Într-un minut, păi ce ai, că-l termin în 50 de secunde. Ia nu vreau pe la 50 tu, Alice, dacă-l termin, că nu-l termin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, că mai durează, 7, Alice, bune, gata, 8, că e cronometru, Alice, 9, ajute, sar, 10, jungi, 10, Alice, 11, Alice, nu știu, taci, că știu eu unde e aerul. Te duci mai aproape, cum ar fi, vezi că e unul fix pe aici, Alice, îți dai un indicie pe undeva pe aici, uite, aici, du-te în partea asta, du-te, dar fii atent că trebuie să faci și furnalul, dacă n-ai furnalul, trebuie să ai și piatru, să ai de toate, Alice.
știu. Taci. Mai am câte secunde? 30? Câte? Da, ceva de gen, nu știu, că am oprit cronometru, Alice, dar te mai las aici, fii atentă, îți mai dau, 20 de secunde, Alice, 20 de secunde îți mai dau, atâta mai timp, deci fii atentă, punem acum 20 de secunde până, hai că până faci ăsta, cred că da, durează mult. Ai făcut? Păi stai, trebuie să fac, Alice, trebuie să fac, fii atent. Ia, 3, 2, 1, mai 13 secunde, Alice, 13 secunde, iasă de, fii atent, trebuie să-mi înapoiesc. Așa, bă, le-ai aruncat jos, Alice, hai mă, Alice, te-ai descurcat foarte bine, dar să-l n-a venit, fii atentă. Îți mai dau ție o rundă bonus pentru că dar să-l vedem când târzie și îți dau o rundă bonus pentru că tu ai venit, dar să-l ne simțit, vedem cum face el întârzie când nu trebuia să întârzie. E pierderea lui, cum ar veni. Tu ai două runde câștigate, Alice, foarte bine și acum îți mai dau o rundă în plus. Dacă o găsești și pe asta, Alice, practic, o să ajungi și la ultima rundă unde tu ai da, aleg unul, păi fii atent, stai puțin că încă nu m-am gândit la niște chestii, stai că mă duc pentru că eu aveam o rundă, erau trei runde practic în plan, dar dacă dar să-l încă n-a venit, îți mai dau acum, trebuie să mă gândesc la niște chestii, mă duc pe aici prin zonele astea și o să mă gândesc ce o să fie, ok? Ok, hai. Alice, fii atentă, pentru că este o rundă bonus, la runda aceasta bonus o să-ți dau un minut la dispoziție și o să te pun să cauți un sat. Nu te pun să cauți ceva, te pun să cauți un sat. Când ești pregătită să-mi spui, ok? Ca să dau drumul la cronometru. Hey. Ok, ok. Un minut la dispoziție, Alice. Bă, deci te duci, Alice, în partea aia, în dreapta. De unde tu știi că satul se află prin partea asta? Dacă se află prin stânga, prin față, prin stânga, pe... păi trebuie să ajungi de și atentă pentru asta că ai găsit ăsta, Alice. Dacă n-ajungi la el, fii atentă, mai 45 de secunde, trebuie să ajungi direct în el și tu dacă n-ajungi, fii atentă, vreau să te duci direct în fierărie, Alice, acolo, la fierărie să te duci, ok? Ei, ia uite, mai și pui și mai greu, bine, mă! Păi da, Alice, la asta ce mai faci aici, mă, pe bune, adică e pe bune, așa trebuie să fie frumos, uite, spune, acum îți dau niște capcane din astea pentru că eu ți-am dat luna asta bonus, adică tu, acum, practic, ai mai multe șanse decât are să câștigi și eu trebuie să te împiedic aici să spun niște daste, Alice, așa ca să n-ajungi tu cât mai repede, știi ce zic? Adică mai ai 18 secunde, acum, că nu faci tu nimica. 15 secunde mai, Alice, 15 secunde mai, 15 secunde, Alice, mai, 15, 12, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, unde te duci, unde te duci? Ei, dar cum numere așa? Alice, uite, în stânga, Alice, aici, 3, 2, 1 și n-ai ajuns, Alice, din păcate, ți-am dat rând asta tot. Am ajuns, numărul 10, 9, oameni, bă. Păi da, Alice. Du-te-mă de aici, că eu am câștigat orice ai zice. Era pe cronometru, plus în fine, hai să vedem, bă, dacă mai vine asta o dată, că la rundele tale vedem că el n-a venit, el n-a asistat aici, e nicam nesimțit, dar l-așteptăm acum, trebuie să așteptăm după 7 ore, nu știu cât trebuie să așteptăm, dar așteptăm, n-avem ce să facem. Da, mă, da, dar oricum n-o să mă bată că e fraier. Ha, bă, dar să le cam stat o grămadă de timp după tine. Ce nu puteai să vii, Alice, deja am terminat două runde cu Alice. Deja Alice acum e la runda finală. Iar are două puncte, dar să le atâta zic că le-a câștigat. Bă, asta măcar, măcar două puncte jumate. Lasă că Alice ăla a fost bonus. Adică, pe bune, nu, hai să fim sinceri, pe bune, gen, nu vreau să așa, ok? Da, mă, bine, hai oricum. Hai, zi ce facem. Ok, bă, dar să le acum e. Bă, Dani, vine la bă, a fost văd treabiți, așa. Hai, bă, zi blocurile, hai, că fac speedrun. Alice, ce-a zis, mă, stă, că... Nu știu, mă, lasă, hai, zi ce facem. Nu e vina ta, că ce, uite, Alice, ne-a luat și somnul, dar să ne mai ia și pe mine, acum am dă și mie. Bă, după ce am stat după tine, acum mai faci și, tu-ți mai permis să mai faci și fente din astea, fii atent. Pentru prima rundă trebuie să găsești o floare din această albastră, dar să le ai un minut la dispoziție, 3, 2, 1 și dar să le gata, caută floare. A, deja s-a ucep prost, dar să le nu o să găsești nimic, în partea asta nu cred că există, dar să le, atât zic. Am găsit. Păi da, ai 50 secunde, Alice, dar să le nu știu cum o să ajungi acolo, pentru că n-ai cum să ajungi să te văd, să te văd. Alice, ce crezi, găsește sau nu? Mai are 40 de secunde, mai are. Nu găsește, e slab, e slab. L-a găsit. Acum, pentru 3 minute, dar să le repede, instant, trebuie să găsești căul, dar să le să-și-l faci. Căul repede, dar să le găsește. Nu 3 minute, că ăsta e mai ușor, îți dau un minut, dar să le tot un minut, că uite și căul aici în apropiere. Un minut, eu nu fac un pic, sunt într-un minut. Da, dacă ești așa slab, ce să-ți fac? Eu am făcut 2 pixuri într-un minut. Uite, îți dau 2 minute, dar serios, mai dau 1 minut pe lângă minutul ăsta, ca să zici, să nu zici tu că sunt băiat rău cu tine, adică pe bune și poate, pentru că tu poate găsești mai repede pe aici. A, nu e, dar să le naște, mai ai 40 de secunde din asta și după mai dau 1 minut la dispoziție, dar să le trebuie să te grăbești, vreau că n-ai timp. Vreau 3 minute, că fii antenă, bă, Rafaele. Nu mai, că ai întârziat prea mult, dar să le ai. Dar să le ai puțin, nu mai țipa. Ai întârziat prea mult, Alice deja a făcut și n-a avut susțin, adică n-ai fost tu alături de mine ca să vorbești cu mine. Eu am avut aire, nu, nici în 3 minute, bă, să nu te aud. Da, ea măcar a fost și a avut mai greu decât tine, dar să le. La tu nu trebuie să prăjești căulul ca să, ca idee, ea trebuie să prăjească aironul ca să-i vină direct aironul. Bă, fii antenă, vreau 2 minute 30, ok? Bă, mai repede, dar să le, că
n-ai un minut, dar să le dar să le tu pierzi aici, adică nu știu, pe bune, eu cu Alice nu, Alice e fie foarte fericită dacă tu pierzi acum, mai 5 de secunde, dar să le. Vreau să mai 3 secunde, mersi. 30 și atât ai, hai. Gata, dar să le ce mai. Da, da, 20 secunde, nu mai avem 4 5 câte sunt acum, mai 20, gata, foarte bine, hai zici. Nu, ba. Da, mai 30 de secunde. Bă, vorbește mă frumos, dar să le, nu cum să permiți să vorbești așa de urmă, dar să le, doamne, dar să le, hai caută, așa, du-te în apă, că fix în apă tu, dar să le, tu știi că durează o groază de timp să-l spargi, pe ăsta nu o să reușești, știi? Bă, bă, fii antenă, deși, păi nu o să reușești în apă. Bă, da, 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 pe mine, frate, da, pe mine. Păi, dar nu reușești în apă, dar să le, te ajut, eu sunt de partea ta, te ajut, dar să le, te duc, te duce. Bă, frate, am pierdut din timp. N-ai pierdut din timp, tu ai stat mai devreme, altfel nu pierde din timp, ia, dar să le, că mai 8 secunde, 8 secunde, 8 secunde, dar să le, 5, 4, 3, Da, îți mai dau, îți mai dau, îți mai dau, 10 secunde îți mai dau, Darsele, 10, 9, 8, 7, bă, dar n-am mâncare, 7, 5, 4, gata, Darsele, gata, s-a dus, ai pierdut tot timpul, s-a dus că ți-a dat mine, Darsele, ți-a mai dat timp în plus și tu ce faci, te oprești din loc? Nu pot să faci, dar nici nu mai întârziat și mai și faci figuria, hai mă la ultima rundă, că și așa e pierdut pe asta, nu mai. Darsele, mai o rundă, Darsele, și Alice deja are 2 puncte. Tu nu mai ce să faci acum, îți mai dau o rundă și rundă după runda finală în care să vedem dacă o să câștigi sau nu, dar în sele, pentru că acolo e... Oh, ce mă... Aoleu, cum a fost treaba asta, doamne. Dați un like dacă v-a plăcut. Dar se la Alice, acum suntem la runda finală, unde voi trebuie să vă bateți. Nu vă mai dau altă rundă, că deja nu prea vă descurcați voi la astea cu vânătoare de obiecte. Aveți toate obiectele astea aici, dar se dacă le lăsați de bine că lăsat Alice, că Alice e mai răbdătoare decât tine. Tu, dar se le, după ce că am stat după tine, mai faci și figuri din astea după noi. Băi, ia tași din gură și gata, că deja mă... Da, dar să-l pierzătorii nu prea s-aud, ca să știu și ofticații, ca să știi. Hai, 3, Alice, ești pregătită, ți-ai luat tot, deci atent, hai, 3. Nu, stai, așa, gata, vă dau 1 minut la dispoziție să vă bateți, dacă nu vă bateți, dar să tu ai pierdut, practic, 1 minut la dispoziție aveți să vă omorâți, hai, dar să le, 5 secunde, a început, gata, s-a început, dar să le... Hai, s-a început. Ai doar 5 arcuri, cum ar veni, foarte frumos, acum trebuie să... Ia, fii atent, Alice, 47 secunde, Alice, fii atentă, 3. Alice, poți să fugi, îți dau un indiciu, poți să fugi, Alice, ca să, că gen, dacă fugi, tu o să câștigi oricum, Alice, atâta zic. Nu, eu zic că o să câștig indiferent. Ok, Alice, îmi place că ești competitivă, foarte, foarte frumos, scrieți-mi acolo în comentarii cine crezi că o să câștige. Nu, aici, să vezi, bă, eu când mă jucam și băteam oameni ca tine, tu nu erai. Auzi, Darsele, tu nu erai, da, gata, Darsele, ia, este, Darsele, de ce faci, că e, Darsele, tu pierzi dacă fugi, Darsele, pierzi dacă fugi, bă, 15 secunde mai sunt, Darsele, tu dacă nu bați, pierzi, Darsele, ai pierdut tot, Darsele, nu, bă, nu, tu ai, are 2 puncte, tu ai un punct, cum pierde ea, Darsele, tu gândești 5, bă, ce slab ești. Ali, gata, Alice, hai să mergem acasă acum. Ai câștigat foarte frumos, dar să e un oftica, nu știe să se joace, e cam fraier el de fel. Acum mergem acasă, primești banii, Alice, cum s-a zis, ok? Ok. Bun, Alice, fii atentă, aici ți-au rămas astea 64, practic, pentru că mai sunt 64 de săculezi din aceștia și da, pentru că unul ți l-am dat la început, unul i-l-am dat lui Darsele așa de participare, nu trebuia să-l dau. Ai văzut cum a făcut Darsele, am stat o grauză de timp după el, sincer, dar fii atentă, cu banii ăștia vreau să-ți spun ceva, fii atentă, cu banii ăștia poți să investești aici cât vrei tu, să faci cât mai frumos locul ăsta al tău, unde ai pizzeria, să ai cât mai multă vânzare. Bine, mersi, dă banii. Ah, gata, ți-i dau, Alice, atât ai avut de zis, nu ești fericită, nu nimic? Ba da, dă banii. Ah, ok, da, foarte fericită ești tu, Alice, e bine, gata, Alice, ai câștigat, felicitări, Alice, îți mulțumesc că ai participat tot. Nici nu m-am chinuit, și eu mulțumesc, că data viitoare mai vin numai dacă e pe banii și da. Da, păi da, așa facem, dar da, dacă mai vrei să facem și data viitoare să facem ori vânătoarea de comori, cum am făcut prima oară ieri sau cum am făcut astăzi vânătoarea de obiecte, deși, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii ceea ce vă place, mă, ce sunt astea, în fine, nu mai contează asta, scrieți-mi acolo în comentarii dacă mai vrei să mai facem vânătoarea de comori sau vânătoarea de obiecte și scrieți-mi cu ce comori și cu ce obiecte vrei să facem. Astăzi, în acest episod, am mers la miezul nopții într-o pădure cu Alice și am povestit niște povești horror super reale. Sunt curios dacă voi ați avut parte de vreo experiență horror în viața voastră. Scrieți în comentarii. Mamă, frate, deci m-am uitat la videoclipurile astea foarte, foarte tare. Mamă, n-am regretat că am avut o dimineață din asta mai horror. Practic, eu trebuia să mă uit la videoclipuri din acestea horror, să mă uit seara. Bă, dar chiar acum a fost super, super tare. Chiar mi-au plăcut videoclipurile astea, mai ales și jocul acela la care m-am uitat eu pe YouTube. Super, super interesant. Foarte, foarte horror. Și acum, bă, frate, mă gândeam, hai
haideți mă că tot suntem cu asta cu horror. Chiar vreau să mă duc la Alice pentru că n-am mai făcut de foarte mult timp. Știu că am făcut cu tare o dată povești horror și vreau să fac și cu Alice asta. Știu că și de Halloween parcă am mai spus cu Alice niște povești horror. Am mers noaptea, dacă mai țineți voi minte, ne-am dus acolo la balta aceea, la lacul acela unde era acolo direct în pădure noaptea și astăzi vreau să mergem înapoi acolo cum am fost atunci ca datele trecute și vreau să mergem seara, dar înainte toate vreau să merg la Alice, să sperăm că își dorește ea să meargă acolo. Mie chiar așa mi s-a făcut o poftă așa, nu știu, de povești horror. Scrieți-mi acolo în comentarii dacă vă plac poveștile horror sau dacă vă sunt înfricoșătoare, dacă vă este frică sau ceva de genul. Vreau să mă duc acum la Alice să vedem ceea ce face ea și dacă vrea să ne ducem, bă frate, că chiar mi s-a făcut, am așa o poftă să mergem seara aceasta, să ne ducem la povești acolo, să spunem niște povești horror din aceasta, dar acum hai să mergem la Alice să vedem ce face și să vedem dacă e disponibilă din seara, dacă îi face plăcerea să meargă cu noi. Alice, unde ești, bă, Alice, să sperăm că e acasă totuși, că dacă nu e acasă, frate, nu știu ce să fac, dar cred că e acasă ea, mă, eu cred că e pe aici, prin partea asta, pe la restaurant. Alice, ești pe undeva pe aici, Alice, ești aici, nu e aici, bă, fi prin spate sau unde fi, Alice, da, ce vrei? Ce faci, unde erai? Eram, uite, prin spate. A, păi, dar prin spate și ai venit pe aici, acum, adică mai ai făcut așa? Am ocolit. A, e ocolit prin partea aia, am înțeles, Alice, păi și tu ce făceai aici prin spate, adică unde erai? Erai la pisică, dar chiar, mă, ce-ți mai faci? Ce-ți mai face pisica, că de când, bă, dar mai știi, bă, că sau cine ți-a mai luat, Alice, că nici nu mai știu cine ți-a luat, ți-am luat eu sau cine ți-a luat? Tu. A, eu, da. Și o cheamă pisica. Da, super tare, bă, sau nu ți-a luat-o David, parcă? Nu știu. Păi, parcă eu așa știu, da, în fine, numai când ați asta, în fine, păi ia, mă, ce mai face, mă, ia, mă, să vedem pisica asta, bă, dacă stai aici, uite-te-le, mă, cât de tare, că de haioasă, bă, dar să vede că te-ai jucat cu ea, că s-a pus aici toronită direct pe burtă, vrea să mă mângâi, vrea să te mai joci cu ea, dar tu de ce nu te-ai mai jucat, că am venit eu, nu? Da, exact. A, păi fii atentă, mă, Alice, fii atentă, am așa o propunere, dar înainte, tate, ai niște planuri de seară, că vreau să ne ducem undeva să facem ceva super, super interesant. Da, aveam cu cineva, dar stai așa să sun, să văd. A, ok, hai că te aștept aici, bine, mă, cu cine are, mă, cu Alice, cu Alex, cumva, practic, da, că am fost ieri când am fost de Valentine's Day, practic, am fost zilele acestea când am fost de Valentine's Day, când eram transformat în Mara, atunci și m-am întâlnit cu Alice, dacă mai țineți voi în minte. Ia uitați-vă la ea, mă, ce facem aici, uitați-vă la ea, nu mai pot, mă, dar nu mai pot să vin, am acum niște treburi cu altcineva și n-am de seara. Mersi de trandafir. Mamă, dar s-aude puțin că decât așa, dar nu prea s-aude bine, în fine. Am înțeles, de ce fac de trandafir, că nu mai vine, în fine. Gata, ai revenit? Da, gata, e perfect. Deci, ce ai făcut? Ce ai vorbit? Pot să vin. A, păi fii atent, mai simt în minte atunci când a fost Halloween-ul și am mers în pădurea aceea unde ne-am jucat și fața ascunsele, dar am spus și povești cu Darusel? Da. E bine, vreau să te întreb, că vreau să spun așa, Alice, eu acum, că da, asta am venit cu chestia asta, că m-am uitat la niște videoclipuri, m-am jucat eu un joc așa super tare, m-am uitat pe un videoclip cu jocuri de-astea pe internet foarte horror și mi s-a făcut așa foarte, foarte chif și am așa, aș vrea ca de seară să mergem acolo din nou în pădurea aceea pe noapte, să mergem fix acolo la lacul acela și să mai spunem niște povești din astea. Dar tu ai vreo poveste așa de reală, ai avea cumva sau vreo poveste așa inventată, mă, știi tu? Da, reală. Da, reală. Gen reală, ți s-a întâmplat ție sau altcuiva? Mie. Bă, eu n-aș avea sincer, eu nu cred că am vreo poveste din asta să vă zic reală. De fapt, am o poveste așa să-ți o zic, pentru că m-am uitat acolo, m-am documentat și vreau să spun o poveste super, super tare pe care i-am găsit acolo pe internet, Alice, pe YouTube, când m-am uitat la videoclipul acela. Am descoperit o poveste super, super tare și o am scris-o undeva într-un caietel. Mi-am notat-o perfect ca să-ți o zic ție. Bine, e perfect, ne vedem acolo. Deci vii, ok? Păi fii atent, Alice, cum să înserează, o să vin aici și mergem, ok, deci a plecat. Alice, e bine, a zis Alice că vrea să meargă, ok, o să fie perfect, pentru că eu am o poveste super, super tare. Deja sunt foarte entuziasmat, după cum se poate vedea, nu mai știu, nici nu mai vorbesc super, super bine, dar da, mă duc acasă, așteptăm să se facă noapte și după aceea mergem în oraș, ieșim din oraș, practic de tot aici, ne ducem direct în pădure, acolo izolați și ne ducem la locul acela super, super interesant, abia aștept, pentru că n-am mai fost de foarte mult timp, dar să sperăm că nu se întâmplă nimic cam ciudat așa mai straniu, pentru că mie îmi plac jocuri horror, dar nu vreau să se întâmple ceva horror în realitate, sincer, adică pe bune, mergem acum, nu mai uite așa la niște videoclipuri din acestea, poate mai găsim vreo poveste ceva și după aceea, bam, ne jucăm foarte frumos. Alice, uite-te în spate. Uite-te,
De ce ai făcut treaba asta, Alice? Bă, Alice, ok. Bă, ce fai, bă, că ai făcut barca lui Darius? Bă, mamă, ce repede. Fii atentă, fii atentă, ia intră cu barca asta, intră cu barca asta, ia vină ăsta, să vedem ceva, să ce se întâmplă. Intră, intră. Nu-i prinde niciodată! Bă, Alice, intră cu barca asta, mă, intră cu barca. Alice, gata, te-am prins, gata, acum poți să fugi mai ușor. În fine, Alice, bă, Alice, dar... Bă, ce... Ok, ok, lasă, o să vadă ea ce o să-i fac. Cred că o să-i pregătesc ceva din seară. Vreau să sper eu cumva, abia aștept să vină seara totuși, pentru că o să fie interesant. Deja mi-a făcut niște nervi și nu, trebuie să-i o fac eu cumva. Scrieți-mi acolo comentarii. Mă, ce tot mai faci, mă, Alice, spargi tot geamurile de pe aici. Pastele la Darusel poți să le spargi, dar la mine, Doamne, a spart. De fapt, astea sunt de la Darusel, dacă stau să mă gândesc în partea asta, tot sunt ca... Mă, Alice, poți să te... De ce faci asta, Alice? Dar eu nu fac nimic. Mă, dar chiar așa n-aveți voi geamuri, intră vântul peste voi. Ah, wow, Alice, wow. Ce? Alice, uite, se umple toată cata asta. Bă, Alice, tu lucrezi așa. Doamne, Alice, hai, lasă-o în pace. Du-te, Alice, ceva, la, o să vezi tu de seara. O să vezi, lasă-o. Bă, Alice, nu mai, te rog, nu mai veni nici. Da, wow, Alice. Wow, ok, nu știu, scrieți-mi voi acolo în comentarii ce farsă vreți să-i facem lui Alice, că vreau să-i facem o farsă, dar o farsă foarte, foarte rea, foarte, foarte mare, ca să se învețe aminte, că deja nu se mai poate cu Alice, sincer. După cum putem vedea, chiar este aproape miezul nopții și uitați-vă, frate, că îngheța aici de frighintă, e și zăpate, mai e și iarnă, frate, și uitați-vă ce mi-a făcut Alice, mi-a spart geamurile aici, uitați-vă cum stai eu, dar lasă, o să vadă ea, vreau să-mi scrieți voi acolo în comentarii să vedem ce farsă să-i facem, vreau să mă gândesc și la niște farse, vreau să-i fac ceva acum, vreau să-i sperii, dar mă gândesc și la niște alte farse. Uite, ieși-o pe aici, că practic nu mai avem geamul, mi-a făcut Alex o intrare pe aici, o ieșire din asta, mă duc acum la ea, chiar sunt cu el ce face și bă, frate, deci chiar m-a supărat pe bune, adică sparge așa, bă, măcar de era vara afară, să măcar venea răcoară și mi era mai bine, adică nu să stau așa cu, uitați-vă că încă mai ninge pe afară, acum încă e iarnă și ce să fac eu acum, stau cu geamul ăla așa, adică pe bune, nu, că nu se mai poate, deja m-a enervat destul de mult, sincer, nu știu ce să mai, adică voiam și să facem în seara asta niște povești horror, dar chiar este horror foarte rău situația, gen ce mi-a făcut ea, pe bune. Hai că acum intră și ok, deja intră și nu mai sta să mai bat Alice, ia să vedem unde e, cred că e la în cameră totuși, că e noapte, ceva de genul, așa, ne vedem în partea asta, bă, trebuie Alice, așa, trezirea, o dată, Doamne, noapte tu bai dormit pe bune, ne-ai uitat ce trebuia să facem. Bă, mi-e somn, nu ai. Ai, Alice, de somn, da, și ce mi-ai făcut mie, Alice, nu mai pot să mai dorm, că mor de frig acolo în casă la mine, n-am cum să dorm, că mi-e frig, n-am cum să mai adorm, Alice. Da, foarte amuzant, Alice, ce să-și spun, adică pe bune, da, stai așa că eu vin, da, stai că am uitat să-mi pun aici asta, nu știi tu, ia, ieși afară puțin, că trebuie să fac ceva. Da, wow, ce a dormit ai, Alice, pe bune, hai, mă, Alice, mai faci și tu faci aici, hai, că te aștept afară, dar ce faci, dai drumul la muzică, măcar să te înviorești și tu, mă, frate, deja mă enervează pe bune, adică ce faci aici, nu mi se pare normal. Și toate astea început să-și râdă că mi-a spart geamurile. Foarte amuzant. Dacă i-aș face ceva, dacă i-aș sparte și eu geamurile astea de aici, cum ar fi oare? Ok. Așa faci, da? Mă, ce faci? Așa faci. Tu spargi pereții, Alice, ce faci? Mi-am spart pereții. Da, ce mi-am dat? Mi-am spart pereții. Așa. Ia stai mă așa. Ai că știi să pui geamul, dacă e Alice, să pui în spate geamul. Trebuie să spargi ureu, Alice. Mai alte perechi, că nu mai nimic. Bă, ce faci, bă, unde duci? Alo, bă, Alice, nu. Nu, Alice, gata, că ți le-am pus înapoi. Hai să mergem. Bă, de fapt, nu m-am dus bine pe aici. Doamne, ce vrea să facă, mă, asta? Ok, deci deja nu mi se pare nora. Stai să închid eu ușa. Că totuși, eu sunt cu bun simț, mă, frate. Închid și ușa să nu intre cineva acolo. În casă, ia, ce face ea acolo? Chiar sunt curios. Mă duc în partea aia, cred că sparge toate gemurile. Da, uite, să vedeți, nu mai am niciun geam în partea asta, nu mai am nici acolo. Alice, poți să nu... Alice, gata. Acum suntem chit. Cum adică suntem chit, Alice? Tu mi-ai spart toate geamurile din casă și eu ți-am spart un singur geam, atât. Păi, un geam de-a meu înseamnă cât 10 de ale tale. Ah, ok, Alice. Acum putem să mergem, dar de fapt, pe unde e mașina, mă, cred că e plecat, dar să-l cu ea, că văd că nu e acasă. Ai tu mașina? Mergem cu mașina ta, dacă... Da, mi-o mașina, hai. Da, Alice, asta nu e mașina ta și, în primul rând, hai, bă, Alice, nu mergem cu a ta, că e mai rapidă ta, Alice. Ce faci? Nu contează, asta are benzina și e gratis de pe stradă, așa că, bun. Da, bine, ok, Alice, dar știi unde e pădurea? Normal că nu. Și mi-e somn. Du-te pe aici, du-te prin stânga. Bă, Alice, lasă-mi pe mine să conduc dacă ți-e somn. Du-te pe aici prin stânga. Du-te. Și te stai pe undeva pe sus. Bă, ce fac? Pe sus.
Alex, lasă-mi pe mine să conduc. Și ceva, du-te la parte, du-te la parte. Hai să mergem. Fii atent, te mergem în partea asta că deja. Ba, Alex, refinează, mă, cum să fie, mă, somnat tu de somnțe. Ia uite, ba, aici mergem foarte frumos. Pa aici, mă, unde mai era? Uite, ia. Aia, Alex nu a dormit. Alex, uite că am ajuns. Gata, Alex. Mă, ce, mă, ce se face așa? Ai o pernă. Am o pernă de unde să am o pernă? Uite aici, avem scaun aici, stăm foarte frumos. Gata, Alex, am ajuns. Ia uite, Alex, am ajuns. Alex, Alex, dă-te. Alex, dă-te. Alex, Alex, dă-te. Așa, gata, gata. Mă, ce, mă, ce e asta? Ce scrie aici? Ce cauți în casa omului de arăsele? Bă, Alex, ce scrie aici? Uite ce... Ce cauți în casa omului de arăsele? What? Ce se întâmplă mai aici? Ce e asta? În fine... Bă, bă, așa, hai. Ți-ai revenit din somn? Gata, că te-ai ars acum, ai intrat în foc, ți-ai revenit măcar din somn? Ia, începe tu. Știi ceva? Nu, mai bine încep tu, Alex, ca să-ți revii din somn. Așa, spune-mi tu care e povestea ta. Ce poveste aveai tu, Alex? Aoleu, sigur? Da, Alex, hai să stăm. Să stăm și noi lejer aici. Fix aici, uite, pune-te așa frumos și povestim. Stăm unul lângă altul, Alex, pune-te în partea asta. Da, eu vreau să stau în apă ca să nu adorm. Ah, ok, bine, stai în apă ca să nu adorm. Am înțeles. Wow, foarte ciudat, Alex, bine. Și mașina unde am lăsat-o nu mai comentez. Hai, mă, spune povestea. Așa, deci, fii atent, am o poveste reală care mi s-a întâmplat mie. Băi, da, mi-ai spus că ai o poveste de ți s-a întâmplat ție așa și să te rosti reală, Alex. Așa, da, e reală, 100% la mie. Ah, ok, și despre ce vorba? Așa, deci, era seara târziu. Eu mă pregăteam să mă pun în pat să dorm în camera mea. Undeva cam acum 4-5 ani. Mă, dar stai, bă, înainte să ajung să mă... Alex... Ce, bă, poate mă întrerupești, mă, acolo? Alex, cine ești? Ești Eminescu? Reciți poezii? Sau ce faci acolo? Da, tu trebuie să fii atent, așa că... Bine, gata. Mă luăm de la ultima propoziție. Era seara târziu, iar eu mă pregăteam să mă pun în pat să dorm în camera mea. Undeva cam acum 4-5 ani. Înainte să ajung să mă pun în pat, m-am uitat în oglinda pe care o aveam în cameră. Dar ceva ciudat s-a întâmplat. Privindu-mă pe mine fix în oglindă, fix în ochii în oglindă de fapt, am observat că ceva nu părea în regulă. Iar dacă m-am uitat și mai bine, am observat că ochii mei de fapt nu erau ai mei. După ce am văzut asta, am simțit un fior rece trecând prin mine. Mi-am spus în minte că nu e adevărat și că doar mi se pare și după am fugit repede în pat. Ce-i mă asta, Alice? Ce poveste e asta? Ce-i horror? Păi, da, cum adică? E foarte faină. Păi, da, ce horror în asta? Te-ai dus, mă, te-ai dus în pat. Ce horror e în asta? Ce? Că nu înțeleg. Păi, eu cu ochii, cu... Ia zi-mă tu, hai, că deja mă enervezi, treci în apă. Păi, da, stai puțin, tu mi-ai zis, stai puțin, Alice. Deci tu ai spus că ai spus o poveste că ți s-a întâmplat, că ce, că aveai ochii, nu știu cum, că nu erau ochii tăi și ce ți s-a întâmplat după? M-am pus în pat. Păi da, și te-ai pus în pat și ce s-a întâmplat după? Am adormit. Și după ce te-ai trezit? Am mâncat. Ah, mama, wow, ok, deci mi s-a... Eu că acum cred că vorbesc cu Darusele, adică ce... Bă, sigur ești Alisa, e Darusel costumat, că nu înțeleg, dar nu, că nu spărgea Darusel de nebun. Hai, du-te acolo, bă, dar, de ce să-i întreba, Alisa? Ăla e locul de povestire, ai înțeles? De acum așa e. Bine, dar eu trebuie să citesc de pe telefon povestea, Alisa, că nu pot să-i întreba. Bă, stai că... Mă, dar, Alisa, un telefon să strică, că nu e de la waterproof. Dar nu mă interesează, trebuie să stai în locul de citire. Hai că-l ține așa în sus, mă, dar băi, doamne, Alisa, aul, mamă, n-am cu cine să mă înțeleg, sincer. Așa, mă, Alice, ești pregătită să auzi povestea asta horror? De-am găsit-o eu pe net. Super, super horror, Alice. Deci m-am uitat azi la toate chestiile și asta e cea mai horror poveste pe bune. Ia zi-mă, hai. Deși atent, Alice. Aveți, dacă nu, hai, de fapt, că zi. Ce, dacă nu, ce? Nimica, zi. Ok, deci fii atentă, știi, așa, fii atentă cum scrie aici, îți citesc fix cum scrie acolo și ești atentă, da? Da. Știi, am avut o experiență ciudată în cimitirul din apropierea... Stop, nu, n-ai citit poetic, de la zero. Cred că mai bine mi-o scriu într-o carte. Hai, ia și citești. Bun, Alice, gata, deși e atentă, mi-am scris eu într-o carte foarte frumos, deși e atentă. Ești atentă, Alice, la povestea mea, deci e o poveste super, super interesantă, atâta zic. Da, mă, hai zi. Deși e atentă. Îți citesc fix cum e aici pentru că e ceva super tare. Stai că nu pot să stau așa, trebuie să o citesc de aici că nu pot să stau în apă că să udă cartea și după nu se mai vede nimic, ok? Bine. Ok, deci fii atentă. Deci îți citesc fix cum e acolo. Știi, am avut o experiență ciudată în cimitir. Da. Nu, te rog frumos, ia atitudine, citește frumos. Da, ca la carte, ca la școală, Alice, hai să vedem, deci. Știi, am avut o experiență ciudată în cimitirul din apropierea casei mele, Alice. Era după amiază norată și m-am hotărât să fac o plimbare prin cimitirul vechi, deși știam că poate părea înfricoșător. În timp ce mă plimbam printre pietrele funerare și copaci uscați, am simțit o senzație stranie, Alice. Ca și cum...
câțiva, de fapt cineva sau ceva mă urmărea. Îmi bătea inima puternic și am încercat să-mi dau seama ce era acolo. Ce crezi tu că era acolo, Alice? Nu știu, foc. Foc, ok. Și atunci am văzut o siluetă mică, aproape insesizabilă, deci nu prea se vedea aproape, printre umbrele din morminte și o copilă parcă pierdută în întuneric, cu ochii mari și înfipți în mine. Era ceva atât de nereal, dar totuși atât de real, Alice, pe bune. Nu înțeleg, și real și nereal, gen, era o harababură totală, totuși nici nu știu ce s-a întâmplat, Alice, pe bune. Aha, și asta e tot? Nu, stai puțin, că mai e. Deci am simțit cum îmi îngheață sângele în vene, am strigat, dar n-am primit absolut niciun răspuns. Copilul a dispărut la fel de repede cum și apăruse, lăsându-mă într-o stare de confuzie și de teamă. Acum când mă gândesc la acea experiență, mă întreb dacă a fost doar imaginația mea jucând un film sau dacă chiar a fost real, Alice. Asta e toată povestea. Da, nu te mă de aici, ziceai de mine și ce e asta, nu se poate, nu acceptăm. Stai puțin, Alice, că vreau să spun. Uite și cerbă, deci fii atent, Alice. Eu asta e povestea pe care am găsit-o, mi s-a părut cea mai interesantă, cea mai rea. Ok. Astea sunt ale mele. Ok, deci da, așa ceva e întrebarea mea, în fine, nu mai contează asta, dar Alice, stai puțin, deci fii atent, Alice. Bă, eu m-am chinuit, Alice, adică asta a fost cea mai... Îmi fricoșitare poveste pe care i-am găsit-o pe internet, m-aș și spunea no. Că nu... deci măcar nu e a ta, nu-ți mai poate, nu, deci îți dau un zero cu indulgență. Păi, dar stai puțin, că ți-am zis că e de atât de până, te-am zis că m-am uitat la toate chestiile astea, dar asta ți-am zis, ai mă, Alice, chiar așa nu ți-a plăcut, pe bune? Du-te-mă de aici cu poveștile tale, mai și zici de mine și mai și de până, nici măcar nu pare ale, nu-ți poate. Păi da, normal, gen, nu e real, adică e reală, Alice, dar nu e reală, gen, nu mi s-a întâmplat mie, e reală, găsită de la cineva căruia i s-a întâmplat treaba asta, mă, Dalila, știi și tu să mergi, știi drumul măcar spre casă sau nu știi unde mai ai dus aici? Da, mă, îl știu. Da. Se poate. Mă, spune ce, Alice, suntem la oameni aici, mă, dar cât de tare e locul. Alice, n-am nimerit bine, asta e casa unui polițist, tu vezi? Sigur? Păi tu nu vezi asta, Hai să mergem, așa zi. Da, cu Alice cred că o să intru la belele, frate, sincer. Nu cred că ar trebui să mai stau în jurul lui Alice, sincer. De fapt, hai că mă duc repede acasă, mă duc cu mașina, Alice, am lăsat-o aici. Bine, poate că se știa o mașină, că știți cum face, dar da, bă, frate, nu știu. Scrieți-mi în comentarii dacă vi s-a plărut totuși povestea mea interesantă, dacă vi s-a părut mai interesantă povestea mea pe care eu am găsit-o sau dacă vi s-a părut mai interesantă povestea pe care Alice a avut-o, practic, să ne spună, pentru că lui Alice, diferența este că lui Alice și că a fost reală spusă de ea, adică realitatea ei, cum ar veni, s-a întâmplat ei și asta a fost găsită reală de pe internet, dar mie mi s-a părut super înfricoșătoare, adică mi s-a părut așa foarte interesant, nu neapărat înfricoșătoare, dar a fost interesant așa, frate, nu știu, mie chiar mi s-a părut, nu știu, scrieți-mi acolo în comentarii care poveste vi s-a părut vouă cea mai înfricoșătoare, cea mai tare dintre astea două, pentru că mie pot să zic că nu știu, mi s-a părut așa ciudat, a fost cam seacă așa, n-am înțeles nimic, adică nu mi-a mai zis ce s-a întâmplat după, doar așa că am văzut și după s-a pus la sân și cam mai a fost, adică nu știu, cred că totuși s-a părut, e, dar în fine, mergem acum acasă, nu avem ce să mai facem. Cam atât a fost, am zis eu că facem ceva, a fost cât de cât ok, totuși s-a mai râs așa după aici pe acolo, dar da, Alice, ce cauți aici, Alice, ce cauți aici, cum ai ajuns înaintea mea? Eu am secretele mele. Da, ok, Alice, nu mai zic nimic, Alice, n-am ce să mai zic, Alice, noapte bună, m-a pus să dorm, dar Alice, dar ce... Da, mă duc și eu acasă, de acum cred că n-a. Da, pa aici te duci, că pa altundeva ne-am zis, da, hai, du-te, pa, Alice. Da, bine că mă arunci tu. Ok, mamă, frate, deja mă enervează, nu, că mă pun și eu la zon, că deja mi s-a făcut și somn, bă, frate, nu știu, a fost între... Mă, cum ai așa, Nu mai, ce să mai zic, Alice, știi ceva? Știi ceva? Hai, sparge bă tot, Alice, că deja gata, sparge bă tot, că deja, doamne. Alo, bă, frate, n-ai cu ce să te mai înțelegi, frate. Și acum cum, doar că mi-e frig aici, mă, frate, altundeva, cred că dorm aici, mai bine aici. Mamă, frate, cred că nu mai merg niciodată cu Alice la chestii de astea și, nu mai am nimic de zis, totuși ziua asta a fost cam cea mai nașpa zi din viața mea, adică, pe bune, aia, mă, Alice, iar vii! Mă, că mă culc și eu cu tine, ai n-avem de... Aolo, frate, n-ai, da. Alice, tu sfărăi, cum să sfărăi, ha, să râdă toată lumea acum de tine, hai pa, Alice!
Astăzi este o zi specială și anume este ziua lui Alice. I-am făcut împreună cu Darisel cât mai multe surprize frumoase și a fost o zi super amuzantă, dar și enervantă pe final. Nu vă zic prea multe, vă las să vedeți. Dar înainte de toate, hai să-i facem toți o surpriză împreună și anume să-i urăm la mulți ani în secțiunea de comentarii. Acum, vizionare plăcută! Bă, dar să le fii atent, uite-te aici repede că am văzut eu un videoclip astăzi, bă, bă, yeah! Amuzant rău de tot să-ți arăt, deci fii atent, uite-te, uite-te, fii atent, fii atent, să vezi încă dau în jos. Bă, mă, fii atent, vreau ca tu să dai mai sus, bă, dai mai sus, dai mai deci sus. Deci dau mai în sus, bă, ia, dau mai în sus, dau mai în sus și ce, să dau mai în sus ca să ce? Tu poți scrie acolo, ziua lui Alice 2012. Nu stai puțin, astăzi este, sărbătorește ziua Alice 2012, stai puțin, cum adică, azi, bă, ce zi, azi, do, a, bă, 25 februarie, bă, azi e ziua lui Alice, mă, tu știi ceva de treaba asta? Eu da, cum să nu, cum să nu, nu, nu. Bă, dar să le și acum ce ce facem? Trebuie să facem cadouri, trebuie să facem toate astea, bă, dar să le fii atent, pregătește tu acolo în spate cu aia că mă duc eu la aia să vedem ce faci, ok? Tu să pregătești acolo cadouri. Fii atent, dar să le iei și niște. Bă, de ce? Aolo, bă, dar să le. A, mă, după ce că abia am pus geamurile că le-a spart Alice. Ok, bă, dar ce faci? Da, deja ai pus mă cadourile, ce se întâmplă acolo? Deja ai făcut cadourile, gata, tu știai. Tot, bă, tu știai, mă, dar ziua ei și mie nu mi-ai spus. Nu, da. Bă, știam, da, fraier, ești fraier. A, ok. Deci asta este ziua lui Alice, bă, frate. Eu nu știam așa ceva. Foarte interesant, pentru că este ziua lui Alice, bă, frate. Chiar sunt curios cât ți-am, de fapt, dacă e 2012, face 12 ani sau cât face, bă, dar, cât ți-am face, mă, Alice, că tu știi, tu ești născut tot în 2012, tu câți ani ai acum? Deci dacă eu așa am 11 ani și Alice, e așa, da, deci Alice, 12 ani? Da, deci Alice face 12 ani, practic, că tu ești în decembrie, mă, tu, mă, mai e pula ziua ta, bă, Darisele, mai e mult pula ziua ta, bă, Darisele, la sfârșitul anului, bă, da, ce-ai pus aici în cadou, bă, dar să vină mă înapoi. Bă, unde-i dus, mă? Bă, hai porchi. Bă, dar să ce face, mă? Punem porc de cadou, cum ar veni porcul de Crăciun, ăsta e cadou, pe bani, dar să mă nu-ți bate joc pe bune. Ce pus aici în cadourile astea? Îmi spui și mie sau e secret? Secret. A, deci fiate, bă, dar stai puțin, zicem ca și cum că gen am făcut amândoi cadourile, da? Adică practic e de la amândoi, bă, dar să bine? Da, nu. Ba da, hai repede la aia să vedem ce, dar să vine, mă, bă, dar chiar, bă, dar face 12 ani, Alice, bă, ziua, bă, frate. Hambucea la caca. Stai. Bă, dar să am că nu ești amuzant. Ce? Bă, gata, gata, cu atâtea magii, mamă, deci Darisel a învățat o mie de magii la mulți ani Alice 2012, pentru că azi e ziua lui Alice, bă, frate, chiar sunt curios ce o să facem astăzi, dar să sperăm că mai ia ca, bă, Darisel, bă, unde te-ai dus? Ok, deci Darisel a plecat, acum am ajutor, singur. Ajutor, de stâlp, aici ați blocat. Unde, mă, bă, ce stâlp, nu e, hai, mă, du-te, mă, de aici, Darisel, gata, că... Ce vreți? Nu, vorbeam cu un prieten, nu contează. Pune pe grătar, Alice, uite că e grătar aici, poți să pui carne, foarte frumos, să se facă la grătar. Mamă,
Mai un porc pipăler și poți să dar să le pe grătar. Ce tu faci cu el? Așa, da, păi și pe grătar. Așa, să avem fiecare să mâncăm, nu? Aici facem grătarul, mă, de ziua lui Alice, mă, la mulți ani, mă, Alice, mă, dar câți ani faci? 12 ani, Alice? Da, da, 12! Mamă, cât de tare, bani, mamă, 25 februarie. Sunt mai bune decât tine, ha-ha. Bă, eu nu sunt coace. Bă, așa, mă, Alice, bă, ce fac, bă, dar nu aici, mă, nu aici cu artificii, dă-le aici în sus, pe cer să dau, să dar trebuia să le dau, bă, dar să le, bă, pe cer, mă, dar să le, că aici nu se duce nicăieri, așa, așa, bravo, bă, da, de ce nu mai merg artificiile, dar să le? Asta sunt de la ziua ta, mă, dar să le, hai, mă, că le-ai lăsat pe astea pe bune, așa, îți bagi joc. Bine, hai, lasă, hai, fii atent, Alice, uite, avem 4 cadări pentru tine de ziua ta, gata, dar să nu mai, dacă s-au stricat astea, sunt traze, practic, s-au dus, dar să le, fii atent, da, opa, dar să le, dă-te la parte, dă-te la parte, da, pizza, fii atent, să-mi ține, ăsta ia-l la ultimul, pe ăsta ultimul, prima oară, hai, ia-l pe ăsta, ia-l pe ăsta, sau, de fapt, ia pe care vrei tu dintre ele, ia, gândește, ia, ia, ce pică, ce pică, ce e acolo, ia, deschide, da, eu nu știu cum le deschid, a, așa, ia, ia, mi-a picat un teddy, un gorila. Băi, da, pune pe jos, pune pe jos, să vezi. Asta este ursulețul. E gorila mea. Da, Alice, ce părere, îți place, îți place frumos. Bă, dar să le, bă, îi facem cadou și acum e cadou, ce tot faci? Bă, da, așa, mă, Alice, ce părere ai tu, îți place, e frumos? E foarte frumos și albastru. Acum mai avem un cadou aici și un lup pe care practic e pentru toți ăsta, ultimul de aici. Ia uite, acolo, bani. Bă, mi-ai furat cadou. Bani, de bani. Așa, gata, mamă, câți bani ai, bătă, mamă, câți bani. Așa, să alunce lăutarii. Bătă, Rusel, dar atâția serviete ai pus, mă? Da. Mamă, Alice, și atent, astea servietele sunt din partea lui Darusel, gorila practic e din partea mea și ăsta e din partea tuturor. Ia uite, ce se află aici, aici practic trebuie să mâncăm toți tort, fii atent. Uite că e un tort special, așa, uite, după cum poți vedea, e un tort special. Bă, dar să le da, o flămând mai aici, bă, dar să le, bă, dar nu-ți ajung burgerii, mai mănânci și tort? Da, oricum, eu am primit ceva, am primit ceva de la un unchi de-al meu, așa că dacă vreți să mergem undeva, doar ziceți-mi. S-ai spus, hai să-i puțin, bă, dar ne-am uitat carne, aveam să zic de treaba asta, ne-am uitat carne, hai să mâncăm, ce facem? Da, eu rămân cu pămbur, pămbur, ta goală, practic, eu rămân, uitați-vă, dar să-i ți-am dat-o, o pui acolo la tine în casă și ce vrei? Ce? Uite, diferită, ca strâmpitul flămândul o să mănânci asta. Mersi, dar să le, e ok și asta, la n-am poftă, acum n-am chef, ce? Mă duc să vă arăt ce-am primit eu. Te duci, păi te așteptăm aici, Alice, Alice, ok, s-a dus, Alice, nu știu, păi ce facem, mă, așteptăm aici, bă, dar să le, stai bă că ia focul ăsta, doamne, aoleu, măcar rămân și aici să mănânc, practică, mai devreme mi-a mâncat, dar să le toate astea, eu am rămas cu nimic, practic, ia că mănânc și eu, cârnați ăștia, mă, cât de bun sunt, cârnați ăștia, bă, pe bune, dar, nu știu, bă, ce, bă, ce, s-au zis ceva, bă, Alice, ce, bă, ce faci, Alice? Alice? E cadou. Da, mă auzi? Uite cadou. Asta e cadou, Alice, pe bune, adică crezi că nu mai știu? Păi, cum adică? Păi n-a fost atunci când am mers la poveștile horror de le-am spus, de te-ai dus la ea în casă, la ei. Păi da, bă, dar asta e alta, că pe aia am vândut-o. Și tu ce faci? Tu mergi cu asta, să te vadă poliția și să ce să zic, Alice? Dar nu, că nu-i de poliție adevărată, e de jucărie, dar ai, urcați, că vă duc eu unde vreți. Da, e de jucărie, e dita mai asta, mamă, cum stau aici, spate, că de șmechere, mamă, că de șmechere aici, să stai în spate, de fapt, dacă stau să mănânc nici șmechere, că aici, practic, stau aia, pușcăria și toate chestia astea, infractori și eu nu e bine. Dacă stau aici, da, stau acum, foarte frumos, și acum unde mergem, Alice, unde vrei să ne duci? Ei, nu știu, unde vreți? La pizza, bă, dar să le, bă, dar cât mai mănânci, bă, dar să le, că mănânci în continuu și pizza și burger și carne și cârnați, dar să le, și ce mai mâncat, ce mai mâncat, tu ai mâncat și tort, dar să le, tortul nici n-am mai apucat noi să mâncăm, că l-ai mâncat doar tu, dar să le. De ce am mâncat? Am mâncat un milkshake, am mâncat o supă. Bă, milkshake-ul nu se mănâncă, milkshake-ul se bea, dar să le, adică pe bune, acum, bă, Alice, fii atent, Alice, vino! Bă, da, fii atent, Alice, dă-mi ei să te duc într-un loc șmecher, vreau să mergem toți, ok? Așa, ok. Dar să unde ai plecat? Bă, dar să le vină, bă, unde s-a dus, mă? Alex, urcă, că nu știu unde s-a dus. Bă, dar să le, hai mă că trebuie să mergem în locul ăla al nostru șmecher, dar să le, unde am mai fost, mai știi că mai fost atunci unde alergam, îți dau indiciu, atunci unde ne alergam noi unul pe altul, dar să le, era cu misterie cu dalea. Nu zice că e secret, dar să dacă ți-ai dat seama, nu zice că e secret, dar ce? Nu știi, ok, dar să hai că mergem, vină pe aici, hai că trebuie să mergem prin partea asta, hai prin stânga, pe aici, să mergem acum, vezi că e un loc super șmecher, Alice, pe bune. Ok, hai să văd. Deci trebuie să luăm pe undeva prin partea asta, parcă era, dacă mi-aduc eu bine aminte, mergem pe aici, stai că pe aici e drumul închis, mamă, stai că am uitat. Bă, dar... nu, la mine e drumul închis, și m-am blocat.
Ia uite bă, Alice, unde am ajuns aici. Este o cursă Lucky Block, Alice. Dacă știi de asta, la final o să trebuiască să ne batem și toate astea. Mă, Alice, ce faci acolo? Bă, câte chestii mi-a dat aici? Bă, da! Stai acolo, nu mai da. Nu. Bă, frate, am murit din prima. Aola, bă, frate, n-o, că n-aia. Bă, da, fiți atenți, hai să... Bă, da, cu câinele ăsta, cum pot să-l fac să fie al meu, practic? Nu cred că pică oase de la astea. Sau pică, nici nu știu dacă pică. Oricum, mi-am luat elitra ăsta, arată interesant. Mamă, și câte faci pe aici, bă? Alice, ce părere ai? Îți place aici unde te-am adus? Da, chiar e foarte fain. Opa, facem așa, o schemăm, dublu, uite așa. Mamă, să vezi la final cât de tare o să fie Alice, pe bune, acolo să fie și mai tare la final. Ia mă, ce stură asta? A, nu s-a aflat nimic, nu știu care e faza cu ce stură asta, dar mă rog. Ia să-i depune și în shield-ul ăsta așa. Bă, dar să le fii atent, hai, deci ne batem doar la final, că atunci arena aia de final, aici nu ne batem. Aici, practic, dacă e să muri... Bă, deci, s-a băguit ăsta, practic mi-au căzut, hai de mele pe jos, wow, frate, mai am puțină viață, mai am puțină viață. Că mi-a picat ăsta în cap, doamne. Ajutor! Ajutor! Darisele, ți-l pasez. Bă, câte chestii pe aici. Du-te, așa, gata, ia să vedem aici, ia să vedem cine pică. O, gata, am și o sabie, bă, am nevoie și de mâncare. Ia, că ăsta mi se pare că îmi dădea, de asta, mă, cât de tare. Ajutorul blocat aici, ajutorul blocat în bedrock. Da, nu ne pasă, stai acolo. Nu ne pasă, mamă, am speed acum. Mamă, ce fac cu speed-ul ăsta? Păi, Dumnezeu! Mamă, de bine că pot să direct pe aici așa frumos, mamă, am dus direct aici sus, mamă, cât de tare, bă, frate, cât de mișto e și cu ăsta. Bă, deși ce să zic, bă, dar n-am ce... No, uite-te unde am ajuns, mamă, bă, frate, ia că pot... Dacă pot să sparg eu ăsta, sper că pot să ies pe aici, dar prin blocul ăsta, că dacă nu pot e cam jale, bă, frate, bă, Mă, ce mă, de plângi, dar gata, mă, că ai ieșit, e perfect, e perfect, ce mă, de plângi? Dezblocat, bă, Rafael, dezblocat în bedro, din tot dezblocat, nu mai acum să ies. Ai, dar să le acolo, rămâi, mori acolo, ce să faci, dar să le, nu poți să te omori? Păi nu, știu că-s blocat. A, ești blocat, dar să le, da, și acum să plânge toată lumea pentru tine, dar să le, mamă, ce rău ne pare, dar să le, știi? Da. Păi nu, că nu ne pare rău, mamă, o să te bezi, înțelegi, să se pare. Vrei să te ajutăm noi, dar să le pe tine să nu mai fi blocat acolo, că uite, de fapt ne ajută Alice, că a ajuns practic la final, deja s-a dus Alice, aici m-am înfiat încă, eu sabia asta și de fapt să-mi dau asta, mă, deci fiți atent, bătălia finală, hai să te, bă, ce fac, dar să te crezi în Fortnite, mă, bă, Alice, hai pe dar să le, te crezi în Fortnite, dar să le, te-ai pus pe aici, te-ai urcat bătate astea, nu, te-ai urcat, te crezi în Fortnite, a, cât de slab, dar să le, Alice, opa, Alice, trebuie să ne batem, te rog, ia poison, de ce ai iată, da și tu, ai și tu poison, ia să te, asta cu knockback, ia uite ce pot să fac eu acum, Alice, dacă pot să-ți dau cu ăsta cu knockback, te-ai cam dus. Nu, nu e adevărat, să vezi acum ce-ți fac eu, ia, da, trecem cu ați, am câștigat prima rundă, mai dăm o rundă, mai vrei să mai dăm ce ce spun? Ce spuneți? Mai dăm? Da, mai dăm. Bă, dar nu, că mie mi-a rămas poison ăsta, Alice, mamă, nu înțeleg. Bă, stai puțin că, bă, ce? Alice, mie mi-a rămas efectul, stai, că mi-a rămas efectul, bă, frate, stai că trebuie să intru și hai că... Și ce, bă, nu-mi pasă, mori, hai, murgur, nu-mi slab la Fortnite. Dar să le, te ieși pe Fortnite, aolo, bă, tare, să le, te ieși, Ok. Ok, nu știu ce fost aia, dar în fine. Ce asta? Knockback. Și eu am smite sau ce e asta? Mamă, smite unul. Bă, frate, eu cred că mor acum. Gata, m-am dus, practic. Acum mor și eu, frate. Eu mor că mi-a rămas ăla. Bă, frate, dar nu-i corect. Dar măcar acum mi s-a dus și mie ăsta și nu mai am. Ia, dacă mă duc prin partea asta pe undeva, pe aici, ia să iau eu ăsta și pe aici. Trebuie să sar așa prin partea asta. Bă, da. Bă, frate, fix în lava am picat. Bă, da, am și eu noroc, bă, dar mai bine nu-l mai aveam. Adică, pe bune, frate, nu... Ia-ți sper, mă. Mă, ce? Nu, nimica, nu, n-ai înțelege. Ce, bă? Ce cu tine, Rafael, ce cu tine? E bine la cap? Mă, ce vezi, mă, de se place acolo? Ce se întâmplă, Liz? Nu se întâmplă, mă, nimic. Am crezut că urla cineva la mine, da? Ia ce se întâmplă cu perlele astea? Deci fii atent că mai sunt niște perle așa și... Bă, ce e asta? Aolo, bă, ce, doamne, iartă-mă, era ăla, bă, frate, că eu mor acum în continuu și nu mai ajung acum la final, wow, cât de tare, Alice, bă, ce să spun, Alice, la mulți ani, Alice, ai văcut și tu 12 ani, Alice, dar Arsel mare mult, bine face și el 12 ani.
aici? Ajutor, ajutor, Enderman! Da, gata aici, pe mine m-a omorât Bob, așa îl cheam pe ăsta, deși a pus un de ăsta. Păi și cum pot să scamă de ăsta, că văd că... Bă, dar e prea... Aole, bă, frate, nu, de ce să dacă mă atingi deodată, practic, am murit, deci trebuie să mă duc prin partea asta, că n-am ce să mai fac. Bă, Alice, cât ți-a n-ai făcut tu, 12, parcă, nu? Da, da, de ce? Da, bă, Alice, nu știu că... Ești mai mare decât Arisel, bă, acum mi-am dat seama. Bă. Păi da, eu știu asta. Da, bă, dar Arisel, bă, da, no, eu cred că, voi cred că ajungeți la final și eu rămân cu nimic, bă, frate. Dar eu sunt la final. Tu ești la final, mamă, frate, eu n-am nimic, nu știu ce să mă fac, bă, frate, bă, ce pot să fac, bă, o sabie. Bă, unde sabia mea, frate, mie îmi dispare sabia, pe bune, eu dau cu sabia și mi-e face bum-bum. Da, dar Arisel, face bum-bum sabia, bă, dar Arisel, ce să-și fac altceva? Ce s-a întâmplat? Ai ajuns la final, wow, cât de tare. Și acum eu practic am rămas cu... Hai, repede. Nu cred, nu pot să cred așa ceva. Deși fix acum și practic rămân fără nimic. Nu o să... Mă, stai puțin. Oricum nu. Aveam un sabie cu sharpness 5, aveam armură full diamond, aveam enchanted golden apple și o grămadă de chestii. Da, și dar să l-ai și s-a oftica. Dar să-l mă, Alice, ce să... Acum intru, unde vorbește mă, Alice? Nu știu. Ok, dar să-l mă, ce să mai și facem acum? Bă, Alice, ce să... Bă, stai puțin așa, bă, mai are rost să ne mai jucăm vreo rundă, sincer, adică, bă, bune. Acum o să mai jucăm o rundă, înțeles că eu... Fiți atenți, mai dăm o rundă și eu dăm speedrun pe asta, da? Facem speedrun, bă, da, cred că s-a blocat harta, mă, frate, că nici acolo n-am putut să ajung la final, că m-a omorât alea fix atunci, s-a... Ia că mă pun și eu, bă, ce? Da, s-a băguit harta, că aia, nu mai putem, trebuie să mergem acasă, că altceva nu mai avem ce face. Fii antenă, bă, Rafale, eu mă dedic lui Alice. Alice, cea mai urâtă. O te vezi, gata, e gata, mama. Ia, merge sau nu merge, dar să le, că văd că ai apăsat pe tatăra și nu mai merge. Ia, deci dacă nu mai merge, acum trebuie să mergem acasă, că n-avem ce face. Ia, ultima oară, hai mă că merge, gata, mă. Alice, la mulți ani, bă, încă o dată, Alice, să sperăm că îți place ziua asta, cum ți-am făcut, de cadourile, totul și ce-am petrecut și astea. Da, mulțumesc. Nu! Da, uite, da, ce cadou a primit Alex, practic, de ziua aia, mă, deci, da, așa a fost și la mine, mă, la ziua mea, sau că am făcut nervi, nu știu dacă ție îți facem nervi, Alex, cu asta, dacă îți faci nervi și așa, dar eu, la ziua mea, nu te cunoșteam pe tine și am fost cu Tarasel și am fost la un parcurs din ăsta și am făcut cam mar, n-am avut nervi, trebuie să recu... Ok, Alice. Și eu practic, eu vreau să fiu prieten cu tine și tu așa faci, Alice, da? Bine. Păi cadou de ziua mea, mă, cadou de ziua mea. A, mi-ai făcut un cadou foarte frumos din partea ta, Alice, ce să spun, adică pe bune, bă. Bă, dar ce faci, mă, ăla? Bă, dar... Dar n-am făcut nimic, eu mă, nu știu ce aveți voi. Doamne, dacă m-ați văzut cât de prost am fost la faza asta numai, că bine că nu m-ați văzut, că dacă mă vedeți cât de prost am fost la faza asta. Ia du-te, Alice, gata și tu, gata. Ai făcut așa ceva, cum ai îndrăznit? Bă, ce se întâmplă? Alice, cred că tu mi-ai pus blesteme, mă, Alice. Tu cred că te joci cu vrăjitoare, cu din alea să faci blesteme. Da, păi eu chiar așa sângem. Ok, să sper. Ia, fii atent, Alice, că acum o să mor și tu. Deci mă mor pe mine, acum te omoară și pe tine. Dar în serio, mamă, ce bine îmi pare, Alice, pe bune, mă, da. Hai, mă, să facem și noi să sângem la final, mă, dată, sângem. Bă, fii atent, să ne batem la final, să ne batem cu pumnii, ce spuneți? Nu! Bine. Hai, dar să ne batem cu pumnii, că și așa tu n-ajungi la final, dar să tu niciodată. Așa, Alice, mergem direct la final, eu mă duc la final, primul care ajunge, practic, da, acolo și ne batem cu pumnii, da, să n-aveți altceva, bine? Da, cu pumnii. Hai că e runda finală în care trebuie să ne batem pe bune, tu că la prima rundă, practic, dar să tu ai fost cam fraier și acum la a treia rundă nu s-a mai întâmplat cam nimic și asta e treaba, știi? Da. Păi da, acum a fost atât. Dar să le la jos, dă-se la jos, dar să le pe bune. Nu. Hai să-și cumpăr. Hai să-și ceva, hai să ne băgăm pe Darcel, dacă e, uite-te de la ea. Nu, Alice, să mă că nu. Da. Fie fraierul ăsta, dă-i-n el, Alice, dă-i, Alice. Sunt o inimă. Alice, nu putem să facem echipă ca să ne batem după noi, că ăsta tu nu vezi că are avantaj. Tu vrei să rămâi cu el să te bate după? Bine, hai pe el. Uite la el cum s-a pus acolo. Doamne, bă, dar să le dă-te mă jos, mă, dar să le gata, lasă Fortnite-ul, că tu te crezi în Fortnite acum cu Trip, dar să le mă, pe bune, nu putem să ne jucăm și noi ca lumea, așa face Alice, da? Așa. Da, cel mai frumos cadou de ziua mea. Da, cel mai frumos cadou. Iau.
Dacă te-ai uitat până la final, scrie în comentarii cuvântul final și lasă un comentariu cu partea ta favorită din clip, iar tu activează clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu ce și când postezi.